Ce școală au unele, frate, Doamne ferește. Hai la școala vieții. Ia, las. Totul dacă... care faci mai vezi dacă vine... faci materiale vezi... cu Giulia. Vezi dacă ai vine. Să faci materiale cu mine. Wow, noi avem. Hai să le faci. Păi atâta poți tu să zici că omul ăsta s-a cerut să facă materiale cu mine. Păi dacă eu știu mai bine, stai tu în banca ta. Iar o dai nasoale. Roberta, lasă-mă. Crezi că dacă tu stai la masă cu Giulia, eu ce vrei? Ce vrei să stai pe canapea cu mine? Mă, ce ai cu mine? Ești pe bune? Dacă te aliezi... Deci mă enervează. Nu sunt nici proastă, nici cum mă vezi tu, nici inferioară ție niciodată în viața asta. Ce se apropie așa? Și să-mi spui tu mie că eu sunt bună doar de materiale, stai cu mine că nu-ți dau ce vrei. Că eu știu ce-ți dorești tu de la emisiunea asta. Eu știu ce-ți dorești, cum știe toată lumea. Și tu știi că râzi. Și tu ce-ți dorești? Eu ce-mi doresc, zi tu mie ce-mi doresc. Ce-ți dorești? Ascult. Îmi bat capul. Păi, n-ai cuvinte, iubita mea. Să faci pași. Să faci pași la tine acasă, tu, nu eu. Te rog frumos să... Nu eu. De ce? Păi, dar ce fac? Bună ziua! Te rog frumos, nu că ești mare, nu văd de tine. Hello, hello. Neața, vreau să știu unde e Gagea. Alexandra simte rău în urma zilei de ieri și a plecat la ceva investigații medicale. Asta mi-a spus și înainte de sfârșitul episodului. Mi-a spus că nu se simte ok. S-a agravat starea în foarte rău, l-am văzut în vestiar, a stat întins, nu vorbea cu nimeni. N-am mâncat nimic. Era rău de tot. Mașina dispare. Era foarte rău. Alexandra nu a mâncat de vreo 3-4 zile mai nimic, așa o dată pe zi și atunci cât a ciugulit. Iar acum nu știu, cred că a cedat un pic psihic. Mi-a spus ieri dimineață că nu se simte ok. Păi, nu cred că are motive să simtă prea ok. Vorbesc din punct de vedere medical. Ce ai spus, Rebecca? Că nu cred că are motive să simte prea ok. Un om când e stresat, se întâmplă și reacții de genul, nu? Ieri, după ce a venit de la Alexandra, după ce se... Era bine. Cupaseră, da, era... Păi da. Păi asta zic, dacă era rău fizic, era... Dar constant. După când vezi că la 5 minute femeia care te-ai sărutat plânge după alt bărbat, cum ar trebui nu să nu am plâns după alt bărbat, nu interpreta. Era doar iubirea, un subiect, atât. Da. Alexandra, el când a venit de la tine, era oarecum încântat de ceea ce se petrece și că lucrurile merg într-o direcție pozitivă, ca să zic așa. Dar după ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat și am primit acea conexiune, i s-a schimbat starea instant. Și cred că are și motiv să se simtă prost și oarecum îi justificăm starea lui în prezent. Eu și-mi pare rău. Eu consider că ar trebui să așteptăm să vină și el, poate va veni astăzi mai târziu, dacă nu, să vină mâine. Eu nu vreau să-mi dau cu părerea, dacă ar fi să-mi dau vreo părere sau să fac ceva, vreau să o fac în prezența lui, nu vreau să fac în absența lui absolut nimic. Chiar îmi pare rău, empatizez foarte mult cu el. Din păcate, 100% stresul i-a amplificat starea de rău, pentru că situația nu este foarte, foarte rău și eu cumva puteam să mă gândesc că aici se va ajunge. Alexandra, cred că... Tu ești singura care poți să... Cred că tu ai rezolvarea. La toată lumea. Ce cu mâna lui Sebastian? Toate. Eu. Alexandra are dreptate, Patrick. Cred că doar tu ai putea să rezolvi această problemă. Dar eu cred că pentru el a fost un impact destul de mare. Să, în primul rând, să vadă toată această conexiune pe care noi am primit-o și voi nu știați de ea. Și în al doilea rând a fost și ceea ce a spus Julie, ce s-a întâmplat aseară la voi în cameră. Deoarece a fost o... ceva... Adică la câteva ore tu aveai...
pe altcineva în gând. Adică nu știu dacă era rostul să-l ai pe Patrick în gând atâta timp cât ai te exteriorizat atât de mult în privința lui Gagea. Eu melodia aia am auzit-o în urmă cu o săptămână când o tot punea pentru prima oară. Și la aia mă gândeam atunci. Te-ai gândit direct la Patrick? Da. Fata, fata nu face nimic. Ea, pur și simplu, ea recunoaște treaba asta. Da. Poate sunt e de apreciat, care... e de apreciat faptul că recunoaște, într-adevăr. Păi dar... recunoști că-ți place de un alt băiat și te pupi cu... Aici, nu, dar, Iulia, puțin, că mai aici vine ei. Iulia, îți dau dreptate în ceea ce spui tu. Patrick, e de apreciat faptul că se exteriorizează și spune ce are în suflet și vine în suflet, nu știu ce are, dar ceea ce are în minte măcar. Dar nu cred că procedează corect în momentul de față. Ținând așa nu e greșit situația... că se gândește la Patrick sau că îl place pe Patrick. E greșit că îl ținești pe omul ăla târnat și îi dă, oarecum, speranțe. Și speranța la împăcare. Adică printr-un sărut te gândești, bă, poate suntem ok. Și i s-a luat de Patrick. Nu te gândești că se sărută cu mine, dar cu toate astea se gândește încă la Patrick. Sau nu te gândești că ar ieși după mine. Ca să vă mai zic eu ceva, el înainte, după gală, a spus că nu are de gând să se împace cu ea încă. Are nevoie de mai multe explicații și câteva zile ca să treacă, să conștientizeze ceea ce s-a întâmplat. Dar uite că, datorită sentimentelor, a grăbit un pic pasul, după cum am văzut eu. Exact. Și până la urmă a mai venit un șoc peste el și cred că acest șoc l-a dărâmat. Păi da, și după sărut, ei s-au pus la masă cu nu știu cine mai era pe aici și Gagea a spus că vrea să fie bine, să lase trecutul, să nu-și mai aducă chestii care s-au întâmplat. Și să vadă pe viitor cum se simte. Erau chiar foarte fericiți. I-a stat în brațele lui, chestii de genul. Așa eram. Păi, voi v-am gândit că poate femeii chiar îi place adrenalina asta așa. Păi da, că la 5 minute a venit Patrick și... Voi chiar credeți că pentru Alexandra Gagea nu contează deloc? Nu, cred că poate... Nu, cred că Gagea de fapt este opțiunea sigură. Tu în continuare nu ești o opțiune sigură pentru ea, Patrick. Dar poate amândoi sunt... Păi nu, dar bun, ea nu știe ce e în sufletul ei și și ea e confuză, da? Dar în locul, să zicem, dar în locul lui Gagea oare se pune? Cum se simte omul ăla văzând toate chestiile astea? Asta da, aici este puțin. Adică te gândești la tine, dar te mai gândești la persoana dragă, că uite unde se ajunge. Dacă ți-e dragă, la spital. Dar eu mă gândesc cât de acord o să fie familia lui cu tine după ce o să vadă toate chestiile astea. Da, asta nu, să zicem că e problema lor. Dacă e să o înțelegem și pe Alexandru, putem înțelege. Nu este într-o postură chiar foarte bună acum. Postura ea aleasă cu ea. De ea. Ea cu ea, pentru că ea îl vede pe Patrick ceva foarte așa, ca să zic. Și nu ar vrea nici să-l piardă pe Patrick, cu toate că sentimentele ei pentru Gagea există acolo. Da, mă, dar ar fi o opțiune mai bună, Patrick, ar face-o să se mai bine, probabil. Da, dar asta trezește partea senzuală. Cum putem noi să începem? Să zicem că prin absurd, da. Mergem în vreo direcție. Cum putem noi să fim fericiți în condițiile în care știm amândoi că cineva suferă? Suferă. Nici eu n-aș fi fericit și nu mi-ar plăcea să fac treaba asta. Păi, într-adevăr, cred că nici ea. Nu știu. Păi da, Patrick, dar el suferă acum pentru că ea încă îl ține acolo să-i spună, măi omule, uite, am ajuns să simt pentru altă persoană altceva și gata. Bun, dar vreți să vă mai zic ceva? El mai suferă o săptămână, două, trei, cinci și trece. Faza asta s-a întâmplat alaltăieri seară, da? Ea nu era încă cu Gagea împăcată. Ea abia ieri s-a împăcat cu ea. Și tot ieri, la 5 minute, după ce s-a împăcat cu Gagea, a plâns pentru că i-a părut rău că te pierde pe tine. Nu am plâns pentru că mi-a părut rău. Dar pentru ce? Am plâns mai Patrick. Mai Patrick, ești cu noi pe fir? Pe unde ești? Dar cum să plângă că mă pierde dacă pe mine? Nu lăsați să spună că de ce a plâns. Băi, a spus ieri. Știm cu toții. Tu ești de acord cu ce face ea? A plâns că nu i s-a mai întâmplat niciodată. Și normal că gândind rațional ar fi corect să ia o decizie, dar ea nu știe ce decizie să ia. Am luat deja decizia. Și omul a plânge și nu mănâncă de două. Am luat deja decizia. Am luat deja decizia din gală. S-a văzut. Alexandra. Păi da, s-a văzut. Mai poți să simți parte, Alexandra. Da, poți. Scuze, Alexandra. Ia spune una și gândește alta. Dacă tu ai luat decizia din gală și după gală seara te-ai gândit, nu e ok. Dacă tu te-ai gândit la piesa respectivă la noi și a doua zi ai văzut că Gagea este mai curajos și a venit și te-a sărutat, poate să te scoată din gândurile cu mine. Exact așa s-a întâmplat. Păi da, dar tu acum ai spus că tu după gală, tu din gală ai luat decizia.
Să rămân cu el. Da, bravo. Da, Alexandra, dar melodia, melodia, de ce? De ce dacă ai luat decizia să rămâi cu el? De ce te-ai gândit la Patrick, la o melodie dacă pentru tu? Pentru că mi-a aducea aminte de ce s-a întâmplat săptămânile trecute și mă aducea cu gândul la melodia. Am aia. Și dacă tu vrei să rămâi cu cineva și te duci cu gândul la alt bărbat, nu este. Stai puțin. În afară de Patrick, mai e cineva care o înțelege pe Alexandra? Mâine sus. Patrick, nu înțeleg. Nici bravo, Robert, mulțumesc. Nu înțeleg 100%, eu asta îi încerc să-i spun de fiecare dată când vorbesc. Nu mai vrei signa, ce că face greșit puțin. Unde ți-a de lider? Ah. Că face puțin greșit, că nu-și ascultă inima, nu știu, uite cum au spus băieții. Cred că tu, când ai ales pe Gagea, ai ales cu mintea, nu cu inima. Nici măcar nu e vorba de asta, poate să aleagă și cu creierul dacă vrea ea. Important e să fie corectă cu amândoi. Creierul vrea, dar mintea nu. A spus ieri pe conexiune un aspect foarte important. De unde putem deduce tot? Îi pare rău că nu a continuat cu Patrick să-l cunoască mai bine. I-a spus doamnei Andreea. Îți amintești, Alexandra, sau nu mai știi? Da, amintesc cum am formulat. Gagea când a auzit, i-a scăzut tensiunea, alea. S-a îngălbenit la față. Dar voi puteți considera că ea este o femeie care nu este foarte experimentată în relații. Asta era. Nu. Asta era este problema. Extrem de experimentată, pentru că contextul nu o lasă să bravo, facă. Bravo, Robi, bravo, exact. Și dai să încheiem o secundă subiectul ăsta. Patrick, am o întrebare pentru tine, că ne-a dat puțin cu virgulă, minus și chestii. Am auzit de la Denisa. Da. M-a auzit de oriunde. Ne-a spus că zilele trecute sau nu știm exact când tu ai fi spus că nu, ai fost întrebat că ce are Alexandra în plus față de celelalte fete care au intrat oarecum pentru tine sau care au prezentat un interes față de tine. Așa. Iar tu ai fi spus că Alexandra este senzuală. Iar ea a spus că da, așa este. Adică restul fetelor sunt undeva pe aici. Senzualitatea ta poate nu este pe gustul meu, precum este senzualitatea. Stai, nu vorbi de-a mea, că pe mine nu mă interesează, exclude-o pe mine din exemplu, schemă. Ți-am restul dat fetelor. Cu tine. Nu, eu nici măcar n-am putut să mă uit la senzualitatea Deniței sau Robertei, pentru că nu m-au mișcat, dar pe mine Alexandra este în tiparul meu și atunci eu observ calitatea asta. Acum, îți mai pun încă o întrebare, după care eu închid subiectul ăsta și nu o să-l mai deschid niciodată. Patrick, uită-te la mine. Tu ai impresia că te crede cineva? Că deja mi se pare prea mult. Pe mine mă interesează să mă creadă ea. Perfect. Simplu. Bine. Nu știu ce declarații babane am făcut. Dar am vorbit noi treaba asta, mă. Nu știu uite, ce uite, declarații grandioase am făcut încât să nu fiu credibil. Eu n-am spus că sunt îndrăgostit de ea. Ca știu eu de ce. Eu am vorbit treburile astea cu Patrick și azi îi plac gesturile, îi place... Știi tu de fapt. Nu știu, îi plac mai multe chestii. Este în tiparul meu, atât am spus. Și Patrick, da, și Patrick a ascultat o melodie și se gânde la aia. Uite, uite, leoaica. Deci, rău, ador, ador. E cu tine, gen. Scuze. Ai implicat-o pe ea. Scuze, scuze. Am prins-o. Lăsați-mă un pic să zic eu ceva. Iubita mea, bună dimineața, ce faci? Bună dimineața, iubitule. Ce frumos ești. Mulțumesc, iubita, și tu ești o frumoasă. Ieri am vrut să spun o întrebare și eram curios de răspunsul pe care urma să-l dai. În momentul în care Alexandra ți-a spus la cine se gândește în timp ce asculta acea melodie, tu ce ai spus? Sau ți-a lăsat mască? Of, iubitule! Frate, deci, mult mai deșteaptă decât crezi tu. Ceea ce ai zis acum... Crezi că nu doare. Bă, tu nu înțelegi că femeia asta e foarte deșteaptă. E colega ta de cameră, totuși. Ascultă-mă, te spun. Bă, e foarte inteligentă, frate. Crede-mă, se vede după cum vorbește, după ce răspunsuri, dar nu dă niciun răspuns, nu e grăbit. Tot timpul, tot ce trebuie. Analizește-le treburile astea. Nu, eu o înțeleg și pe ea că e foarte confuză. Asta nu justifică acțiunile ei și modul ei, cum se comportă. Păi pentru că a zis că a luat o decizie, dar se pare că decizia pe care o ia... De valabile. Da. Eu mi-ai foldat. Ia-ți acum stă pe gândul Alexandra. Alexandra, cred că ar trebui să faci puțină lumină. Că vedine pe lângă? Și ce se lungește... Ce tră... Te rog, nu răspund de acolo. Este cel mai bine să-mi face lumină în momentul în care gradul din vanțoasă pe gândul. Julie, de ce spune Adinea orică nu mai poți să-i ții partea? Uite. Păi pentru că a zis că a luat o decizie, dar se pare că decizia pe care o ia
nu știu... Cât de valabilă e. Da. Chiar și acum stă pe gânduri Alexandra. Acum... Alexandra, cred că ar trebui să faci un puțin de lumină, că situația se înrăutățește și ce se lungește nu... Nu se face nimic bun de acolo. Eu cred că cel mai bine putem face lumină în momentul în care Gagea se va întoarce, pentru că acum nu cred că este... Nu să fac lumină așa ca cu capul. Decorul! Scuze. Mai Antonie de. Dar ce a avut, tensiune sau ce a avut? Că eu n-am înțeles. Nu, s-a simțit da. Rău, am zis eu cu tensiune, era o glumă, s-a simțit foarte. Dar eu cred că aici te zibi să ia brand. Aici nu este vorba despre Patrick. Nu, e vorba să dăm la o parte puțin pe Patrick și să ne gândim la ei doi. Eu cred că ea mai întâi trebuie să înțeleagă ce dacă își dorește un om ca Gagea, că timp să îl cunoască și să-și dea seama dacă își dorește un om ca Gagea lângă ea pentru toată viața sau să zic să-și continue relația, a avut timp la dispoziție. Julie, dar eu cred că dacă nu a ajuns la concluzia acum că se poate, este un motiv dacă îndoiește. Bun, asta i-am spus și noi toate fetele până în gală, că să lase puțin deoparte pe Patrick și să se gândească dacă îl mai vrea sau nu pe Gagea. În gală a luat o decizie, ba chiar a spus că ar pleca după Gagea. Ce? După s-a sărutat cu ei, după s-a gândit la Patrick noaptea pe melodie, după s-a sărutat cu Gagea și pe iar a plâns pentru Patrick. Păi, eu un lucru nu l-am observat. De sufletul ei, ea încă nu-i ligată de sufletul Gagea. Sufletul Gagea... Păi și atunci să-l lasi în pace pe Patrick, dacă păi, e da, ligată sufletește de da, Gagea. Da, dar ea a încercat de atâtea ori și fără rezultat. Era. Adică, păi Gagea e de vină acum. Păi nu, nu-i Gagea de vină, nu-i niciunul de vină. E vorba că nu rezonează unul cu celălalt, dar niciunul, nici altul nu acceptă că ei nu rezonează. Da. Adică mai mult, Alexandra, vedere că ea e. Eu singurul lucru pe care nu l-am observat când am fost în casa voastră a fost momentul în care Alexandra cu Gagea s-au sărutat. Eu nu am văzut treaba asta. În ochii tăi! Mă jucam cu voi, cu șervețelele și cu astea și n-am văzut. Cum, mă? Că după a venit Gagea și ea era fix în... Vrei să-ți zic direct? Mă jur că n-am văzut. Mă, eu am văzut că s-au luat în brațe pentru mine. Tu l-auzi? Sărutul a fost auzit aici în mai, mai Patrick. Mă nimis pe față. I-a spus Gagea, i-a spus Gagea. Mie fetele mi-au zis că ai văzut în numele partidului, mă jur. Nu, nu, că te dăm afară. Deci tu erai, tu erai aici. Deci tu erai aici. Femeia mea era aici. Și Gagea era aici și da, dar era spatele la mine și eu mă uitam în lateral și mă ștergeam de șervețele precum plângeam, ca și cum plâng. Măi, Patrick, au stat... Parcă n-am văzut sau n-am observat. Păi tu de ce crezi că nu am făcut aia cu plânsul, gluma? Eu am crezut că doar se pupă așa pe obraz și că se ține în brațe, de aia am crezut că e gluma. Nu că s-au sărutat, eu dacă vedeam că se sărută, poate plângeam real. Dacă vedeam... Nu, dar chiar nu am văzut, eu am aflat chiar de la Gagea, aici. No. Nu. Ok. Nu. Julia, tu nu-l crezi pe Patrick? Nu. Deci crezi că am văzut și mint? Da. De ce aș minți? Nu înțelegem. Care-i scopul? Păi aia zic, încercăm să vedem care-i scopul. Ok, mint. Care-i scopul? Nu știu. Patrick, am impresia că ție-ți place jocul ăsta. Da. Și că stai în el doar de dragul jocului, nu de... Adrenalin. Dragul ei. Stai puțin că dacă era să fac doar de dragul jocului, uite, acum probabil aș fi încercat să vorbesc cu Alexandra. Evit să fac treaba asta în absența lui Gagea pentru că empatizez... Păi, lasă-te după aia, cum pici? Cum pici dacă nu e Gagea aici și vorbești de el? Cum pic? Păi cum pic că am dansat cu ea pe masă și Gagea se uită? Pic oricum! Păi nu pici! Păi cum nu pic? Păi ea a venit cu... Păi dacă chiar eram cel mai domn... Ea a venit la tine, tu ai dansat frumos, finuț, nu știu... Da, dar au fost și de la mine... Propulsat! Dacă era de picate... Păi da, da, când ea... Și jucam biliard cu Robi. Păi stai un pic, că n-ai cum să pici atâta timp cât ea îți dă voie. Înțelegi? Crezi că nu pic? Să vedem. Păi nu. Să vedem. Sebastian, păi, fetelor, dar de ce nu aveți, mă, frate, încredere în Patrick deloc? Eu nu vă... Ei, lasă-ne, Robi, și tu. Avem aceeași încredere pe care o avem în tine, da. Păi vorbesc serios, băi, ești nebun. Sebastian, de ce râzi de la începutul conexiunii? Cu Roberta râzi. Ce? Cu Roberta râzi. Nu, de ce? Cum nu, că râde și ea? Păi râde de el. De el, nu cu el? Râde de el, că râde cu voi. Da? Nu. Te pute la în cadru bine așa. Nu știu de ce râd, ce? Vrei să plecăm, să întind? Trebuie să am vreun motiv anume ca să râd, Julia. Te deranjăm, Sebastian, iartă-ne. Tu știi că eu îmi dau stările singur. A, de acum ești... Își păcălește creierul. Da. A, ok.
Am crezut că ați rezolvat ceva peste noapte. Dar ești curioasă sau te interesează de ce râd? Nici nu mă interesează, nici nu sunt curioasă, doar întreb ca să întreb. Ea nu e, mă, ea nu e interesată, e fata cu întrebările ei. Starea bună, ne dă stare bună. Să mai vii, să mai vii să mai mâncăm ceva, să mai... Nu mai vii, Robi, că mie că te îndrăgostești. Aveți și noi o prezență feminină la masă, că intră altfel mâncarea, se așează altfel. Ai auzit? A. Nu vin, că mie că te îndrăgostești. Ai cu minte acolo unde ești. Păi, aia zic. Ai grijă, Robi. Stefania, ce părere ai? Ornan, de cine să mă îndrăgostesc? Nu mai am nicio părere. Dar ce, Patrick, te interesează sau ești băiatul cu întrebările? Ești băiatul cu... apa. Apa. Ce, Julia, crezi că n-am de cine să mă îndrăgostesc? Zici. Nu am nicio părere. De ce n-ai tine? Nicio părere? A, știu. Că nu. Normal că ai de ce. Păi. Ai făcut-o de ea? Să fii Bogdan, Denisa, ce-ați vorbit ieri în grădină, păi da, da, Bogdan voia să se ceară la tine și... Stai că vorbeam un Patrick și Ștefania. Am avut o pauză de vreo 20 de secunde, am avut 3 guri de suc până a zis. Din ala cu sare, cum îți place să... De glumeț. Hai, vorbește cu Ștefania. Da, a venit să-l salveze. Antoni vine să vă salveze. Da. Din grădină. Eram în pericol? Păi, așa se pare. Eu am venit să mă iau de gagea. Bă, dar chiar că ce se întâmplă între Denisa și Antoni? Eu asta m-a întrebat. Ce aveți, mă? O, se soară, Bogdan. Păi, n-aud. Ce se întâmplă între voi? Nimic. Vorbi, ca nu vorbi. Păi stă așa cu capul la tine pe picioare, îi faci masaje, îl scarpin pe mână. Unde, domne, că nu mi-a făcut masaj până în momentul de față, dar nu e timpul pierdut. Păi, Robi, dacă eu ți-am făcut masaj, ce înseamnă? Că se întâmplă ceva între noi, că eu nu știu. Păi... Da. Putut, cred că se întâmplă ceva. N-auzi, Denisa de la sucul ăla cu sare de l-am dat, eu face, mă simt ca rău de la suc, vreau să mă duc la Denisa să mă ajute. Mai bine nu întreb. Și fix atunci a coborât ea pe scări. Da. Deci n-am terminat bine propoziția. Nu te aud, da, Antoni, trebuie să vorbești puțin mai tare, n-am înțeles nimic. Bine, ne auzim. Eu țip, tu abia vorbești, trebuie să vorbești mai tare. Vorbesc tare, aici chiar vorbesc tare, eu cred că mă aud de toată lumea. Mi-e spart timpanul, ești nebun. Deci, să merg eu la un control, cred că e oricum. Denisa, Bogdan, nu mai evitați, frate, subiectul. Ce aveți, mă, ați nebunit la cap? Dar nu evităm subiectul, Robi, doar că nu am un răspuns acum. Am vorbit cu Bogdan, am discutat așa și a zis că vorbim prietenește. Uite, momentan. Mai încolo ce va fi, nu putem să știm. Aia că am venit la voi. Uite, repet, ce părere ai de faptul că atunci când i-a dat un pahar de suc cu sare lui Bogdan, a zis că remediu ai fi tu? Poftim? O se poate. Nu, deci a dat un pahar cu suc și sare sau ce i-a dat, a zis că remediu ai fi tu. Aaa, Dulce, nu știam chestia asta, nu, chiar nu știam. Da, Bogdan, așa e? Ai gata cu dulcegăriile, că nu e bine. Dă-mi a mai zis o chestie la biliard, a zis că nu ești genul lui. Nu. După a zis lui, că... Lui așa îi place. Denisa, să nu înțelegi greșit. Lui așa îi place una caldă, una rece. Da, Denisa, stai puțin, că nici Rebecca n-a fost genul lui și s-a îndrăgostit de ea până la urmă. Au. Da, chiar așa? Pe da, da. Momentan ne înțelegem. Da, ce s-a îndrăgostit, frate? Da, ce? Pe la hotel. Nu, stai puțin, că a zis Rebecca, chiar sunt curios, a zis că, păi, da, da, ce? Ziceam și eu, da, da. E diferită situația. Pe ea. Mă lași în pace, ce vrei. Păi nu ne răspunde că suntem aici. Mă vezi că stau liniștită și nu mă cer și tu așa, așa, lasă-mă. Hai că-i întapă la cealaltă. Păi da, da, cine sunt eu, cum ar veni? Liderul. Ah. Nu, tu. A, eu? Că ai dat-o, că păi eu nu sunt așa de senzuală cum e canapea de dreapta și nu cred că a avut motiv Bogdan. Chiar nu. Chiar voiam să vă spunem. Momentan înțelegem bine. Nici Ștefania nu e. Nu. Ziceam ceva. Am zis că momentan ne înțelegem bine. La femeia lui Cosmin să vezi senzualitatea. Tu cu cine, Denisa? Cu Bogdan, momentan ne înțelegem bine. Vă înțelegeți vorbim, bine? Mi-a și zis ieri ceva de genul că sunt primul ajutor. N-am înțeles, n-am înțeles. Ești... Dacă vrei să-i fii trusă medicală, asta și că i-ar fi zis Lenuței că să mă aducă în casă la voi, la băieți, gen. Da, sau la el, n-am înțeles. În același timp când a intrat în casă, mă cerusem la Lenuța să te aduc aici. Și mă ceruserăm și eu, știi? Și după m-a văzut. Roberta, da. În cameră. Cu Denisa. Pune-ne și nouă secretul ei, te rog frumos, 100% îl știi. Lasă secretul ei? Da, îl știi 100%. O montează bine acum și pe Denisa, stați liniștit. Cum? Ce? Da. O montezi. Sunt convins că voi vă vorbiți între era voi. Virginia. A, eram eu, Sebastian, ce faci acum? Ia trăgea sforile. Nu aud, nu înțeleg ce ziceți. Nici eu. Bă, dar nu se aude, bă, nimic. Se aude, mă, dar nu știți voi să vorbiți. Dar vorbiți timp și nu se înțelege. Au și pe Giulia, se aude, dar nu știți voi să vorbiți cu Giulia asta. What? Acum te auzi, de exemplu. Cum se face că acum place auzi? Denisei? Aud doar ce vor ele. Dacă zic că-ți vine oribil că mașa aia mă auzi?
Cum să vină oribil că mă așa? Uite, nu mă explic complimentul. Dacă ți-aș fi făcut un compliment, n-ai fi auzit. Bag mâna foc. Eu tot n-am auzit, da? Zic că e frumoasă, că dacă nu mă supăr. Denisa, cred că la tine e problema. Da, cred că da. Ia, zic că e frumoasă, că altfel mă supăr. E, bă, aș rău. Zice... E urâtă rău. Nu mă interesează părerea ta, Antoni. Urâtă rău, crede-mă ce zic. A zice, dar nu pot, azi sunt un pic rău. Acum, în momentul ăsta, răbușit brusc. Bine, întrebi aici, în stânga, poate. Nu mă mai interesează. Dar chiar nu e faină. Dar nu mă interesează. Mă interesează mult de secretul Denisei. De ce secret? Păi, ți-a zis ea ție ceva, nu e imposibil. Păi deci și dacă ar avea un secret și l-aș știe, îți dai seama că nu ți-a spune ție, nu? De seama că deja dacă îl știe Roberta, nu mai e secret. Care-i secretul. Nu trebuie, da. Pe cine? Pe Roberta. E vorba de fratele tău. Auzi, Roberta, care e secretul? Ție chiar că nu se mai spune. Ba, zice, uite că îi zice. Hai, spune. Te-ai uitat la Bogdan o secundă, deci face legătura că este vorba de Bogdan. Da. Nu este niciun secret. Da, vorbește non-stop de Bogdan la hotel. Auzi și noi pipereți. Da, adevărat, se aude până sus la mine la Bogdan. Ai început tu să înregistrezi, Rebecca? Nu, încă nu. Mama, a început să-mi ia palpitațiile după vorba. Olo. Denisa, deci ai vreun interes major pentru Bogdan? Pentru tine ai zis? Pa. Pentru Bogdan. A. Bă, de fiecare dată când o întrebați ceva pe Denisa de Bogdan, lui Roberta vine să râdă, sunteți nebuni? Înseamnă că nu-i place Bogdan, Roberta. Da, mă, că poate râde de altceva. Da. Poate râde din alte motive. Denisa! Da, gândeam la ceva. Bine, te rog frumos, ai vreun interes față de Bogdan? Nu, că n-auzit. N-aud. Hai că pe mine m-auzi. Nu pot să mă pronunț momentan, Patrick. Mi se pare un băiat interesant. Este și de ce râde Roberta când este întrebată? Denisa, răspunde tu atunci. Ce? De ce râde Roberta în timp ce tu ești întrebată? Nu știu, râde. Mi-e bine să râdă. Dar ce faceți aici? Ore cu profesor? Unde vă credeți aici? Da, scuze, domn profesor. Bă, dar nu vorbesc de asta. Dar puneți o întrebare, fete, Denisa, când e întrebată ceva, Roberta râde. Adică te regăsești? Hai, Roberta! Ba da! Puțin doar. Nu mai zi. Nu e ceva de rău. Dar ce? Eram aseară cu ea și cu Giuli la masă și am zis eu cu Giuli că s-ar potrivi cu Bogdan. Și era așa. Păi da. Și nu eram aseară cu Bogdan la masă și am spus că s-ar potrivi cu Denisa și era așa. Dar că nu e genul lui. Da, cred. La biliard a spus că nu sunt genul lui. Pentru că nu simte că faci pași tu către el. Da, păi și să facă ea. O, dar cum ar să mă combinați voi? Ia vină și dansează gazolina. Nu, Bogdan, nu băiat care așteaptă pași. Aia stați așa puțin, cum adică... Exact. Bogdan e unul care face el pași. Nu, frate, dar stați așa puțin aici, că teoria asta mie îmi dă cu minus aici, dar totuși suntem în casa iubirii, nu? Dacă simți ceva cu adevărat pentru cineva, faceți pași, fraților, nu? Nu adică ca femeie tu te înjosești dacă faci pas spre mine sau dacă... Nu, nu am spus de femeie. Nu am spus chestia asta. Chiar n-am zis chestia asta și eu chiar adică încerc să fac totuși, na, adică vorbim momentan. Nu pot nici să mă pronunț prea mult pentru că nu cunoaște. Că... Hai, Denisa, te aștept astăzi. Denisa, bine, o să mă cer inima ta despre Bogdan, că nu eu dau pe gheață nici cum. Să nu aveți pretenții prea mari de la Denisa, că Denisa mai venit aici și a făcut pași și nu a rezolvat nimic. Acum mai faci o dată pași și iar... Denisa, dar tu simți că din partea lui Bogdan nu este un interes și de aceea nu prea multe întrebări și nu știu la care să răspund mai întâi și nu am putut să răspund. Deci, Sebastian a spus că dacă vrei să discuți cu el, să vii în casa noastră, că îți dă toate sfaturile în privința lui Bogdan și îl dă pe gheață cu tot ce știe. Okay. Robert a spus că... Îți spun eu acum, să nu aveți pretenții prea mari de la Denisa, deoarece Denisa, odată ce a intrat aici în casa iubirii, s-a pronunțat foarte tare în privința unui băiat, a făcut și pași și n-a rezolvat nimic. Acum nu cred că ar mai fi dispus să facă niște pași atât de mari pentru a doua oară aici. Păi, dar a zis și Bogdan, adică nici el n-ar mai vrea să mai facă pași atât de mari. Și de asta spun, momentan ne înțelegem bine, noi încă nu ne cunoaștem bine, vorbim, dar ne înțelegem foarte bine, nu știm. Dar vorbiți într-un sens amoros care să ducă într-o direcție amoroasă sau vorbiți prietenește cum neapărat. Vorbesc eu cu Antoni? Nu neapărat. Ați terminat, pot să vorbesc și eu? Da, Bogdan, iartă-ne. Ce pași am făcut spre tine, Denisa, până în momentul de față? Pași am făcut spre tine până în momentul de față? Dar te-ai cerut pe aici, când am fost în grădină, ai venit, te-ai pus cu perna pe picioarele mele și cu capul pe pernă totodată și am spus chestia asta, că gen doar ne cunoaștem, adică vorbim... Și cu noi pe la hotel. Bun, și ne până... Bravo, nu știm. Frate.
Eu și în tot acest timp eu ți-am spus că simt să fac ceva mai mult sau simt o chimie între noi? Păi și eu ce-am spus până acum, Bogdan? Păi nu, tu dai de înțeles ca și cum aștept pași din partea mea, dar nu aștept pași din partea ta. Nu aștept pași din partea ta. Am spus că ne înțelegem bine, prietenește. Nu o lua așa. E cam de deranjat, Bogdan, mi se pare mie. Că ți-am spus că nu am un interes în momentul de față și nu... Ia ceartă, Bogdan. Bogdan, ești un bădăran. Ia ceartă, cum își permite să fie interesată de tine? Doar fetele mi-au spus că ne-ar gen că ne-ar sta bine împreună, dar chestia asta mi s-a spus și în online, la comentarii, la pozele mele, mi s-a spus ce bine ți-ar sta cu Bogdan. Dar nu pot să zic, a, fugi, du-te de aici, a, nu vreau să aud sau mai nu, știi care e faza? Mi se pare că o dai ca și cum eu dacă vorbesc cu tine și mă cer la tine sau te cer tu în partea asta și stăm de vorbă, ca și cum ar fi ceva mai mult între noi doi. Dar eu am zis asta. Bogdan, cred că a zis că sunteți chiar însurat. Bogdan, nu a spus asta. A spus că nu înțeles ce spune ea. A spus că totuși au existat ceva interacțiuni între voi, atâta timp cât ați stat și ați discutat voi doi în privat. Am văzut prietenești, atât, am spus exact, asta de la început. Păi nu bun, știm prietenești. Pe parcurs, nu știi niciodată să nu spui niciodată, păi... eu merg pe premiza asta. Bă, Bogdan, ne-a dat o cerți pe Denis, aș vrea să rămână prietenești. Bogdan, tu o cerți că poate credea că... Nu o cer, dar... Nu-ți permiți Denisa să fie interesată de el. Sincer, Denisa, să-ți fie rușine. Da, să-mi fie rușine, adică dacă nu e vorba că ea e interesată de mine. Ai făcut și Roberta, mai ai nevoie de el. Foarte urât acum, Bogdan, pentru ai nevoie de el. Ce am vorbit urât? Hai mă că vorbești. Da, lasă. Da, sărmă, Robert, când vrea să vorbească, să te punem toți. Ce a zis? Denisa, trebuia să faci tu cerere dacă vrei să fii interesată de el. Mă lași? Da. Am zis să-l las și în pace. Deci Denisa a spus doar că tu cumva ești pe genul ei, ea te place cumva, dar nu a spus-o public, a spus-o cu fetele că i-ar face plăcere, nu? N-a spus asta. N-am spus chestia asta. Dar de ce îi puneți cuvinte pe care nu le-a spus? Nu. Așa am înțeles noi din ce a zis Roberta. Nu, păi dacă nici n-ați ascultat, a zis. Nu, nu m-a spus. Mai repet o dată, poate de data asta nu te întrerupe nimeni. Am spus de la început că vorbim prietenește și că la hotel mi s-a spus, într-adevăr au spus fetele că mi-ar sta bine cu el și am zâmbit. Ce aș putea să exact, fac? Exact, ce înseamnă ce asta? Rău. Înseamnă? Fizic este că înseamnă zâmbetul ăsta? Înseamnă fizic... că prietenește? Bă... Ascultă-mă puțin, fizic este un băiat frumos, dar eu am spus de la început că vorbim prietenește și că ne înțelegem bine. Perfect. Și merg pe treaba asta, gen, nu, niciodată okay. Nu spui niciodată. Okay. Dar el îmi pune vorbe în gură. Denisa, noi am avut o cameră roșie și cred că am lămurit destul de bine acolo, că nu pot ieși din anumite... Vorbiți pe rând, vorbiți pe rând! Mai permite să-ți stea cu capul în poală dacă... Da, mă spune, mi se pare că o dai foarte aiurea, pe bune, mi se pare foarte aiurea. Așa, deci calmează-te puțin. Deci noi am avut o cameră roșie în care ți-am explicat destul de clar din ce aspecte nu ne-am potrivit și nu ai fi genul meu. Și ți-a spus și tu mi-ai zis același lucru, din ce aspecte nu aș putea eu fi genul tău. Tocmai. Și atunci de ce mă cerți pe mine? Păi nu că te cer, dar mi se pare acum că mă forțați să fac ceva ce nu vreau să fac. Sau... Cine te-a pus? Cine te-a forțat? Cine a spus? Nu mai auzi ce am spus pe conexiune? Că eu aud foarte bine, Denisa. Cred că tu nu mai auzi. Nu, cred că tu nu mai auzi. Am spus prietenește. Și asta vreau să zic, că vorbim păi prietenește, amical, dar păi nu și tu ai certat-o. Mă cerți ca și cum eu aș fi zis Bogdan este interesat de mine și eu nu-l vreau sau habar n-am. Nu, Roberta, ai dat-o ca și cum așa ar fi. Ce să faci vis-a-vis? Exact, gata, tu nici prietenie. Și ca idee când un bărbat zice, a, păi... Vreau și să zic ceva. A dat-o aiurea rău de tot. Las puțin. Dacă vorbiți toate pe... Da. Am spus prietenește. Punct. Nu o da, o dai foarte aiurea, ca și cum, vezi, Doamne, vin eu, fac eu sau că tu ai face către mine. Nu am spus chestia asta. Am spus de la începutul, de când a început conversația asta, discuția asta pe conexiune, că vorbim prietenește și că ne înțelegem bine. Dar dacă nici prietenește nu se poate, gata, la revedere. Dar cine a zis că nu se poate prietenește? Păi tu, pentru că o dai super aiurea, o dai ca și cum te forțează pe tine cineva să faci pași către mine sau că am venit eu la tine să spun Bogdan. Nu, dar tu ai zis asta din nou, că aștept ca și cum să vezi pași din partea mea ca să poți să-mi dai părere. Eu nu am spus chestia asta. Nu am spus chestia asta. Nu am zis eu. Da, înseamnă că a zis altcineva de aici și am înțeles că ai fi zis tu. Totul a plecat de la Roberta, frate. Păi și nu auzi bine, îmi pare rău. Atunci nici prietenie. Fizic, da, ești un băiat frumos, dar nu am spus nimic mai mult. Iar ea nu mai are cum să facă pași acum către tine când tu faci chestia asta. Ce pași să facă din moment ce i-am spus că nu simt nimic? Păi,
Ah, ok, poate. Să nu îndrăznești. Interesat. Nu a știut nimeni treaba Bogdan. Asta. Nu am, am zis de nenumărate ori aici. Bogdan, dar ce-i cu tine? Și... că ești total schimbat. Pare că ți-ai luat un cap. Cam da. Pare că ai prins cu greu. Și prietenești nu se mai poate. Pare un pic că ai fost iritat, Bogdan, nu știu. Da, dar nu iritat, este regulă, da? Bogdan, cum o dai, adică o dai foarte aiurea. Eu da. Am spus, mi se pare ciudat așa din moment ce am lămurit situația cu ea. Păi, Denisa, ia ca acum, hai, la culcare toată lumea. Eu am zis că zâmbea și atât, ce a fost ceva deplasat. Data viitoare nu o să mai zâmbesc. Putea să-mi spună... Nu știu. Adică e greșit că poate are un drag de tine. Păi nu e greșit, eu am zis eu că e greșit treaba asta. Nu, dar parcă o faci să-i pară rău că a zis. Nu, dar eu doar vreau să încerc să explic, să nu... Înțeleg, Bogdan, nu o să plângă în pernă, stai liniștit. Bogdan, ai fost destul de categoric în ceea ce tu ai exprimat acum, dar modul cum ai spus-o, ai pus-o pe ea... M-a pus într-o ipostază foarte aiurea, adică chiar nu mă așteptam din partea ta, eu specificând prietenește, adică nu știu ce să zic, pe bune, nu știu. Rămân șocată, nu mă așteptam. Bine, hai că exagerezi acum puțin, Denisa, și tu, că ce ți-a zis? Ți-a zis că ați avut o cameră roșie în care ți-a explicat destul de clar că nu sunteți pe aceeași lungime și de undă. Și eu ce am explicat lui, Sebastian? Și eu ce am explicat lui? Am discutat și așa rămăseseră, că rămânem prieteni, colegi. Am spus, da, fizic este, e ok, e bine, e un băiat frumos, este educat. Dar ce puteam să zic? Pă bune! Ai dat-o aiurea, chiar ai dat-o foarte aiurea. Bogdan, văd că zilele astea te cert și cu mine ai prins așa aripi și cu Virginia. Gata, Giulia, că furi curent. Ce vrei, nu, mai tu? Nu, cred că m-am certat. Ia și vezi de treaba ta. Rămâi curentul tău acolo, lasă-mă, Sebastian, că mă enervez deja. Stai puțin, Giulia, eu sper că am cumva am rezolvat ecuația asta și eu am specificat și o să spun din nou, prietenește, da, și sper că ai înțeles și te rog frumos. Păi eu am înțeles, tu să înțelegi. Păi nu mi se pare, nu mi s-a părut. Dar ok, Bogdan, e părerea ta și ea de acum încolo, pe viitor, știe ce are de făcut vis-a-vis de tine, să nu te mai bagi în seamă, părerea mea. Exact. Dacă nici prietenește nu se poate. Antoni, ia să-i spunem Rebecca, aici ai zis ieri, că dacă... cu Alexandra. Ce ai zis, mă? Ce am zis? Nu mai știu. Ai zis că dacă venea mai devreme... Da, dacă venea mai devreme... Te îndreptai și tu către Alexandra. Da. Era... era un plan, era un plan că gen toți băieții de aici din casă să suntem interesați de Alexandra, un plan, o vorbă, o glumă. Da. Dai, Sebastian. Nu îmi fac eu griji de așa ceva, ok. Ce, Virginia? Ce-ai zis, Virginia? Am zis superbă. Că trebuia să o lași așa. Nu te aud, că vorbesc cu mii de oameni când am vorbim noi. Am zis că noi. Ești foarte frumoasă. Mulțumesc. Mulțumesc. Ah. La revedere. Măi, modul cum l-ai spus-o, ai făcut-o pe ea să se simtă super respinsă. Ia, vedem dacă mă lasă și pe mine să super dar respinsă. Dar eu nu am vrut să o dau așa. Lenuța, dar vreau să spun ce am zis Rebecca. Pentru că eu am zis de nenumărate ori, atât la camera roșie, cât și cât a fost în casa fetelor, că eu nu simt să fac ceva mai mult și nu văd ca interacțiunea între noi doi să ducă într-o situație amoroasă. Ea a zis la un moment dat pași. No, probabil acei pași nu au fost puși sub formă de o... interacțiune amoroasă, ca să zic așa, ceva din punct de vedere amoros. Au fost niște pași pe care totuși ai făcut atât timp cât ai stat de vorbă cu ea în grădină și așa mai departe și camere roșii. Ceva a fost acolo. Am făcut prietenește, dar nu într-un scop amoros. Și tu ai înțeles că ea a zis că e ceva amoros. Și că ce pași ai făcut tu din punct de vedere amoros? Și de asta ai fost tu iritat. Da. Ai înțeles tu greșit un pic. Ceva și tu când te-ai activat... ai zis, eu ai zis ceea ce tu ai simțit până la urmă, dar modul cum ai spus-o, ai făcut-o pe ea să se simtă un pic așa. Știi tu ce am vrut să explic? Trebuia să-i spui, da, Denisa, am avut câteva interacțiuni, dar am concluzionat noi destul de bine că nu se poate ceva mai mult. Cu toate că mă bucur dacă am auzit că ești încântată de faptul că ți se spune că ți-ar sta bine cu mine. Nu știu de ce, efectiv, am jucat din nou și am zis că nu mai mă joc. A fost un joc și ne e capabil să înțeleagă, înțelege cine nu. Nu știu, dar nu știu, ok. Cine cer? Bă, viața mea, unde te cerți? Că am venit, am apărut. Tu cu cine vorbești? Cu tine. Viața mea în partea elaltă sau unde vrei tu, nu la mine? Ce faci, mă, Alexandra? Bună, străine. Gata, ne-l-am adus pe Maruma înapoi, puteți să vă cereți. Alexandra, ce zici? Ce faci? Cum ești? Te gândești la Gagea? Da. Sunt rău și eu. Te simți rău și tu?
Bine, nu în el? Modul că... L-ai distrus pe băiețașul ăsta, să știi. Știu că nu e ok. Nu l-am văzut așa niciodată în viața mea. Vorbesc la modul cel mai serios acum. Știu. Mă lași la Robi. Bine acum. Gen dacă e bine dispus. S-a întins în vestiar pe o canapea și era paletă. I-a fost rău. El mi-a zis și dimineață că nu e ok și că n-am înainte de tot. Că efectiv medical nu e ok. Simte că nu e ok și ar vrea să meargă la... Și da, să fac o perfuzie. În grădină mi-a zis. Dacă nu e bine dispus, nu mă duc. Nu mă duc. Nu știu, dar știi că toate astea sunt din cauza ta oarecum, nu? Știu, știu. Vedeți, mă, ce se întâmplă dacă încercați să mă combinați. Eu de pe asta îl întreb de 5 ori un lucru, bă. Dacă încercați să mă combinați, vedeți ce se întâmplă. Nu, bă, ai dat-o urât. Cu ce am dat-o urât? Băi, eu am vrut să fac să înțeleagă că nu simți să apropii de aia și nu poate fi ceva un pic ciudat. Era așa, un fel de, bă, ce ai mă fată, trebuie să... A fost prea flegmatic. Da, da. Și n-ai de ce, că nu e păi o femeie. Nu am de ce. Nu, și te-a atacat, te-a atacat un pic, Bogdan, nu știu, așa, din niște declarații mărunte. Eu am înțeles ca și cum tot ce am făcut până acum, că am interacționat cu ea, am făcut pași spre ea, înțelegi? Tu ai înțeles prea mult din prea puțin, asta e chestia. Probabil. Dar n-am vrut să o fac să se simtă prost sau să o pun într-o lumină proastă. Asta ai făcut. Asta ai făcut, da. Na. O certai pe femeie că a zis că îi place de tine. Practic ai certat-o. Nici măcar n-a zis ea, a zis Roberta. Da. Nu sunt nici proastă, nici cum mă vezi tu, nici inferioară ție niciodată în viața asta. Și să-mi spui tu mie că eu sunt bună doar de material, este acum de că nu-ți dau ce vrei. Că eu știu ce-ți dorești tu de la emisiunea asta. Eu știu ce-ți dorești, cum știe toată lumea. Și tu știi că râzi. Și tu ce-ți dorești. Eu ce-mi doresc, zi tu mie ce-mi doresc. Ce-ți dorești? Ascult. Îmi bat capul. Păi, n-ai cuvinte, iubita mea. Să faci pași. Să faci pași la tine acasă, tu, nu eu. Te rog frumos să... Nu eu. De ce? Păi, dar ce fac? E ciudată situația, nu știu de ce nu concluzionați ciudată. Ceva. Păi da, eu am concluzionat, doar că nu știu de ce am jocuri. Nu ți se pare că scârțiți cam mult? De chestii, ba. Vă chinuiți prea mult? A, da, dar nici nu simt să renunț. Ce? Nici nu simt să renunț. Jumătate spune să renunț, jumătate spune să continui, probabil, nu? Da. Chiar da. E trist oricum. Știu. Vrăjelile astea cu mine nu funcționează. Dar ce te-ai schimbat așa? M-ai enervat acum la faza cu Bogdan. Că ai supărat-o că ai zis iar că fură curent. Că? Că i-ai zis că fură curent, iar. Dar nu știu ce a zis de ea, am zis treaba asta. Zicea ceva lui Bogdan. A, păi da, ați sărit în capul lui toată. Păi da, Sebastian, eu înțeleg că tu ești colegul lui de cameră, dar trebuie să recunoști puțin că și-a cam luat niște figuri în ultimul timp așa, nu? Ce, tu l-ai învățat? Tu l-ai învățat. Tu l-ai montat. Nu, eu l-am montat, ca aș... Doamne, doar nu pot să vorbesc eu în locul lui. Păi da, normal. Nu știu ce să zic acum de el. Ia zi, Bogdane, e supărat acum? Ești gândit? Nu sunt supărat, de ce să fiu supărat? Ești nu pe am, gânduri, nu am de ce să fiu supărat și nici pe gânduri. A. Nu, pur și simplu, mi s-a părut, am luat-o eu, am interpretat-o greșit, probabil. N-am fost suficient de atent la informație. De asta am vrut, eu mai mult în gândul meu am vrut să-i explic ei că nu pot să mă apropii mai mult de ea și chiar dacă interacționez cu ea și vorbesc cu ea, asta nu înseamnă că fac pas spre ea, înțelegi? Și am formulat-o aiurea. Treaba asta. Ca să nu-i fac speranțe, înțelegi, Robert? Da. Fiind interesată de mine și spunând că îi place de mine, nu aș vrea să-i creez speranțe false. Dar tu poate-l cunoști mai bine, având în vedere că sunt în cameră cu tine. Ți s-a părut și ție deranjat oarecum? Acum de... Da. Mă, nu-i place de ea, ca să vă dau așa pe bune, din ceea ce am înțeles eu de la dar el. Dar știm și noi. Nu-i place. Ea a zis că ți-a zis și ție în față. Păi da, și ea ce a zis? A zis cumva ea că ea îl place, că e nebunită, că e fiartă după Bogdan? Și că ce i-am zis?
Cristian, dacă el fizic este un băiat drăguț, e frumos, adică e educat, okay, ce vrei să zic? Place, nu-mi place, trebuia să-l jignească sau cum? Ce trebuia să-i fac? Da, tu ești... N-am găsit plastru. E bine. A, te bat. Ce păi avem eu? De ce n-ai cerut sus? Tele și vreau să zic. Da. N-am știu că ai. Nu, sunt ok, văd că-i fac rău și acum. El mi-a zis că nu-i bine, dar poate nu era cazul de spital dacă nu era faza asta. Asta zic. Da. El se atacă oricum foarte mult. Cine? El. Cu chestiile astea. De ce ai venit? Da, bine, frumos, cum am cerut în casa fetelor. Da, bine. Să clarificați. Ai trecut cumva casa pe numele tău? Da. Unde scrie? Hai, du-te acasă la tine. Unde scrie? Du-te acasă la tine. Dacă mi-arăți unde scrie, eu plec. Că ce? Că a trecut Giulia casa asta pe numele ei. Ar vrea ea. Păi ea în vechime și automat prin vechime se trece la... Dar tu la cine te ceri, Sebastian? La toate fetele. Yeah, avem iar ziua altfel? Avem, e săptămâna altfel. Băga, e, face la Maluma, bagi o piesă. Da. Ce piesă? Vreau să mă urc pe masă. Așa ai zis, la aia după aia sta pe scaun. Maluma, nu e adevărat, mă doare piciorul. Mi-mi pare rău de el, chiar mi-e milă de el. Și mie, nu? Și faza cu melodia chiar, dar știi că pus-o în urmă cu ceva timp de prima oară. Și așa mă gândeam atunci, na, și nu știu, am rămas pe film. Ai zis ieri că te-ai cerut să vii să jucăm biliard și până la urmă am jucat cu Virginia, bă. Nu m-am cerut să joc biliard. Într-una. Am zis eu, vezi că nu ți-aduce aminte ce vorbesc, dar am zis că m-am cerut ia să jucăm Virginia, biliard. Zi. Am zis. Dă-o pe gheață. Că păi nu, am zis că pe a pus-o pe Ștefania să se ceară în locul ei. Eu i-am spus să se întrebe tine. Da. Am zis că să întreb eu pentru ea. Da. Ce... Vezi ce sfor se trag aici. Niciun biliard, așa că tu furculezi. Cum, n-ai zis de biliard, Giulia? Nu, ce-a zis, mă? O să mergi eu la fete. Lenuța. Lenuța. Vreau să merg la fete, neapărat. Nu mai pot să respir, mor. Vă pup. Bă, du-mă că nu mai pot să respir de Alexandra, mă. Nu cred. La ea te duci? Bă, frate, hai că mă duc. Robi, stai că trebuie să-ți dau ceva. Până faci tu aia, frate. Nu, acum e gata, stai. Hai. Ai auzit ce a zis? Mă duc că nu mai pot să mai respir fără Alexandra. Bă, du-te, mă, de aici, mă. Robi, așteaptă-mă. Nu mai aștept. A, pe bune, dacă chiar nu simțeam, spuneam că vreau să plec. Nu, dar mai e ceva și pentru Patrick. Mai nu zic că nu exista, dar nu știu, am luat deja o decizie, am zis ce vreau să fac și ieri m-am comportat ok cu Patrick, nu s-a exagerat cu nimic, dar nu știu, nu explic nimic, nu mai pot, efectiv. Păi Antoni, ce face? Dar ce mă interesează pe mine ce face Antoni? A, urât! Robi! Ei! Nu te lasă! La cine? Te-a venit feblețea, Giulia. Vino să zic ceva. Ce vrei? Ce ai de Mă asculti? Ce faci, Lisandro? Cine? Bogdan? Da. Mă asculti? Da. M-am cerut la tine să joc biliard, dar... I-am zis lui Maluma să mă lase doar dacă ai o dispoziție bună și... Știi ceva? Nu, nu zici. Cine-ți mai face, mama? Sali. A? Așa, și mi-a dat eu decizia, am zis că nu vin, că nu ești bine dispus. Ce faci, mă? Doamne, fetița mea frumoasă. Ce faci? Bine, tu. Ți-ai gătit decât pentru tine. Vrei? Îți dau unul. Bine. Vrei? Aiurea, în loc să o dai lui Robi direct. Păi da, dar am crezut că mă lasă să mă duc. Păi ești, trebuia să o lași în mână, să o aibă. Știi ce ai? Creier băiatul, bine, acum când e odihnit, că în rest... Îți scriu niște nume pe foaie și te pun să tragi la sol să vedem la cine te gândești? Nu. No. Dintre fete? De ce? Ți-e frică? Mi-e frică că trag Alexandra și că amplific mai tare subiectul și mi se pare că nu este frumos ca pe... Păi ce vină ai avea tu când tragi ceva aleatoriu? N-am, dar e un joculeț. Putem să fim mai low puțin cu subiectul ăsta, cât nu e... Ce vină are? Toată vină are. Ce, nu e așa?
Ce? Eu nu consider că a greșit Gagea. În vreun fel. La momentul actual. Gagea? Nu are nicio vină, săracul. Păi n-are, tocmai de aceea, el e supărat. L-a distrus să... femeia. Nu pot să mă bucur pe supărarea lui acum. Păi nu, nu înseamnă că te bucuri dacă vorbești cu ea. Dacă femeia greșește, e vina ei. Nu, nu e vina ta că tu ai încercat. Lenuța, m-am supărat. Așa că... Dar tu îți dai seama că ea îl pupa pe el și se gândea la tine? Ce filme își făcea? Nu mai interesa așa. Bă, tu realizezi că Gagea acum este gândul doar la ce face Patrick cu Alexandra acum cât ești la filmări? Cum pot să mă duc eu să mă cer la ea sau ea la mine? Bă, Roberta, am râs eu cu tine pe conexiune? Dar ce mă trage, mă trage cineva la răspundere dacă am râs sau nu? Sau cum? Mă trage cineva la răspundere dacă am râs sau nu? Nu, te-am întrebat. Da, ai râs cu mine, care e problema? Băi, cine mă trage la răspundere? Te rog frumos, poți să lași pe Julie să... Există cineva aici care mă trage pe mine la răspundere, să fiu întrebată sau cum? Ți-e greu să recunoști? S-a supărat pe mine. Și nouă. Să știi că noi totuși. Că l-am întrebat. Te găsești aici la cea. Nu, nu mă mai bag, nu mă mai bag, că n-ai cum să zici că la mine când e punct, e punct definitiv și după aia... Să faci chestii de genul. Ia taci din gură, tu. Poftim? Taci-o, bată, din gura aia. Păi cum, mă? Cum așa asta? Dar ce te interesează pe tine? Vreau și eu să o pot odată. Dar mă tragi pe mine la răspundere de unde mi-am luat cămașa? Vreau și eu să o pot odată, mă, dar nu știu. Nu îi dau nimic. Am și pantalul ăla, aia. De acolo din grădina, cum nu? Nu. De ce? Nu, mă închep. De ce? Virginia, ce zici? Ce? Văd că nu mai am cu cine să mai mă înțeleg aici. Păi dacă... Ce faci, bă, viața mea? Hai, Maluma, bagă-ne o piesă, te pleacă, rugăm frumos. Ce faci, Denisa? Ia, ia, o! Hai o piesă pentru Sebastian. Ce-i cu tine, mă, omul? Dar nu ți-a făcea totul cu două pâini? Ia, ia. Stânga face pe... Mă duc mâine la lăutare. Păi și nu mai pui ceva? N-ai cu treabă! Nu vrei că-ți ghie cu mine sau nu? Dacă îi spui, Alexandra, ce faci, draga mea? Rău. De ce ești supărată? În detaliu. E situație. Tu ai idee cât de rău se simte Gagea? La modul omul a stat pe canapea vreo 20 de minute. Dar Robi s-a dus la Alexandra? Da, așa a zis. Bă, dar noi suntem doar noi aici? Robi s-a dus la Caterin. Și cu Andra, da, afară. Am rămas noi. Pe cum? Ăștia. Mă cer și eu, plec și eu. A, păi dacă te lasă și pe tine... Îți dai demisia. Du-te, să văd. Îți dai cu sonul jos. N-ai tu cum să dai cu sonul jos. Îți dai? Da. Dacă mă lasă, îți dai cu sonul jos și pleci acasă? Da. Doamne, nu știu, hai. Auzi că doamne, bă, v-am lăsat pe voi trei aici. Și tot așa ne-ai gătit. Dintre care Bogdan supărat... Lenuța, îți dau 10.000 de euro. Dă-i, da. Hai că... Are Patrick șansa să scape de oponent. 10 cecuri sale tale toate. Vai, dar urâtă-i asta, bă, mai pune un pic, că zice că-ți bați joc de ea. Da, să mănânc eu. Uite cum mi-a pus pe felia aia. Uite cât i-a pus, un sfert asta de felie. Asta a fost fix ultima, când era rupt. Uită-le, oaica! Auzi, frate meu, îmi dai și mie să mănânc o felie sau mâncăm jumate? De unde să stai de-a felie dacă fata a făcut doar două? Ia, frate, și poți să mănânc ce? Ia dă-i, ia dă-i cu capul. Ce să-i fac, mă, eu? Dar ce știu aici? Deci mă simt ca la școală altfel, îmi place maxim. E bine la casa iubirii, nu? Mm? Vrei ceva de mâncare, o cafea, ceva? E ok, e ok. Credeam că vrei să te servici cu ceva. Noi. Prefer să schimb CD-ul. Cred că vrea gasolina. Nu. Schimbă frecvența. Ei, da. Sebastian, să nu fii. Te rugăm. Da, mă. Te rugăm. Ia. Hai să dansăm. Cameră, mă lași, te rog frumos, să merg la fete. Ia, ia, Roberta cu Sebastian, cred că dansează. Pune, zile situație. Dacă plec la fete, acum Robert își dă cu sonul jos, mă lași? Dansează aia dincolo, băi.
Cere cadru să vedem cine cu cine dansează. A, da, da. Na, da, da. Hai, dă-i cu sunul. Eu n-am văzut-o de a da. Nu a dat. Uite, pe unde se duce. Lasă-l, lasă-l. Ce faci, eu nu știu când să apuci. Să mor eu. E, dar nu te cuprinde la brațe. Ia pedeapsă. Eu n-am văzut să dea, da. A, da, da. Hai, cu sonul jos. Te conduc spre ieșire. Ah, ia uite-te. Ai crezut că am plecat, a? Vezi că ai încălcat regulamentul. Dar n-am ieșit. Păi cum nu ești? Ai deschis ușa. Deschis ușa. Păi n-am mai deschis ușa. Cum? Da, mă, că păi ce? Nu te-am mai văzut. Păi m-am ascuns după perete. N-avei voie deschis ușa. Vrei și noi, Bogdan, băi, nu vreau să te da. Vrei și noi cadrul, Lenuța. Da, a vrut să-mi dea țeapă, vezi? Da. Lenuța, dă-ne și noi un cadru, te rugăm. Vrei să scap de mine, văd că. Da, dacă... Cât mai repede, dar să vedem și noi situația, Lenuța. A, asta e piesa lui Roberta. Dar sunt curios dacă dansează cu ea. Nu ți-e dor de Antonică? Ba, da, dar nu te duci la asta. Dar încă vrei să te vedea la hotel. Nu. Da. Nu l-am auzit niciodată. Pleacă, bune! Pleacă! 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 Nu, Gagică, te caută că mă spune asta. Robi, de ce mai vrei zică? Sebastian zice că Antoni nu vorbește de mine la hotel. Mamă, că? Cum vorbește? El zice că nu vorbește de mine la hotel, Antoni. Antoni? Vorbește serios? Da. Seara în cameră cred că vorbește. Hai că mai vin aici. Da. Păi vezi dacă sunt singur. Ce mai cerut, Iulia, nu-ți mai face nimic? Dar ce te-am întrebat, dacă îmi faci sau nu? Dacă te întrebam, îmi făceai oricum. Nu, Zebi. Nu-mi făceai să mor dacă nu făceai. Să mor dacă îți făceam. Bine, atunci, să nu mai vreau să te întreb vreodată. Dar după cum o să stai mamă, ce... Fost situație. Mă, dar ce e cu voi? Ca să cătul la stare la alta. Unde s-a rupt, Sebastian? Ce s-a rupt? Prietenia? Tovară? Da, mai enervat și colegialitatea? Mai enervat și ieri. Ce? La mine. Așa are ea darul ăsta de a enerva oamenii. Ce? Cine? Cu ce mai enervat, Giulia? Dar de ce vorbești de mine? Aici se caută numai materiale cu Giulia. N-am văzut Giulia de materiale aici cu toți. Bă, Bogdane, dar ce s-a întâmplat cu tine astăzi, mă, de te-a luat așa? Nu, mă, frate, nu m-a luat nimic, ce ai? N-a înțeles femeia cum trebuie. Ai luat-o rău așa, bă, femeia n-a zis nimic, Roberta a zis. Păi înseamnă că Roberta e de vină. Păi da, mă, dar Roberta a zis că te-a certat-o pe Denisa. Că și-o permis să zâmbească la hotel, săraca. Dar nu de la faza cu zâmbitul, frate. Eu nu am formulat cum a trebuit, am vrut să îi dau de înțeles Denisei, că chiar dacă interacționez în momentul de față cu ea, nu poate fi ceva mai mult, înțelegi? Ca să nu-și facă filme. Da. Uite, vezi, din băia bun ajungi băia rău. Yes. Adică ce vrei să zici, că mediul e dăunător? A? Adică ce vrei să zici, că mediul e dăunător? Nu, la modul că vrei să îi spui unei persoane ce simți și că nu vrei să te apropii de ea și mai să te înțeleagă ca să nu o dezamăgești și de fapt ești înțeles greșit. Vorbește de situația ta. Fosta. Nu! Nu! Ex situation. Bună, Alexandra. Ferească. Bună, Alexandra, ce faci? Dar astea par să fie... Alexandra, vrei să te servesc un pahar de ciocolată? Alexandra, dar te-a montat bine, Roberta, așa-i? Ce? Cum se spune de Roberta? Te montează bine, nu? Sau nu poți să răspunzi la așa ceva? Nu-i cazul. Măi, vrei să te... Tu ca Virginia, să te... Ce școală au în ele, frate, Doamne ferește. Hai la școala vieții. Ia, las. Tot dacă... tu care faci materiale, vine... faci materiale cu Giulia. Vezi dacă vine... Ai venit să faci materiale cu mine! Wow, noi avem... Hai, grădină, să le facem! Materiale! Sunteți aici doar de materiale! Ce sunt de materiale! Auzi? Giulia, tu pe trafie! Giulia, atât poți, Giulia. Când a văzut că m-am cerut în casa fetelor... Acum crezi de mine că ce
ți se pare că am făcut eu ce, păi, Roberta? Atâta poți tu, păi atâta poți tu să zici că omul ăsta s-a cerut să facă materiale. Păi dacă eu știu mai bine, stai tu în banca ta. Iar o dai nasoale. Casă, eu ți-am zis. Ieri își cerea scuze, știi acum. Ia lăsați fetele în pace că sunt supărate, ați înțeles? Ce fete, mă? Păi nu înțeleg ce școală avem noi noi. Lăsați de șmereu. Și de ce te mă baci pe mâini? Noi ți-am făcut lider și tu ești împotriva noastră. Atâta vrei tu să te cerci cu altă femeie sau să dai înaltătare că bărbatul de lângă tine nu te mai vrea? Păi dacă eu sunt interesat de Alexandra, e și normal să îmi pese tare aici. Să-ți fie rușine. Măi, Sebastian, așa de urât n-ai văzut la Roberta de la tine cum dispare o fată din peisaj și te duci să te ceri la el? Și se pare mie, m-am cerut eu la Sebastian, m-am cerut eu la Sebastian, aia are un nume. Calmează-te. Dar n-am fost atent. Deci calmează-te. Dar nu mai vorbi că dacă așa. Nu ce? Păi se calmezi. Bun, dar nu mai vorbi așa, ce păi ai? Că tu ești aia care vrea de fapt materiale. Auzi, măi, auzi. Nu m-am dat eu la Sebastian, stai cu minte. Stai a, nu. De când făceai tu omlete? Auzi, Roberta, de ce ai Alexandrei dacă vine Sebastian în casă deci să nu-mi bage seama? Deci pe bun, maxim. Cum? De ce ai zis Alexandrei că dacă vine Sebastian aici în casă să nu-l bagi în seamă? Când i-am spus eu așa ceva? Nu? Doamne ferește, când cine i-am spus eu așa ceva? Nu mi-a zis nimeni, mi-a șoptit o păsărică. Am zis eu așa ceva, ce să nu faci în seamă? De ce aș face deci treaba asta? Asta niciodată. N-am spus nimănui ce treaba asta să facă. Nu mi-a zis nimeni. Minți. Am început apropierile astea cu Bogdan și el mi-a zis cumva că vezi, doamne, eu nu sunt genul lui și am zis și eu. Eu te-am înțeles pe tine. Așa, eu am înțeles și zis. A dat-o foarte urât, ca și cum eu... Tu îl presezi pe el și îl forțezi ca să-și facă o relație. Eu? Nu, asta a dat-o de înțeles. Exact, când eu de fapt nu-i fac nimic, am zis, eu sunt foarte prietenoasă și cu glume și cu astea și cu astea. Și am zis, haide să ne salutăm, măcar așa. Stai puțin, că eu când am fost ieri la masă, el a fost, era acolo cu capul pe picioare, exact. Și am zis, dar ce face Bogdan? Exact. La modul, ok, cât de, așa ai fi ca fată în momentul în care ești nouă, da, și vine un băiat și face gesturi de astea, stai de gândit ceva, că nu vine oricine și se pune cu capul la tine pe picioare, nu? Patrick, de exemplu, n-a făcut chestia asta. Am înțeles, hai da. Sau e relevant cine a făcut, asta zic. Sau alt băiat, zic, știi? Adică a dat-o super urât în condițiile în care eu am spus că suntem... Deci a spus, frate, de la început, prietenești. El a fost la modul că el ți-a zis ție, te-a făcut să înțelegi că sunteți prieteni și tu că vrei de fapt altceva și îl forțezi. Așa te-ai gândit tu. Păi de ce ea și-a făcut treaba asta? Ai venit la ea și ai băgat-o în seamă și nu te-a băgat în seamă ea? Nu, că nu sufăr de atenție. Păi și-a... Cap ce cu tine? Păi și atunci... Auzi, dar eu am nevoie de atenție de la femei de genul care nu se vor de la viața lor. Ce? Păi eu ai spus, păi ce ai, frate? Vezi că eu sincer și real. Ce cu tine? Ce cu voi? Care voi? Dar ce vrei să faci? Încă nu înțeleg. Roberta, lasă-mă că crezi că dacă tu stai la masă cu Giulia, eu ce vrei? Ce vrei să zic? Ce ai cu mine? Ești pe bune? Dacă te aliezi planetă, deci mă enervează cu ele. Ce vrea să stau să vorbesc cu tine sau ea? Eu vreau să mă duc la băieți. Eu nu ți înțeleg. Dacă eu stau la masă acum, dacă eu stau acum la masă cu ele, asta înseamnă că ia cu ele. Ha? Să se potolească cu mine problema ta. Sebastian, ea zicea că se bucură pentru tine că ai fost fericit, acum zice că tu faci pentru materiale. Deci, practic, tu nu ai fost fericit, ai vrut doar să faci materiale cu noi. Eu asta am înțeles. Bă, măcar suntem și noi bune de materiale. E ok. Sebastian, dar să ne dai și nouă ceva. Să ne adăși nouă atenție pentru pe materiale. Frumos, elegant. Și te punem și fericit, nu în certuri. Da. Asta m-a deranjat pe mine, că cumva dă el de înțeles în partea cealaltă că eu aș vrea mai mult, când de fapt nu este deloc adevărat. Dar stai puțin, de înțeles. Asta, noi asta am văzut pe conexiune acum și noi ca și tine. Nu știam cum să zică treburile alea. Deci voi sunteți de acord cu mine, nu? Da. Ah, okay, dar i-am perfect, zis acolo, zic, bă, nu ai dat-o, nu a fost tocmai frumos. Nu, a fost foarte urât. Păi să zici frumos, bă, uite, nu știu ce se întâmplă, vorbim. M-am cerut la el să vorbesc cu el, știi? Să explic inițial, m-am cerut la băieți, că na, trebuie să știți și voi dacă e mai multe, că totuși suntem aici, în contextul ăsta. Și am zis, bă, e ok să știi și băieții, pentru că eu când mă cer acolo, dar nu prea stau. Adică foarte puțin și plus că nu mă lasă. Așa, și după aia am zis să mă cer la el ca să pot să vorbesc. Adică nu mi-a plăcut deloc cum m-am picat. Adică pe mine m-a pus într-o situație foarte nasoală, în condițiile în care, specific, când am fost în grădină, eu i-am spus că așteptam băiat nou și în caz că nu o să am cunoaștere, că nu mai am ce face din caz că nu o să vină băiat nou. Nu mai am ce face și că pot pleca.
Bă, dar mi-ai dat cu dușmănie semișul ăsta că m-ai înjurat, mi-a rămas... Mersi, din două semnișuri am mai jocul jumate. După care mi-a dat mai mult. Mai repetat a doua oară, să fii atentă data viitoare. Bă, ia și de calmează, mă. N-am lăsat să fiu atentă. Ce ai făcut, Sebastian? N-am deci nu se potolește. Efectiv, ea nu se potolește. Păi, când s-a potolit? Mi se pare grav că ea tot zice de chestii din afară. Nu știu, Sebastian, ce tu te-ai vorbit cu ea de tot. Dar ce am zis eu din afară? Am zis că vine aici să facă materiale cu Giulia, că... Asta face toată lumea cu Giulia. Dar cum poți să crezi așa ceva? Și pe tine te folosesc ei de ceea ce zicea Robi. Îți e ok să auzi asta? Care ei? De ceea ce zicea Robi ce? Dar de ce te-ai atacat în ultimul hal? Te uiți la tine puțin. Dar tu te uiți la tine, tu te uiți la tine. Păi ești ultima. Eu sunt... Că aia trebuie să ne schidă gura. Nu mai vorbi așa. Nu mai vorbi așa. Păi ce s-o calmează? Nu mai vorbi așa cu ea. O jignică ce? Eu n-am făcut nimic. Poți să-mi de la masă cu unele care mă jignesc. Foarte frumos. Unele? N-am poftim. Păi tu stai cu noi la masă și la hotel. Vrei să te mint? Și de ce să nu stea el? Păi da. Tu stai la masă cu Robi care te-a jignit. Tu stai la masă cu toată lumea. Înghite, îngală-l complimentai. Îngală-l complimentai pe Robi. Ai crezut că stai la masă cu toată lumea. Fostul tău poate stai la masă cu Cirel. Vai. Dar cereți voi, te rog. Prea frustrate sunteți, n-am văzut așa ceva. Da, auzi, am văzut un ăsta, Sebastian, și că i-ai zis tu, Shakira lui Roberta, aceea nu Shakira, Cardi B, așa mi-a zis Robi. Ce? Deci îți place cum a fost în emisiunile trecute. Ce? Asa. Nu mai știu ce zic. Hai că am plecat, pa. Pa, măi. Nu că mie, că după aia îți cauți materiale prin urmă saluta. Vai, vai, cum vorbește frustrarea din unele, deci eu nu pot. Așa e, Giulia, când ești bun, când ești prea bun în viață, ești prea luat de pot. Am văzut exact, bravo! Bă, dacă ajungi Sebastian la vorbele noastre... Sebastian, meriți mai mult, crede-mă. Tu meriți mai mult? Tu! Eu? Da. Dar eu știu treaba asta. Eu nu pot să vorbesc aici prost cum vorbești tu de mine, ca să știi. Se vede, găsești la masă. Vorbești, vorbeai ieri în gală cu mine de respect și dacă vrei să vorbim de respect, e trist, ca să știi. Eu nu ți-am făcut nimic. E, da. Acum e doar o zi obișnuită în care nu am avut dreptate din prima zi. E ok, m-am obișnuit. Scuze-mă. Păi nu știi că... Cum? În timp se văd lucrurile. Ah, da, eu știam de mult. Mă, da, așa punem fi noi de materiale, de vrea toată lumea să se ia cu noi. Dar nu cu tine, cu Giulia, calmează-te. Păi și noi să turăm la masă, măi, chiki-chiki. Aha, nu. Îți atribui meritele. Da, auzi, mă faci pe mine ultima. Cred. Bă, vezi că Denisa e supărată rău, frate, dar a trebuit să te duci să vorbești cu ea, să-și ceri un pic. Ce-ați făcut, mă, în partea cealaltă de vada muzică? Ai auzit? Piesa lui Roberta v-a dat-o. Sincer, trebuie să te duci să ceri un pic, frate, dacă nu e, n-a fost ok. Dar ce-ați făcut? 24 fel. Ce-am făcut? Am stat cu fetele la masă. Că fata e... Eu m-am cerut, dar ați fost voi. Da. Ce credeai? Că gata, s-a împăcat Sebastian cu Roberta, nu? Mamă, ce s-a certat Giulia cu Roberta, frate. De ce? Ce a, s-a luat o razna, Giulia? Ce s-a întâmplat în partea cealaltă? Nu știu, s-au certat, ea a mâncat niște destea în față, că noi o folosim pe Roberta. Eram la masă cu ele. Mi-a zis Roberta că bine că ai venit în casă, Sebastian, ca să-ți faci materiale cu Giulia. Și, cum, și de acolo când s-a luat. Când îmi spui treaba asta, cum pot să mai vin eu la tine să vorbesc cu tine frumos sau să... Da. Măcar așa, din respect, am fost împreună. Tu vin continuare și îmi dai bombe, frate, tu ești nebun. Când ieri pe conexiune ai zis că-ți pare rău, tu acum vii și eu arzi cu mine că îmi caut materiale cu Giulia. S-a întâmplat. Nu s-a întâmplat nimic. Păi fix asta-i. Adică Roberta vorbea, îi spunea ceva lui Sebastian și a pronunțat, a spus că dacă stă acolo la masă, ce ai spus mai exact? Păi la ce te referi? Păi atunci când s-a enervat, Giulia, ce ai spus exact? Că faci material cu ea? Sau ce? A, da, da. Ea vorbea, de fapt, cu el. Da, cu el. Juli, tu ai zis ieri aparatul și ai zis că a înțeles ceva și ea se face la fel. Ce a înțeles? Păi nu, nu. Rebecca, eu vorbeam cu Sebastian, nu cu Giulia. Ea s-a atacat degeaba.
Da, da, și tu ai atacat-o când îi spui că își caut atenția. Să știi că el a venit aici când tu erai plecat. Eu i-am spus pe ea că ziceai și că mai ziceai stai un pic, lasă-mă un pic. Nu sunt nici proastă, nici cum mă vezi tu, nici inferioară ție niciodată în viața asta. Și să-mi spui tu mie că eu sunt bună doar de materiale. Stai cum de că nu-ți dau ce vrei. Că eu știu ce-ți dorești tu de la emisiunea asta. Eu știu ce-ți dorești, cum știe toată lumea. Și tu știi că râzi. Și tu ce-ți dorești? Eu ce-mi dorești, zi tu mie ce-mi dorești. Ce-ți dorești? Ascult. Nu, îmi bat capul. Păi, n-ai cuvinte, iubita mea. Te rog frumos să faci pași. Să faci pași la tine acasă, tu, nu eu. Te rog frumos să... Nu eu. Să ce? Păi, dar ce fac? Julia. Stau și vorbesc lângă tine. Nu am chef Julia, să vorbesc cu tine. Nu ai timp să, nu ai chef să vorbești cu mine. Nu vorbesc. Moderează cuvintele la adresa mea, te rog. Tot eu care tu mă jignești și spui că sunt ultima. Cu ce, Roberta? Cu ce? Nu mă cobor, crede-mă, ești sub nivelul mării. Eu nu mai pot. Eu, Roberta, ia un loc. Lasă. Dar ce vrei să faci? Indiferent. Că nu înțeleg. Ce crezi că rezolvi? Ei, ok, tu ești ultima, ne suntem unele. Nu te obișnuiești să fii jignită de Roberta? Deci să oprească cineva din a mai jigni. Ah. Roberta, nu mai spune nimic. Nu mai spune nimic. Lasă-mă să ies. Crede-mă. Curca, nu știu că e paharul. Orice lucru că te ferește. Mi se pare real. Bă, cred că se ceartă fetele, mă. Se ceartă fetele? Se ceartă fetele, da. Cadru, ne dai și nouă dreapte, cadru, vă rugăm. Stângă, bă, să nu dreapte, se bată asta cu Roberta, mă. Croșel. Cadru, vă rugăm. Cine, Julia? Mă? Cum să se bată cu ea, mă? Ești nebun? Uai, ce-a zbierat asta, Julia, e nebun. Serios? Da. Roberta mi-a zis mie că s-a dus la fete să caute dus la fete ca eu să-mi fac materiale cu Julia, bă. Adică ea în continuare mă supără, ca să vezi. Eu vreau să beau o cafea, frate. Nu știu ce vreți voi, dar... Asta vreau. Ia, țipă, ia, se ambalează. Da, păi și toată plânge. Exact. Mă, adică, Julie, te-au zis ce-ai spus acum, jigni? Tot, Robert, păi, Roberta vorbea cu Sebastian. Cu ce am jignit-o eu pe ea? Nici vorbeam cu ea. Ai, nu e ok ce faceți, sincer vă zic. Nu e ok ce faceți voi. Nu e ok ce faceți voi. Păi argumentează. Nu e vina ei că a venit Sebastian și caută Sebastian atenție. Păi și tocmai. Păi da, și fix asta a spus și ea. Nu, i-am spus că își caută materiale pe Julia. Ce a spus ea Juliei ca să se îmbarcă? Păi da, dar îți argumentez eu de ce. Fix aceea situație cum Roberta dădea în Robi și indirect în mine. Da? Pentru că eu dacă zic acum că vine Robert la tine doar să facă materiale, tu nu te simți? Păi cum? Nu vine de drag la mine? Vine să facă materiale? Da, omul ăsta să te aici, că vă ia el, nu că vă folosește pe Roberta. Da, putem să vorbim mai pe rând. Putem să vorbim pe rând. A vorbit cu mine, mi-a spus ceva, bine, pot să-i Julie, răspund. Bun, îi răspund. Și asta o justifică pe Julia și o îi dă nu, drept și pe ea ca să țipe și să se ridice așa și să se ambaleze. Pe ea o justifică și pe ea o justifică faptul că se găștie mai multe și că Julia nu mai pentru am materiale. Mai bine. E frumos. Ea a vorbit cu Sebastian. Exact. A vorbit cu Sebastian și a spus. Ok. O părere, i-a spus ce crede. A zis că sunt ultima și că ei mă folosesc, că mă folosesc toți pe mine. Ce asta nu știu. Ce cum nu-și bun? Nu, atitudinea Juliei nu cum nu știi? Iar vor uite doar ce... Asta a zis. Nu știți? Nu, eu doar mă referam că nu știu pentru ce te folosesc. Bun. Mă știu că zise. Da, ce a zis? Virginia, Julia a început să țipe și să păi se pentru că ea deja zise că mai folosești și de materiale. Tu n-ai zis în vestiar că, bă, vezi, Doamne, mă gândesc la Alexandra, da, gândesc da, da, cu melodia asta. Mă gândeam că la ea te gândeai. Ne puteți da cadru, vă rugăm, să vedem și noi balamuc. Să nu scandal, mai... scandal. Direct. We love scandal. Să nu mai stăm să ne uităm la Bogdan. Adică? Da. Înțeleg și pe Roberta, trebuie să recunoaștem, facem păi, așa pentru că nu-i convine să-l vadă pe Sebastian cu Giulia. Păi exact, da? Păi da, și dar, fiind femeie, putea, fiind femeie, nu empatizez da, un pic și mă gândesc la faptul că acum s-au despărțit. Dar, a, ca în locul Giuliei te referi. Păi, păi și noi, păi dar eu, eu, ce, nimic, eu nu am spus nimic, treabă cu ceva ce Giulia. Dacă el vine la masă să stea cu noi, noi ce vin avem? Ce vrei să-i fac eu să-l gând? Păi bun, și acum ea cu ce? Adică nu înțeleg de ce. Mi-a zis că stă la masă cu unul, pe mine
personal mă deranjează doar că zic că stă la masă, la masă cu unele ca noi. Atât. Am spus cu unele care mă jignesc. Ciao. Să vină Rebecca. Da, Roberta, dar și tu cu Robi. Nu râzi și nu glumești și te ajutni. Și tu stai la masă cu adică, noi, e ok. Ce am glumit eu cu Robi acum? Nu acum, zic că ai vorbit, ai glumit, ai fost decentă. Stimată în cap. Adică ai avut o... cum se zice, mă? Interacțiune. O interacțiune ok cu Robi, chiar dacă te-a jignit. Așa poate să ai pe Sebastian cu noi, după, da. Păi după mult timp, acum am început să am o interacțiune. Păi bun, dar și Sebastian cel puțin. Eu n-am făcut nimic deplasat cu Robi, ca să-mi spui mie treaba asta. Sau să-mi spună ea că mă folosesc, cum a zis Robi. Sau... Da, bun, și ea n-a spus contrariu, n-a spus că voi nu puteți să aveți o interacțiune cu el. Acum și Sebastian a spus ceva lui Sebastian și ea s-a prins. Eu și Rebecca nu cred că am avut ceva cu Sebastian. Eu i-am răspuns lui Sebastian pentru că a zis că... Păi, dar i-am vorbit despre Giulia. Bun, și i-am răspuns lui Sebastian. Dar de ce vă certați cu mine acum? Dar pentru că ne certăm. Eu explic. Sebastian a zis că jucă Giulia pe teatru. Giulia a venit aici și a țipat. Sau cum a zis? Ce teatru pe... cum a zis? Cine? Sebastian, cum a zis că... Ce facem noi, teatru? Da. Nu știu cum a zis el, că noi două facem teatru. Ceva și am spus cum adică, ce înseamnă asta. Așa. Fiați că am pus eu pe Alexandra să nu vorbească cu el. Și am zis, tu poate faci, că ai venit aici pentru materiale cu Giulia. Ce faci? De ce intrat așa? Că mi-era doar de tine. Dar parcă te așteptai la altcineva. Nu, așa să mă așteptam. Nu știu, ai intrat așa și după... Nu. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Se ceartă fetele. Am auzit că se urla, am auzit o melodie. Da. Nu știu, nu mă interesează. De ce fac el? Eu vreau să vin la tine, dar nu mă las. Uf. Ce ai mai făcut tu? Nimic, așteptam să te văd, dar tu ce făcuși? Nu băieți. M-am dus pe băie. August, dar tu ieri te-ai supărat acum pe mine puțin așa? Nu. Mi s-a părut mie. Nu. Nu? Păi pe conexiune după nu mai am băgat în seamă deloc. Cred că mi-era asum și mi-e plumie. Serios, nu... Au fost și subiectele care nu ne-a dat conexiune de aia și de aia tot vorbeam, nu ne-a dat conexiune cu ce zicea Alexandra înainte ieri. Ah, ok. Și noi tot vorbeam de chestia asta, eram oarecum șocați că, bă, cum, Doamne, iar trebuie să... Ai fi vrută și tu pe Alexandra? Rău de tot. Mm-hmm. Hai, nici nu prinde bine să glumesc cu ăsta, sincer. Nici nu... Da, eu știu că nu, oricum. Și ea s-a simțit ca și cum că omul ăsta nu vine să vorbească cu ea de drag. Să facă gesturile alea așa la mine. Nu sunt ok alea și să vină la tine acolo și așa normal, dar nu știu, trebuia să... Mie mi-a zis Giulia că tu după ce ai văzut interacțiunile cu Sebastian în gală și eu n-am fost, nu v-am auzit, dar ați fost aici la masă în bucătărie, ci că tu ai fi zis că n-ai nimic cu ea. Păi am spus că n-am nimic cu ea, eu tocmai asta am zis, vorbeam cu el, dar dacă ea s-a atacat, nu-i vina mea. Ca să mă jignească pe mine, să-mi spună că sunt ultima și că mă folosesc pe mine. Niciodată așa ceva nu există să-mi spună mie ea. Bă, dar tu ai vorbit ceva cu Roberta? Ce? Ai vorbit ceva cu Roberta, să mănânci tu asta. Nu. Nu v-ați băgat în seamă? Nu mai, mă. Păi n-ai auzit cum m-a luat, ești nebun, că am venit să-mi fac materiale cu Giulia. Și nu mai chem pe ea. Și cu Giulia ce ai făcut? Cheamă pe Giulia. Ei, cum să o chem pe Giulia, mă? Să faci materiale. Ești nebun, auzi. Dar tu nu crezi că Giulia face ce face Nadine să o supere pe Roberta? Apropierea asta de tine și glumițele am și... Am văzut că a început să vorbească Iulia de ea și am zis, gata, Giulia, termină cu prostiile astea. Crezi că ea caută contra să-i dea Robertei prin tine? Tu crezi că eu nu am citit treburile astea? Te-a văzut dor de mine? Da. Da. Mereu mi-e dor de tine. Am o presimțire că lucrurile încep să meargă mai bine. Da. Și o zi, dar eu vreau să ne vedem mai des. Vezi că trebuie să-i convingem pe Nenuța și pe mama să lase mai mult. Că eu mă plictisesc. Bine, acum ne certarăm și fusei puțin în criză și eu. De ce? Că era
eram și eu la masă cu Sebastian și Roberta... Junior, la masă eram, cu Sebastian? Da, eram eu, Giulia și Virginia și cred că la un moment dat, nu mai știu cine, cred că și Ștefi. Uh-huh. Și Roberta a crezut o ftică că Sebastian stă la masă cu noi și insistă că stai la masă cu unele care, nu știu, nu mă suportă, chestii de genul sau... Și îi spuse că calmează-te că și tu stai la masă cu noi și și tu stai la masă cu Robi care te-a jignit, așa că... Așa că, na. Și începem să ne certăm, Giulia se certă foarte rău cu ea. Drame. Și mă mai țin rău un pic în friză, sincer, dar aș fi preferat să stau cu tine. Tu nu trebuia să te aprinzi așa. Nu există. Păi zise că veni să fac materiale cu tine. Și după aceea a zis că numai de asta sunt bună. Ah. Adică sunt vreo proastă? Auzi, Roberta, da. Că și tu zici că numai de asta e bună Giulia. Păi după ce m-a jignit și făcea pe aici ironie. Eu nu. Nu-mi zici nimic că mă certai? Nu știu. Nu știu dacă ai făcut, tu mi-ai prezentat că nu prea ai făcut nimic, dar deci te văd... Și n-ai încredere? Deci te văd mega transpirată. Ce ai făcut? Te-ai luat la... Păi mi-e foarte cald, foarte cald, foarte cald. Țipai un pic. De ce? Rebecca, ia zi, Rebecca. De ce? Cum mă enervai? Da, da, știi că ți-am zis. Vezi că nu e ok să ai tu pretenții de la mine să fac ceva și tu să faci fix ce mi interzici mie să fac. Dar eu nu îți interzic. Iar o spui urât, mamă, mor. Nu alegi cuvintele bine, păi pare ca și cum eu zic ce să faci și să nu, eu doar te alegi pentru tine, pentru binele bine, tău. Bine, și tu n-ai cum să-mi zici mie niște chestii și după tu să-mi faci lucrurile pe care mi le zici să nu le fac. Păi da, dar eu nu mă pun în risc, gen, dar tu dacă te enervezi prea rău și îi jignești așa, nu vreau să fii în față de eliminare. Bine, oricum, dacă ai plecat, tu m-aș ceri și o să plec. Dar vezi cum se chinuie Ștefania să plece și... Nu poți să pleci chiar imediat. Mm. Și n-aș mai vrea să stau aici fără tine. Ce vrăjeală. Nu e vrăjeală, atunci nu mai zi nimic. Nu-ți mai zi nimic atunci. Dar și ea, mă, frate, vezi? Că nu tace, mă, nu se liniștește deloc. Roberta? Da. Știu eu mai bine de ce ai venit tu aici, ca să cauți materiale cu Giulia. Iar mi-a căzut cerul în cap, mă, omule. E geloasă, mă. Că e geloasă? Păi cred, nu? Asta e cea Lenuța, mai... poți să-mi dai și mie conexiune cu Roberta? O secundă, te rog frumos. Păi nu o chemă la camera roșie, ce mai vrei conexiune? Nu, lasă-mă puțin. Du-te acolo, sau? Te cheamă să mergi acolo. Îmi dai și mie conexiune cu Roberta? O secundă, te rog frumos. Ce? Nu se aude. Nu se aude. Cum nu? Gata. Gata, zi. Am cerut conexiune cu tine o secundă. Te ascult. Dar nu am nimic de zis. Am vrut să văd ce faci. De ce? Am crezut că poate te-ai apucat de plâns. De ce aș plânge? Pentru că am plecat de acolo și v-ați certat, ați avut scandalul pe care l-ați avut și am vrut să văd dacă ați continuat sau nu. Păi am continuat, că na. Nu eu. Cine a câștigat? Eu nu m-am pus la mintea ei. Eu nu m-am certat cu ea. Dar ea a venit spre mine, a făcut gesturi pe aici, m-a jignit. Nu o bagă seama, atât poate. Tu te agita și pe rău. Asta. Nu știu. Dar așa deranjat a fost? Cine? Giulia. Nu știu ce i-a zis. Păi Roberta mi-a zis mie, n-auzi, că ai venit aici să-ți caut materiale cu Giulia și Giulia... Și după aia zici, Giulia, tu atâta poți? A, că atâta poți să spui și tu și... Da, că atâta poți tu. Și Roberta, start. Și nu știu ce, da. Și start, fix. Start. Trec la eu, baby. Eu ce să zic, am stat la masă acolo. Mamă, dacă nu mă doare capul deja. Ce
Ce te zice? Mai e drag. Îți pare rău? Căldura, să știi că mă moleșește. Caldul tot. Mă moleșește așa. Ce faci în noaptea asta lungă? Salvat? Niciun caz, nu, zi repede. Nu există. Păi, trebuie să mă gândesc acum, trebuie să fac planul. A, da? Bine, nici eu nu zic ce fac eu noaptea mea lungă. Bine. Lăsici. Hai, zi. Nu știu. Nu am niciun plan. Serios, deci în club, că Sebastian zice că mă căsește la lăutari. Și ți se pare că-s prieten cu Sebastian să mă duc la lăutari? Nu știu, hai un pic. Tu ce faci? Rămân aici. Atât? Da, dar din loc nu mă pupași, tare te pupai pe tine. Pentru că suntem în întrezire. O să fie bine. Ești amică. Da, o să fie bine, Alexandra. Vrei să mai extragi un bilețel? Ai început? Scuze, fă o glumă. Păi, dar nu mai fă glumă, fix. Hai, nu știu că avea rost nu acum. Nu era cazul și nici... Uite că fac în ceau. Nu. Dar nu cu mine. Că poate n-ai chef să Julie, pe bune, dacă tu poți să... Eu am fost de parte în gală mai mult ca toate. Nu ți s-a întâmplat în viața asta să niciodată. Ce îți dorești cu adevărat? Ba da, față de o persoană, nu de două. Păi și cine suntem noi să judecăm sau să... Păi dar nu judec, făcu eu glumă, se pare că judec. Păi, judec doar pentru că un alt om se simte rău din cauza... Păi uite că și Alexandra se simte acum rău și... Da. Ar trebui să ai empatie. Trebuia să fi gândit, că asta e cel mai important, ok? Dacă era... Păi da, da, suntem oameni. Dacă era doar ea în discuție... Dacă era doar ea în discuție, înțelegeam că poate fi confuză, dar când știu că un om e rănit și nu se simte bine... Bine, dar nu te preocupa tu de asta. Bă, nu rezolvi problemele tale și vezi de eu nu am probleme în momentul de față. Păi da, că tocmai am rezolvat ce a fost de rezolvat. Păi ok, în regulă, dar eu nu m-am băgat în problemele tale. De ce n-ai făcut-o? S-a prefăcut, s-a dus la spital. Păi știi, nici dacă tu trebuie, nu trebuie să mă bag eu. Păi, uite, nu suntem aici și ne dăm cu părerea. Nici nu, că dacă nu te ajută părerea mea, dacă ar fi negativă sau pozitivă, nu mă bag în așa ceva. Te interesează? Nu. Nici aici nu te interesează, doar că nu. Nici aici nu mă interesează, dar suntem în aceeași casă, Julia. Și nu mai ești dat cu părerea. Nu vreau. Nu mai dea cu părerea, doar că nu era momentul acum. Da, ok, fă o glumă, Robert. I-am zis acum. O afectează că știe că asta e realitatea. Nu, mă afectează pentru că vine... într-o situație tocmai bună. Dacă ea e pusă... E pusă într-o situație destul de... Cine a pus-o? N-a pus-o nimeni. Roberta, tu ești de acord cu ceva ce Alexandra? De la început că n-aș... Dar nu-i vorba despre asta. Nu-i vorba despre mine. E vorba că empatizez cu ea și pot să o înțeleg. Amândoi greșesc. Mereu exact. Bine, treceți peste, a fost o glumă. Virginia, dacă la început greșea Gagea și toți i-a spus, voi i-ați spus, lasă-l pe Gagea. Și când era vorba de Patrick, o încurajați. Acum că a făcut chestia asta, voi feriți pe ea. Nu, ba da. Nu, eu i-am spus să își încheie sau nu mai întâi socotelele cu Gagea, să știe dacă mai vrea sau nu ceva cu el, să-l excludă pe Patrick. Asta a fost părerea mea cap-coadă. Da, Virginia, normal că toată lumea știe că așa ar fi corect. Dar, Julie, înțeleg ce vrei să spui. Dar dintr-o joacă s-a ajuns am făcut aici. O glumă, treceți peste. Sincer. Păi trece peste, tu vorbești despre asta. Păi că voi ați sărit pe mine că am făcut gluma respectivă. A spus Roberta că nu era momentul potrivit. Am înțeles. Știu că nu era momentul potrivit, n-am putut. Bun, să și atunci abțin. Putem să încheiem subiectul ăsta dacă tu spui că știu că nu era momentul potrivit și s-a încheiat. Bun. Nu mai suntem pro Virginia. Robi. Hei. Ai vorbit cu Alexandra? Am vorbit cu Denisa. Denisa, am văzut. Ce zicea? Că mă vrea. Prov. Am vorbit un pic cu ea de tine, de situație. Da? Că ce s-a întâmplat cu tine, frate, de te atât de aiurea? Nu vezi că-s șocate fetele? Doar puțin urât, de deranjată, bă, fata. Te-ai haladit pe traseu, Bogdane, ce s-a întâmplat? Bă, am aflat ce s-a întâmplat în partea cealaltă. Ce s-a întâmplat? Am zis
A sărit Giulia la Roberta, nu? S-au certat toate. Toate? De ce? Virginia, Rebecca, Giulia, Roberta, Giuli? Nu știu. Știu că a zis Roberta ceva gen Sebastian acum stai cu fetele cu care sunt eu dușman la masă sau ceva, dușmancă la masă și așa. Și nu, a zis că m-am aliat cu fetele. Și am zis că dacă stau la masă și mănânc un sandwich, asta nu înseamnă că m-am aliat cu ele. Bună. Bună. Vreau să zic că m-am luat total aiurea cu tine. Motivul pentru care am reacționat cum am reacționat a fost că eu am lămurit cu tine situația de mai multe ori și de fiecare dată când am vorbit cu tine ți-am explicat că nu simt ceva mai mult și mai mult decât prieteni nu putem să fim. Denisa, nu te răsti la mine. Dar nu mă răstesc la tine, dar văd că nu mă înțelegi. Mine și nu okay. Păi pentru că situația. Te duci în alt film și mie mi se pare ok. Mie mi s-a părut că vine din partea ta. Sunt foarte glumeață, ți-am și spus chestia asta. Și ți-am spus când am vorbit. Dar ce Iurea l-a luat pe Bogdan, bă? S-a enervat al meu, mă. Nu ai greșit tu. Da, ok. După ce eu am înțeles greșit, cum te-am făcut? După ce m-ai făcut de râs? Mă, eu nu pot să cred ce aud. Cum te-am făcut de râs? Da, m-ai făcut de râs în casa băieților. În casa băieților te-am făcut de râs? Am încercat să-ți explic situația și să-ți explic că nu simt să mă apropii de tine? Ce ai făcut? Ești nebun, bă. Du-te, bă, de aici, bă, că nu mai... N-ai cu cine, frate. Am văzut. N-ai cu cine, n-ai cum să-i explici. Am văzut. Ești nebun, am încercat să vorbesc cât am putut de calm și de frumos, dar n-ai cu cine. Vreau să zic că m-am luat total aiurea cu tine. Motivul pentru care am reacționat cum am reacționat a fost că eu am lămurit cu tine situația de mai multe ori și de fiecare dată când am vorbit cu tine ți-am explicat că nu simt ceva mai mult și mai mult decât prieteni nu putem să fim. Denisa, nu te răsti la mine. Dar nu mă răstesc la tine, dar văd că nu mă înțelegi. Păi pentru că te duci în alt film și mie mi se pare ok. Mie mi s-a părut că vine din partea ta. Sunt foarte glumeață, ți-am și spus chestia asta. Și ți-am spus când am vorbit. Dar ce Iurea l-a luat pe Bogdan, bă? S-a enervat al meu, mă. Nu ai greșit tu. Da, ok. După ce că eu am înțeles greșit, cum te-am făcut? După ce m-ai făcut de râs? Mă, eu nu pot să cred ce aud. Cum te-am făcut de râs? Da, m-ai făcut de râs în casa băieților, în casa băieților te-am făcut de râs? Că am încercat să-ți explic situația și să-ți explic că nu simt să mă apropii de tine? Ai curentat-o? Ești nebun, bă. Du-te, bă, de aici, bă, că nu mai... N-ai cu cine, frate. Am văzut. N-ai cu cine, n-ai cu cine să-i explici. Am văzut. Ești nebun, am încercat să vorbesc cât am putut de calm și de frumos, dar n-ai cu cine. Se școală au în ele, frate, Doamne ferește. Hai la școala vieții. Ia, las. Totul care faci materiale cu Giulia. Vezi dacă ai vine... Ai venit să faci materiale cu mine. Wow, noi avem... Hai, grădina să le faci. Sunteți aici doar de materiale. Auzi? Giulia, tu pentru asta faci materiale. Giulia, atât poți, Giulia. Stai liniștită. Acum tu iei de mine că ce ți se pare că am făcut eu ce, Roberta? Păi atâta poți tu să zici că omul ăsta s-a cerut să facă materiale cu mine. Păi dacă eu știu mai bine, stai tu în banca ta. Aveți? Ia să dai că iardă chestii din casă. Roberta, lasă-mă că mă enervezi și nu vreau. Crezi că dacă tu stai la masă cu Giulia, eu ce vrei să fac? Mă, fată, ce ai cu mine? Ești pe bune, dacă ești pe altă planetă. Deci mă enervează. Cu ele, ce vrea să stau să vorbesc cu tine sau ea? Deci vreau să mă duc la băieți. Dar de ce te-ai atacat în ultimul hal? Te uiți la tine puțin. Dar tu te uiți la tine, Păi ești ultima. Eu sunt... Care trebuie să deschidă gura. Nu mai vorbi asta. Nu mai vorbi asta. Că nu-ți dau ce vrei. Că eu știu ce-ți dorești tu de la emisiunea asta. Eu știu ce-ți dorești, cum știe toată lumea. Și tu știi că râzi. Și tu ce-ți dorești. Eu ce-mi doresc. Zi tu mie ce-mi doresc. Ce-ți dorești? Ascult. Oh, îmi bat capul. Păi, n-ai cuvinte, iubita mea. Să faci pași. Să faci pași la tine acasă, tu, nu eu. Și Giulia, frate, are scăpări aiurea câteodată. Nu se mai controlează deloc, e femeia. S-a certat mereu cu Roberta și acum orice i-ar zice Roberta o enervează.
Da, dar vezi că și Roberta le interpretează aiurea, frate. Da, da, da. Vezi că i-am zis și lui Sebastian, înseamnă că discuțiile pe care le are Giulia cu el sunt contre pentru Roberta. Dar tu crezi că trebuie foarte să-mi... curios sunt pe cine chem. Crezi că trebuie să-mi spui tu mie treburile astea, crezi acum. Că eu nu-mi dau seama, frate, eu, ce imaginez că îți dai și tu seama de treaba. Cadru, 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 cameră, cameră, cadru, te rugăm. Cameră, vreau să vină Giulia. Potrivit nici să plângă după Patrick pe ce s-a sărutat cu el. Nu, am plâns după Patrick și continui. Ce? Ce zici? Băi, dacă la mine nu e momentul potrivit, nici la alții nu e momentul potrivit, nu? Zi-mă ce zise, zi-mă. Oprește-te. Ce, mă? Ce zise, ce se întoarce? Cine? Alexandra, ce zise? Că nu e momentul potrivit și continuă. A, uite, eu vreau să vorbesc de subiectul ăsta, aia. Să vedem ce se întâmplă. Ce-o face Gagea? Uite, așa vreau eu. Ce-o face Gagea? Oare cum se simte Gagea că după ce s-au sărutat Alexandra stătea și plângea că și-a amintea de melodia aia? Așa vreau eu, ia să vedem ce se întâmplă. Hai, lasă, ce ai făcut în cameră? Nu vreau să vorbesc. Dar de unde până unde trebuie să Virginia să tacă din gură? Uite, nu vreau eu. Ia să vedem ce se întâmplă. Zic că e mai importantă camera roșie decât fecurile. Lasă că... Camera roșie merge bine, n-am eu probleme. Jule. Wow. Sebi? Sau Robi? Sebi, Robi. Păi pentru material. Oricine să fie pentru material. Dacă se uită lumea la tine, Giulia... M-ai chemat pentru material? Da. Bun, atunci rămân. Atunci dacă era pentru altceva, nu rămâne. Ce faci? Bine, Patrick, tu? Am auzit că ești boxeră. Nu. Așa se zvornește în târg. Nu, n-am făcut absolut nimic. De ce v-ați certat? Am auzit claxoane, am auzit nebunii. Pentru că Roberta ieri alaltăieri zicea că nu are nimic cu mine, că eu n-am făcut nimic în situația cu Sebastian. Așa. Și acum vine să zică că Sebastian s-a cerut la mine ca să facă materiale cu mine. Eu la rândul meu că m-am cerut la el pentru că ea s-a despărțit de el și că e singur și acum pot să mă duc, că eu așa fac de fiecare dată. Că ea nu se coboară la nivelul meu, că toată lumea mă folosește de materiale, că doar asta știu să fac. Păi, și atât. Dacă chiar știi să faci materiale, dar nu e cazul de așa ceva oricum. Și chestii de genul, da. Și oricum, în ultima perioadă, tu n-ai mai avut nicio acțiune așa de wow, că ce, ai jucat un biliard cu Sebastian, ai dansat pe Gazolina, care tot cu mine ai dansat pe Conexiune, n-ai dansat cu el. Da, exagerează puțin. Exagerează? Vorbește frustrarea din ea. Și nu mi se pare normal. Dacă te-ai despărțit de iubitul tău, cred că atât ea cât și el sunt liberi să facă orice își doresc. Și dacă Sebastian și-a dorit să vină în casa fetelor să stea cu noi la masă, nu înseamnă că e o greșeală. Da, asta a fost urât și Sebastian a venit și a zis că, bă, frate, femeie, am intrat în casa fetelor și mi-a zis că ce ai venit să-ți cauți materiale cu Giulia, hai că, na, cu tine are ce are, dar cu el, care-i fost iubit, pare un pic așa, iurea, dar oare nu face din gelozie, oare nu simte așa? Nu mă interesează, nu dai în alte femei pentru că te-a lăsat pe tine gagică tu. Nu o să mai vorbesc. Ba, eu o să vorbesc chiar singură. Mă gândeam așa, că eu când a trebuit să iau decizie... Deci nu vorbesc cu mine. Nu, vorbesc cu croasantele. Eu când trebuia să iau decizie, toată lumea, că hai, nu e ok să-l ții pe Bogdan, așa, și tu și deja decizia, da? În condiția în care eu nu aveam vreo legătură externă cu vreunul din ei doi. Bun. Eu trebuia să zic, toată lumea aici, când e în paralel, trebuie să zică. Băiatul ăsta nu mănâncă, ia salvarea, e rău, nu știu ce... Trebuie să înțelegem că nu se poate renunța la persoana a doua. De ce? Nu se știe. Deschid această întrebare. Poate cineva mă poate lămuri. Am ajuns să vorbesc singură. E grav. Puneți mâinile la urmă. Dar nu-mi pare așa o persoană de genul. Aici trebuie să fim corecte doar pe părți. Nu suntem corecți cu... toată lumea. Aici e pe părți. Pe asta faci dar, Rebecca, poți să empatizezi cu o persoană care în momentul de față nu se simte bine? Nu,
nu pot. Și asta faci, tu ești corectă doar pe părți. Când e vorba de noi, bine, nu, hai, nu vă mai certa. Mulțumesc. Păi eu când am fost așa, s-a dat în mine, așa că... Of, săracă. Dar cu Gagea nu împatizează, frate, nimeni când lui e rău. Trebuie să împatizezi cu Alexandra, care se gândește la Patrick, dar la Gagea nu, nu se gândește niciuna, mă, la Gagea din ele de la Carpa, nu se gândește niciuna. Eu împatizai cu el și îmi zice Alexandra că de ce să împatizez. Păi, Doamne ferește, nu cred că îmi permiseai să împatizez cu Gagea, care e rău. De ce nu împatizez cu Alexandra, care e aici la emisiune și mine? Hai să mergem în grădină. Haide, te rog. Vei? Ce ai? Am nervi. Tu ai nervi? Eu vorbesc singură. Denisa, dar părerea ta care e? Despre ce? Subiectul Alexandra Gagea, sinceră. Eu eram pe canapea cu Robi, vorbeam despre situația cu Bogdan și nu înțeleg ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat aici? Părerea ta. Situația Alexandra Gagea. Părerea ta de situația cu Alexandra și Gagea. Dar părerea în general, că până acum am spus-o. Eu i-am spus, am vorbit și despre chestia asta și am spus că da, poate ar trebui gen să închidă întâi cu el și după aceea să se focalizeze pe Patrick. Nu e greșit ceea ce a făcut. Denisa, ai spus că ești de acord cu noi sau nu? Da. Nu, stai. Fii atentă. Eu am spus. În ce mod ai spus-o? Acum nu veni, că acum mă enervez eu. Și nu-mi plac persoanele care aici sunt cumva și în afară sunt altcumva. Dacă ai o părere, fii asumată și să o ai și aici. Păi lasă-mă să termin. Dar eu am vorbit cu ea. Nu trebuie să folosești aceleași cuvinte pe care le folosești în afară, dar aceeași părere poți să ai. Nu, ascultă-mă puțin, fii atentă. Eu am spus și ei, da? S-o încheie cu Gagea, gen, și dacă vrea să se focalizeze pe Patrick, să se focalizeze pe Patrick, da? Nu mă lași. Suntem la filmul. Da. Nu, dar eu chiar... Pentru că nu este, adică nu este eu ceva știu greșit, părerea dar... Denise. Mai, dar... nu poate să zică că avem noi dreptate, că e colegă cu Roberta, nu există. Lasă-mă să termin, că zic acum. Păi și Roberta e de aceeași părere cu noi în situația asta. Dar a fost Denise, cumva... Denise, nu vii aici. Vin imediat, o secundă. Dar a fost greșit ceea ce s-a întâmplat acolo, mai ales și cu Danso. Mie nu mi-a plăcut, pentru că eu și când am vorbit în grădină, nu mai țin minte cu cine eram, am spus că variante sunt foarte multe variante. Bun, dar varianta acum, că poate a venit o doar... jumătate de ore empatizai cu Alexandra. Pentru ce? La ce te referi? Situația cu Gagea? Da. Mie mi s-a părut că ea plângea gen aici, gen cu universul, cu astea, ok, cu bilețelele și nu știu, eu empatizez mai mult cu el în momentul de față. Nu, eu nu ascult ce vorbesc. Văd doar că continuă subiectul și acum, în loc să se lase apele să se calmeze, se plusează. Nașul a luat-o aiurea puțin, iară. E foarte urât ce face. Să-mi zică mie că nu ți-e astea la nivelul meu. Și crezi că ieri când a spus pe conexiune că ea regretă că s-a comportat așa, de fapt nu e adevărat. Păi ce regretă? Ce regretă dacă a venit și a făcut acum același lucru? Că fostul meu stă la masă cu alea de... cum cu a care zis? S-a certat ea sau ce? Da, ceva de genul. Da. Nu poți să zici că eu sunt bună numai de materiale. Că nu-i cazul, da. Și oricum în ultima perioadă nici tu n-ai fost. Înainte, da, să zicem că mai făceai în continuu, întrebai, făceai, dar acum chiar ești mai chill, așa. Da, stai un pic. Și asta cu întrebatul nu e... Vorba de materiale, adică că vin și se întâmplă chestii sau că, nu știu, vin în casa băieților și se întâmplă chestii, asta e partea a doua. Da. Da, pentru asta că așa decurg că... lucrurile în casă, oricine, dacă eu vin la voi... Probabil nu s-a înțeles încă formatul, da, nu înțeleg. Da, nu a înțeles ea probabil formatul, dar probabil e și geloasă și spărată acum și naiba știe ce. I-am zis că dacă vrei, pot să ți le întorc și eu, da? Într-adevăr, am fost și eu răutăcioasă și i-am dat o replică la un moment dat. Ce? I-am spus că dacă el mă folosește pe mine de materiale, atunci putem spune că și băieții ar fi vrut să te folosească pe tine doar pentru ce a zis Robi, nu? Dacă eu sunt bună numai la asta, adică îmi pare rău, chiar a fost răutăcioasă, o să-mi cer scuze pentru asta. Da. Dar pe bune, te am și o limită. Și tu, e normal. E normal să te enervezi așa. Și chiar nu am făcut nimic față de Sebastian. Deci absolut nimic. S-a glumit un pic atât. Și asta, toată gluma asta a pornit de la mine și de la Virginia, când da, am menționat voi... eu jocul. Exact. Și după v-a pus pe cadru și voi nici măcar nu știați de ce. Noi v-am propus. Eu și când mi-a zis Sebastian pe conexiune, hai Julia să ne jucăm un biliard, eu am rămas... Gen, da. Cred că s-a văzut fața mea pe material. Da, n-ai fost atât de entuziasmată. Dar nu e neapărat de entuziasmată, e vorba că n-am înțeles de unde până unde, gen că nu a fost mare interacțiune între mine și Sebastian aici în casă. Da. Așa că
De unde e toți nervii ăștia și toate vorbele astea aruncate așa? Alexandra ce face? Tu știi, era pe acolo, iar se certa cu Virginia. Și ea? Păi s-au luat, a făcut Virginia o glumă, nu știu, ceva de gagea, de... A. Nu știu exact ce. Hai, te pupăm, Alexandra. Nu fi puțere, da? Fi calmă. Nu. Să nu pleci neaba din competiție. Nu există, Patrick. Pup. Și tu. Da, ok. După ce eu am înțeles greșit. După cum ce m-ai făcut? Făcut de râs. Măi, eu nu pot să cred ce aud. Cum te-am făcut de râs? Da, m-ai făcut de râs în casa băieților. În casa băieților te-am făcut de râs? Că am încercat să-ți explic situația și să-ți explic că nu simt să mă apropii de tine? Ce ai făcut? Ești nebun, bă. Du-te, bă, de aici, bă, că nu mai... N-ai cu cine, frate. Am văzut. N-ai cu cine, n-ai cu cine să-i explici. Am văzut. Ești nebun, am încercat să vorbesc cât am putut de calm și de frumos, dar n-ai cu cine. Stefania s-a făcut și ea răutăcioasă, nu înțeleg. Nu vorbi așa, Roberta. Păi așa este, acum râdea de noi că nu vine Denis aici. Dar se duce după ea, nelege. Păi da, normal. Nu, pentru că eu am zis să venim aici ca să nu continue subiectul. Știu da, că ea nu se simte bine și că nu vrea să aud acum. Nu suport înțepăturile astea, da, așa, săgețile astea și răutățile astea. Că nu vine. Aia. Păi și nu e răutăcioasă. Cine? Stefania, că râdea de patru ani, nu vine Denisa. Nu vă mai luați așa. Dar n-am început, efectiv n-am zis nimic. Și nici ea. Nu, Sebastian a zis că suntem noi, că jucăm teatru sau nu știu cum a zis, o vorbă de genul. Și am zis că el a venit aici pentru materiale, nu... Auzi, și că te montez eu pe tine, să te învăț eu să nu vorbești cu el. Cum vreodată aș face treaba asta? Când ai spus tu vreodată? Păi tot, dacă mai. Vine aici, nu discuta. Când vreodată? Și de ce aș face treaba asta? E liber să vorbească cu cineva, din contră. M-aș bucura mai mult să vorbească cu fetele care mă înțeleg decât să facă treburile astea cu ele. Pentru că face contra și o face special să mă enerveze. Eu știu, dar chiar nu o să mai îmi bat capul. Bă, dar nu se poate așa ceva, mă, frate. Ce faci? Ce zice ai copiat-o Giulia? Pe Alexandra, viața șeful meu, mea. Ce zice Giulia? Cu cine ai fost, ai Giulia? Ai vorbit de scandalul, nu? Vai. Care nu, s-a întâmplat acolo. Scandal, scandal, scandal. Sar primul la scandal. Da. Poți într-o cameră. Hai, bă, zi! Ce? Mamă, Robi. Ce vrei? Ai întrebat-o de ce nu-i de acord cu tine? Ha? Ai întrebat-o de ce nu-i de acord cu tine și de ce nu te crede? Pe Alexandra? Pe Giulia. Pe Giulia. Dar de ce zici că am fost cu Giulia? Serios. De scandal. Giulia, v-am și o să te întreb ceva. Cu tine empatizară colegele noastre când plângeai? Vrei să faci un material cu mine? Da, vreau să fac material. Zic. Cu tine empatizară colegele noastre când plângeai? Da. Da? Da. Rup să reempatizatul. Mulțumesc. Da, au făcut-o doar ca să aibă niște edituri mișto pe TikTok. Ah, ok. Mulțumesc. Cu drag. Asta. Deci asta vreau să zic. Deci tu înainte când cu el și după păi ce vrei. Tu înainte când te-ai ridicat, ai dat-o ca și cum... Stai. Tu înainte când te-ai ridicat, ai dat-o ca și cum eu nu aș vrea să zic ceea ce gândesc. Din contră, am spus ceea ce gândesc. Asta păi este. Așa părea, doar că așa părea, pentru că ele au plecat să nu ne mai audă pe noi și te-ai dus tu după ele ca și cum... Să nu vă mai audă pe voi, dar acum știi cum sunt? Nu, eu oricum sunt așa în gândurile mele cu ceea ce s-a întâmplat înainte, pentru că eu oricum mă gândesc foarte mult și așa sunt eu, dar eu părerea mea mi-am spus-o și asta este. Repet, nu-mi place să văd fetele că se simt așa. Eu am și zis părerea mea, din punctul meu de vedere, trebuia pus întâi punct cu o persoană și eu mi-am asumat inclusiv chestia asta și am spus, eu mă focalizez pe o singură persoană, după care vine o cunoaștere, ceva, mă focalizez pe celălalt. Aceeași părere o am și eu. Ce? Aici o ai. Care e situația acolo? Roberta s-a luat aiurea, frate. Serios? S-a luat Roberta? Da, ci că o dat și în Sebastian și în Giulia, o dat în tot. În toată lumea, mă? Da. De ce oare? Și că pe Giulia, că ea așteaptă momentul să se despartă cuplurile, ca să intre ea pe acțiune. Da. Are un pic de satisfacție, Giulia, când se desparte cineva din... Așa zice Roberta. Așa zic și eu. Da? Așa zic și eu, da.
are o satisfacție foarte mare. Tu unde e Antoni? Aici. Antoni? Nu mai contează unde are. Lua, amical, pe cine? Hai, mă lasă să joc cu Antoni. Hai. Sau joc cu tine? Joacă. Joacă cu cine vrei. Nu, cu Robi, mai bine. Că nu joc cu tine, frate, că pe bună stăm 10 ore. Te îndoi. Hai. Dacă câștig, joc cu Robi, dacă pierd, joc cu tine. Hai. Eu am întrebat înainte ce s-a întâmplat, că nu m-am înțeles ce s-a întâmplat. Nu m-am înțeles, nu înțeleg ce s-a întâmplat aici. Da, și ăsta e al meu. Ce s-a întâmplat? Eu eram pe canapea, vorbeam cu Robi. Că discutam despre treaba cu Bogdan. Că m-a întrebat, gen, că au zis că băieții sunt de acord cu mine, în postura în care m-a pus el pe mine. Și eu vorbeam cu el și nu înțelegeam efectiv ce se întâmplă. Ce s-a întâmplat? Dar nu ți se pare corect ar fi să unele chestii se facă cu toată lumea, nu doar cu cine ne convine? Hai, Rebecca, n-am eu nevoie să empatizez nimeni cu mine. Nu, pe frate, dar empatizăm cu un om care face chestii. Nu mă interesează. Dar nu empatizăm cu un om care plânge. Perfect normal, nu? Interesează pe mine. Efectiv, nu. Hai de, da. Ne dăm corecți, dar nu e niciunul, de fapt. Bună, cameră. Să vină Julie. Acum nu știu unde se duci, la masă sau în grădină. E pe gândurile ei, țăraca. E ok. Dar ce ți-a zis, Robi? Păi discutam despre treaba cu Bogdan și a spus că băieții au spus că sunt de acord cu mine pentru că el m-a pus într-o postură foarte nașpa. Și eu am vrut să mă duc să vorbesc cu el, l-am și specificat că m-am cerut în casa băieților iar după la el și nu m-au lăsat și a spus că ei sunt de acord cu mine. Și de asta discutam și eram total într-altă parte, eu nu am înțeles ce s-a întâmplat aici și nu-mi convine așa, nu-mi convine ce s-a întâmplat. Pentru că... Dar nu mai ai ce să clarifici cu... Julie... Sunt pusă gen în situația asta, adică eu... Băi, frate, am și specificat, prietenește și tu încă insiști. Adică, pe bune, lasă așa. Nu mai băga în seamă. Mama, aș mânca niște paste. Vrei să faci piatră de farfecă cu una dintre noi ca să vezi dacă rămâne ce să te duci acolo? N-am înțeles. Ce a spus? Deci copilul de 19 ani, da? Noi nu-i zis să rămâi nimic. N-am înțeles ce a zis. Vrei să faci piatră, farfecă, hârtie ca să vezi unde să, dacă să rămâi cu noi sau să te duci cu ele? Eu nu cred că dormi. Dacă dormi pe recepție, vino la noi, că noi te primim. Noi n-avem de-astea. Bună, iubitul meu frumos! Mamă, ce mă bucur să te văd! Și voiam să scap din clasă, pentru că sunt te-ai foarte mare. Te-ai băgat și tu acolo? Eu nu m-am băgat, dar... Că la un moment dat, băi, ți-a zis că te-au auzit pe tine, pe Julie. Eu n-am fost atent. Nu, normal că și eu am vorbit acolo, dar... Te-ai certat? Nu, cum să mă cert? Mă gândeam că cineva ți-a zis ceva și ție. Bine, dar eu sunt dezamăgită, adică... De unele lucruri care se întâmplă. De ce ești așa rece? Ți-e frig? Nu. În fine, și voiam să zic că în momentul când am văzut ce tensiuni sunt în casă, iar m-am cerut să vin la tine, că voiam să plec de acolo. Dar dacă am stat acolo, n-aveam ce să fac altceva. Adică văd că se plusează pe anumite lucruri când nu e momentul și... Na, e... Ai vrut să vii la mine să scapi. Nu lasă că vin la camera roșie. Stai aici cu mine 5 minute, din păcate. Te duci înapoi, dacă m-a s-au calmat lucrurile. Nu! Denisa, eu văd că te trage inima să te duci. Ce? Văd că Denisa, te trage inima să te duci. Eu înțeleg pe Denisa, acum e pusă între... Dar nu ne supărăm. Da, stai o secundă, că... Hai. Nu mi se pare normal chiar să fie pusă în situația de a alege. Exact. Pentru că se poate înțelege bine atât cu canapeaua dreapta cât și cu canapeaua stânga. Nu-i ca și cum exact. Ea e imparțială, exact. Elveția. Exact. Și, na,
Eu ce am de spus, spun și gata. Cred că de fiecare dată le-a spus și lor ce nu le convine și ne-a spus și nouă când a fost cazul. Nouă mai puțin, că nu prea a avut chestii cu noi. N-am avut. Da, eu n-am treabă, n-am nicio treabă, păi, dar... Despre ce vorbim? Nu știu, canapeaua ta ce zici despre asta? Canapeaua ta pare să nu fie de acord cu canapeaua noastră. Eu vreau doar să spun părerea mea, eu... Din canapeaua noastră e unghiul mai frumos, scuze, îmi pare rău. Nu, nu e vorba despre... Deci nu e vorba de... În ce... Nu știu, în ce... Partid sună urât, iară se bagă. Sună foarte urât partid. Știu că sună urât. E, adică, da, a fost ideea colegii tale de cameră cu acest partid. Nu știu a cui a fost ideea, dar dă, așa alianță, alianță, da. Ești bine astăzi, dragă? E bine, tu, sunt tensiune în casă. Julia a început să... Ok, dar acum... Să țipi acolo. De când ai trecut ușa? Acum, normal că sunt bine. Tu m-ai întrebat cum am fost astăzi. Astăzi nu am fost prea bine, pentru că sunt tensiuni. Acolo. Mm-hmm. Păi ce să zic, dragă? Nu le băga în seamă, oricum știu că tu nu le bagi în seamă. Normal că nu le bagi în seamă, dar n-ai cum să nu le bagi în seamă. Atâta timp cât ești acolo, n-ai ce să faci. Lasă că poate cobori acum și nu mai e nimic. Te duci într-un colț să vorezi acolo ce ți-am făcut eu. Și se rezolvă situația. Mă duc să le îndulcesc cu fete. Pe fete, pot să le dau și lor? Lasă că ne-a lăsat. Să nu-mi bagi în seama. Te duci să savurezi și pa. Păi eu asta încerc să fac iubitului, să opresc tensiunile, da. Câteodată nu poți. Mulțumesc, iubitule. Îți stai super așa cu coadă, să știi. Mulțumesc. Cum? Îți stai super așa cu coadă. Da? Da. Îmi place maxim. Bye. Mă, tu întrebai și pe mine de camera roșie, cu cine am fost? Eram prins aici în... Sără, niște... Cum a fost în camera roșie? A fost bine. Ce face Robi? Ce face Sebastian? Da. Bine. Tu auzi și sunt Sebastian. Ce nu, vă dați seama că Sebastian nu o să îi schimbe, adică... Da, nu, nicio. Cu toate că... Robi sau Maxim Patrick, dar eu cred că Patrick cheamă pe Alexandra. Îmi dau demisia de la castingul pentru Patrick. Aș fi ales cu totul și cu totul altă persoană. Pe mine? Păi nu. Sau pe tine? Nu de aici. El care zicea... Alt gen de persoană. Da, da, da. El da. Care zicea că vreau își femeie... Își dorește o femeie hotărâtă, cu atitudine, care este? Să nu dea atenție să mai cum dreapta. Poate la atras ceva în discuțiile cu ea. Nici nu avem exact de unde să știm. V-am adus să vă îndulcesc. Robert le-a făcut. Ce drăguț, mulțumim. Dele-s duma. Bă, credeți că o să-și revină gagea să vină acum să o cheme pe Alexandra în camera roșie? Nu. Bună, cameră, să vină Denisa. Auziți? Acum nu doar Sebastian face materiale cu mine. Și Robi. Roberta. Nu, Robi făcea. Denisa. Denisa, ăsta e Robi. Nu mai e Bob. N-ai fost tu cu el? Ai fost tu cu Robi. E Patrick. Patrick. Ai făcut din mine tu. E Bogdan, mama. Și nu cred. Cine să cheme? De ce are scuze? Maluma. Nu cred. Că pe Giulia. Ba da, e Bogdan. E Bogdan. Scuze. No. No. Ba, o să rup ușa. Așa cu mine când ne certam, după mă chemă în cameră și... Ia, 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 ia. Iarăși cine e cu Denisa?
Bogdan? Da. A, păi dacă nici eu nu știu Bogdan. E Bogdan? Bună. Bună. Ce faci? Bine, tu? E supărată? Nu sunt supărată. E, nu e supărată. Vreau să zic că m-am luat total la iurea cu tine. Motivul pentru care am reacționat cum am reacționat a fost că eu am lămurit cu tine situația de mai multe ori și de fiecare dată când am vorbit cu tine ți-am explicat că nu simt ceva mai mult și mai mult decât prieteni nu putem să fim. Și eu am simțit, nu? Gen, am simțit mai mult. Poți să continui? Dacă vrei. Nu am vrut să dau să te pun într-o lumină proastă sau să te superi pe mine în vreun fel. Am vrut doar să-ți explic și să îți dai seama că între mine și tine nu poate fi nimic și să nu-ți faci vreun gând. Să nu-ți faci filme. Să nu te dezamăgesc. Iar, Bogdan, mă oprește-te, că te duci într-alt film. Pe bune, acum, serios, chiar te duci într-un alt film. Dar tu, nu este în regulă. Păi, nu este situația. În regulă. Bun, ce și poți faci să răspunzi după ce ți-explic eu sau nu? Păi nu, pentru că te duci în alt film și dai de gândit altceva. Ca și ce cum dau eu, de gândit? Ca și cum eu umblu o grămadă aici după tine, cu florile astea și cu astea și tu cumva mă refuz pe mine pentru că mi-ai spus tu mie. Dacă nu mă las să continui, cum vrei să înțelegi, Denisa? Nu te răsti la mine. Dar nu mă răstezi la tine, dar că nu mă înțelegi. Nu mă las să-ți explic situația. Păi pentru că te duci în alt film și mi se pare ok. Mie mi s-a părut că vine din partea ta. Sunt foarte glumeață, ți-am și spus chestia asta. Dar și ți-am spus când am vorbit atunci. Ce iurea l-a luat pe Bogdan, bă? S-a enervat al meu, mă. Băiat nou, că suntem prieteni și că dacă eu o să am o cunoaștere aici, în casă, și dacă nu o să vină băiat nou, pa, eu plec. Eu asta am zis. Da, și... Și am zis. A venit întrebarea următoare că Denisa așteaptă să vadă și ea pași. Din partea Robertei a venit întrebarea aceasta. Eu am crezut că vine din partea ta. Și deranjul meu a fost că eu ți-am explicat destul de clar ce simt și că nu simt o chimie între noi doi și nu am vrut să las de înțeles că se poate ceva mai mult între noi ca să, nu știu, să te... Asta este reciproc. Eu am spus și am spus de la început. Tu nu asculta ce spune Roberta. Roberta poate să spună ce vrea ea și oricine poate să spună ce vrea. Că ce? Doar pentru că suntem colege de cameră înseamnă că eu m-aș fi dus și a spus chestia și aș fi spus chestia asta? Nu, este adevărat. Nu am zis chestia asta, am specificat și sunt sinceră. Nu ai zis tu, a zis Roberta pe conexiune și eu am înțeles că tu ai fi zis treaba asta, că aștept din partea mea pași. Păi nu, păi de asta m-am supărat și m-am inflamat. Auzi ce a zis, mă, frate? A zis că nu a ascultat ce zice Roberta, că nu... Nu ai zis tu, a zis Roberta pe conexiune și eu am înțeles că tu ai fi zis treaba asta, că aștept din partea mea pași. Păi nu, de asta m-am supărat și m-am inflamat. Pentru că ți-am lămurit situația și nu-mi place să mă repede în numărul. Păi și eu nu ți-am lămurit o ție situația, am spus prieten, ca prieten ne înțelegem bine. Eu asta am zis, tu ascultă-mă pe mine. Înțelegi? Nu i-am spus eu, Roberte, că eu nu am nevoie de o altă gură. Eu pot să-mi spun singură tot. Da, măi, și eu asta vreau să zic în momentul de față, că eu am greșit. Nu ai greșit tu. Da, ok. După ce m-ai făcut, de râs... Măi, eu nu pot să cred ce aud. Ce zice el? Ce zice ea, mă? Ba cum te-am făcut de râs? Da, m-ai făcut de râs în casa băieților, în casa băieților te-am făcut de râs? Am încercat să-ți explic situația și să-ți explic că nu simt să mă apropii de tine? Păi dar nici ea, omule! Păi cu ce-mi faci speranțe false? Pentru că am crezut că ești interesată și că tu faci pas sau prin interacțiunile pe care le am eu cu tine, tu consideri că eu mă apropii de tine. Păi eu dacă ți-am spus că este prietenește, cum aș putea să consider chestia asta? Ia-o și tu puțin logic. Asta s-a văzut. Prea se enervează. Asta s-a înțeles pentru mine când am avut conversația. Pe ce, pe conexiune? Da. Amândoi sunt tensionați. Păi dacă ea, dacă el o ține langa o chestie... Deci vă rog eu frumos, să mă ferească Dumnezeu. Ce zice? Să mă ferească Dumnezeu, să mă ferească Dumnezeu. Nu, înainte să plece, zice că să plece din camera roșie sau ce? Nu. Nu știu, n-au zine. Iubirea ta, iubirea noastră... 3, 2, 1 și... Iubirea noastră e un subiect, vorbi de întreaga țară. Că de fapt, melodia asta era a mea și a lui Robi. Melodia asta e de 10.000 de ani. Era asta. Era aia cu vocea ta? Exact. Deci eu ori cred că vorbesc altă limbă, ori... Vorbești limba chineză, Denisa, ori... Mamă, i-a stricat toată starea lui Bogdan. Când am spus eu, dacă eu nu am specificat, frate, nu am specificat că suntem, ne înțelegem bine ca și prieteni,
am spus sau nu chestia asta. Dar tu ai înțeles de ce am reacționat cum am reacționat sau nu? Am înțeles din cauza Robertei, cu ce a spus Roberta, dar tu trebuie pentru să mă pentru că ascult. Eu am crezut că vine din partea ta. Dar eu nu am gură să vorbesc. Nu mi-am dat seama cine a zis și am crezut că tu, Denisa, ai zis că în continuare aștepți din partea mea pași. Dacă... și eu m-am supărat pentru că eu ți-am lămurit situația care este dintre noi doi și am crezut că în continuare tu nu realizezi. Doamne ferește. Ce simt eu și ce dacă eu este simt. Ceva sau nu. Ți-am spus eu că simt chestia asta, eu ți-am spus și o să mă repet din nou. Așa. Am spus strict prietenește, o să iasă și episoadele, am spus și în grădină că eu dacă nu o da să unde am te uiți? O la cameră. Dacă nu păi o să am o cunoaștere aici, de ce te uiți la cameră? Dacă nu o să am o cunoaștere aici, ok, dacă nu o Așa. Să am o cunoaștere și am spus că nu prea m-ar interesa niciun băiat, am specificat și chestia asta, și nu o să vină băiat nou sau în fine, nu știu ce o să mai fie. Dacă nu o să fie, în fine, eu sunt dispusă să plec și acasă. Pentru că aici trebuie să se cunoască persoanele. Trebuie să dăm ocazia și altor persoane. Așa. Punct. Eu asta am spus. Nu mi-o întoarce acum că ai zis tu că ai făcut tu. Eu am fost clară de la început. Și ce ți-am zis? Te-am acuzat acum că ai zis tu ceva? Lasă-mă și pe mine să termin. Hai, termin. Am specificat de la început. Dacă nici ca și prieteni nu se poate, asta este. Eu nu cred că am lăsat de înțeles că nu putem vorbi ca doi oameni normali și maturi. Mie mi se pare că asta ai lăsat de înțeles și m-ai pus într-o postură foarte proastă peste care eu nu cred că o să închid, să zicem așa, un ochi sau ceva. Nu e vorba de închis ochi aici, Denisa. Okay. Eu am venit pur și simplu să-ți explic că am greșit, sunt vinovat pentru ce am făcut. Într-adevăr, nu vreau să caut scuze. Pa, pa. 3, 2, 1 și... Iubirea noastră e un subiect vorbit de întreaga țară și totuși ia uite-le, mă! Perfect și ne lumea ne dobară. Mi s-a terminat CD-ul. Suntem noi doi împreună. Cu iar putea dai seama ce frumos să ascult melodia asta să te gândești la o persoană. Și fetele, restul fetelor, de ce s-au... Mai exact, Rebecca și Virginia, de ce? Pentru că după ce mi-a zis Giulia că sunt ultima și că i-a zis lui Sebastian, te rog, țin-o sau potolește-o, și a mai spus odată chestia asta în afară, i-a spus lui Sebastian, potolește-o dacă nu ți-o bat, i-a zis lui acum ceva timp, și acum i-a zis la fel și i-a zis că sunt eu ultima, m-aș jigni, nu știu ce, și i-am spus lui foarte urât că a fost un meu iubit la masă cu unele fete care mă jignesc. Și ele s-au aprins unele. Nu, tu ne jignești pe noi? Pe ce, e jignire? Că am spus unele? Da. Și de la asta. Bravo, Denisa! Bravo! Sunt nervoasă. Punct pe nervoasă, ei. Dar ai par. Ai pus punct pe ei. De 3 ori. Dar ce zisești după ce zisești, Doamne? Da, calmează-te. Dar ce zisești după ce zisești, Doamne ferește? Ce-ai făcut acolo, ne-a oprit? S-ai enervat. Stați-le, că... că a zis că pe conexiune a crezut că i-am zis eu lui că aștept eu pași din partea lui în condițiile în care eu am spus și când eram în grădină că eu dacă nu o să am o cunoaștere da, da, acasă, acasă, plec acasă. Păi și vii și mi-o întorci acum ca la Ploiești să spui că am zis eu că aș fi crezut eu sau că la Ploiești la Roberta? Nu, e o vorbă. Las-o, deci pe bune. Și s-o dai atât de aiurea ca și cum am spus eu, te vreau și gata. Și da, ce. Nu e ok cum te comporți. Nu e ok. Și nici nu m-a ascultat și nimic. Nu e ok cum te comporți. Dar ce zici, Doamne ferește, și după mai zici ceva? Vrei să, că vrei să vrei în cameră? Pip. Așa ai zis? Nu am zis că întrerupsă conexiune. Da, nu am zis că vreau să plec din cameră. Dar m-am închinat, am spus, Doamne ferește, când am zis eu vreodată așa ceva. Ai curentat, ești nebun, bă. Du-te, bă, de aici, bă, că nu mai... N-ai cu cine, frate. Am văzut. N-ai cu cine, n-ai cu cine să-i explici. Am văzut. Ești nebun, am încercat să vorbesc cât am putut de calm și de frumos, dar n-ai cu cine. Am văzut. Nu știu dacă eu nu știu să mă exprim și nu știu să vorbesc pe înțelesul ei sau pe înțelesul vostru. Dar mi s-a părut destul de clar. Pentru că întrebarea a fost, da, întrebarea a fost pusă de Roberta. Da. Și tu ai crezut că de fapt a spus ea treaba asta. Exact. Și i-ai explicat. Și i-am zis că eu sunt de vină pentru că am crezut că vine din partea ei. Da. Și m-a supărat faptul că i-am spus de nenumărate ori că nu simt să mă apropii de ea și să nu creadă că interacțiunile dintre noi doi am avut conexiune. Poate să formeze o relație. Am văzut că ți-ai luat foc. Păi mă enervează, frate, să-i explic așa în gol și să nu fiu înțeles. Am văzut. Foarte, foarte urât. Chiar și nu mă așteptam de la Bogdan. Dar nici eu nu știu ce a fost el și am specificat. Prietenește, i-am zis, prietenește. Dar luat filme, măi, pe alt film. Da. Iubirea noastră. S-a comportat aiurea, gen, și eu nu... Bine, eu el s-a luat de la... Roberta a spus că te-a întrebat ceva de el și că tu ai fi fost așa, gen...
Da. Ți-a plăcut ideea. Și el probabil o fi zis... Mi s-a părut doar drăguț. Putea să-mi spună că, frate, i-a spus, da, fizic, ok, este un băiat frumos. Mie îmi place și de Brad Pitt. Dar ce să fac acum? Dă Brad Pitt speranțe false sau mă duc după Brad Pitt? Nu! Nu știu, mă, viața mea, că m-a luat cu capul rău de tot. Am văzut! Când venea să mă ridic să ies de acolo. Am văzut! Și-am făcut cruce, femeia. Bă, se uita la cameră, în loc să vorbească, se uite la mine, ea se uita la cameră, femeia. Vorbea cu camera. Lipsă de respect. Ei, păi stai lângă un om și stai tu la cameră. Cum? Am văzut că se crucea pe acolo cu da, tine. Da, își făcea da. Cruce și își făcea, trebuia să-și facă și un acatist. Aoleu. Chiar ești Bogdan azi. Bă! Nu mai zic că se dă urât dacă zic. Vreau și eu să zic că îmi pare rău că... Sincer, camera asta mie îmi strânește așa niște emoții, să zic așa, pentru că am avut prea multe momente cu ea, să zic așa, frumoase aici. Și vreau să vină Roberta. Oricum eu nu mai mă cer. Eu înainte mă ceruserăm, dar ca să rezolv și să-i spun ce aveam de zis, dar consider că în camera roșie ne-am lămurit ca lumea de data asta. Foarte bine. Ca să nu se mai interpreteze, eu i-am spus, dacă nici ca prieten nu se poate, nu se poate, aia e. La revedere și pa, pa. Și gata. Cui pasă. Da. Nu știu, Maluma, ce întâmplă cu Bogdan de la... Ne dai cadru. La un timp de vreme, așa. A, da, da. Să ascultăm. Să-i fac cu materialul și Robertei. De ce râzi? Mă apucă râsul că am avut un discurs la cameră înainte să te chem. Ți-ai cerut și tu... Ai făcut și tu ca Bogdan. Ce? Să-și ceri concurente. Ah, nu, doamne, nu. Am zis că de fiecare dată când intru aici în camera asta îmi strânește așa niște amintiri și niște momente frumoase cu tine aici și acum trebuie să am o discuție așa amicală. Și am zis să vină Roberta. Ce zici? Nu mai zic nimic, ce să zic. Sunt certați, are ce vor. Aia sunt, acum ți-e pupă pe aici. Că se împace. E, să facă ce îl face fericit. Normal, că nu a fost nimic contra lor. Măi, dar ideea a fost totuși noi ce avem, foarte urât pentru ei. Avem din cauza ei. Că păi e prea ciudat că își zâmbesc în conexiunii. Deci ai văzut tu, deci deja de la dans. Zilele precedente, toți... Deci deja de la dans ei râdeau, după da. Aia pe conexiune și ulterior... Dar n-am înțeles reacția ei că mă trage cineva pe mine la răspundere dacă zâmbesc cu tine. Am văzut că nu. Păi, soră, nu-i normal, gen... Îl faci pe omul ăsta coș coțet? A zis că e fals, da, s-a luat de mama lui, s-a luat de mama copilului. Hai că nu-i... Ce a zis, ce n-a zis și după râs cu el pe conexiune. Atunci nu știu unde e falsitatea, sincer. Te-a deranjat că am venit în casă astăzi acolo? Nu, ți-am zis. Mă deranjează că faci chestii cu Giulia și... Dar nu e adevărat, stai așa niște puțin. Niște lucruri care nu, așa nu puțin, știu. Că eu dacă am stat la masă cu ea, Roberta, asta nu înseamnă că... caut materiale cu mi ea sau ceva de ce gen. Mi se pare urât ce faci atât. Ți se pare urât? Nu fac nimic. Tu vezi treburile astea urât, că eu n-am făcut absolut nimic. În afară de... că am râs și am socializat cu ele, n-am făcut absolut nimic. Dar nu ți-am spus să nu vorbești, dar mi se pare urât pur și simplu și ai dat-o că eu cu Alexandra avem teatru, facem teatru. Și mi-ai spus mie că o ține pe Alexandra să nu vorbească cu tine. Nu e aici totul despre tine. Dacă ea nu vrea să vorbească cu tine, nu e că nu... Ai dat-o în gală, Alexandra, ai grijă, nu te lăsa dusă de val așa cum am pățit eu. Și am explicat astăzi pe conexiune că eu nu sunt bine acum pentru că nu am gândit pe moment. Poate că trebuia să te cunosc mai mult, să nu mă arunc din prima. La asta m-am referit. Aha, deci tot tu trebuia să mă cunoști mai mult și tot tu trebuia să nu te arunci din prima. Dar cu ce ți se pare că te-ai aruncat?
din prima zi în care tu ai intrat în casă, am spus eu da, pe el îl vreau. Da, din prima zi de când am intrat în casă, toată atenția mea a fost până acum două zile numai asupra ta. Și la și mine tu nu? N-ai observat treaba asta niciodată. Și la mine cum a fost? Nu a fost la fel? Da sau nu? Da, da, a fost. Și atunci? Ce-am fost și ce-am ajuns, nu? Lasă că am mai zis ea chestii pe aici. Eu știu ce unde vrea să ajungă, că-s bună doar de materiale. Că asta se știe pe live-urile alea. Că stau și îmbătrânesc aici pe canapea sau nu ne aducem aminte când mi-a mai zis asta. N-am 15 ani să nu-mi dau seama ce vrea să zică. E important cum o spui. Păi bun, important e cum o spui, dar cât să mai suport? Păi ea se plânge pe aici de maică sau de chestii, dar la mine nu vede mama. Pe mine nu mă sună mama să mă întrebe cât îi mai permis să mă jignească. Pe bune? Cu toții avem părinți și familie. Și cred că cu toții suferă când ne văd pe noi așa, că tăcem din gură. Cât să mai tac din gură în fața ei? Ea să jignească și noi ce? Auzi, dar trandafirul ăsta negru e de la rochie? Nu, de ce? Mi-l dai mie? Da. Aha. Hai, dă-mi. Și negru, frate. Unde vrei să ți-l pun la gât? Pune la mână. Pordoliu. Tocmai de aia ți-l-am cerut. O să porți amintire? Zici de mine că sunt bine, dar văd că și tu ești bine. Cu ce mă vezi pe mine bine? Nu știu, chiar te nu văd sunt că bine. Ești... Ba da, ești destul de bine. Nu, cred. Ba da, pare a fi bine. Cu ce pare că sunt bine? Nu știu, cu tot, așa, adică... Încerc să fiu bine, dar eu nu pot să vin să fac ce faci tu. Dar ce-am făcut, Roberta? Ce te deranjat? Că n-am înțeles. Mă deranjează, nu e ca și cum nu știu. N-a fost nimic între noi să nu mă deranjeze. Normal că mă deranjează când văd că nu-ți pasă. Chiar crezi nu-ți că nu... Nu-ți place indiferența? Nu-mi place. Adică ești ești deranjată de faptul că... Nu mai sunt așa cum am fost până acum cu tine? Simt că faci unele chestii așa special. Nu le fac intenționat, să știi. De ce m-ai întrebat dacă am râs cu tine pe conexiune? De ce nu ai recunoscut că ai râs la mine? N-ai râs la mine? Nu. Mă, dar de ce, de ce aș minți? Da, te uita la mine și râdeai. De ce aș minți cu treaba asta? Că nu înțeleg. Puteam să zic că păi da, nu râdeai cu nimeni. Cu cine râdeai? Cum nu râdeam cu nimeni? Cu cine râdeai? Râdeam de Denisa. Ba nu, că nu vorbea. Ba da, că e foarte ciudat. N-a fost de atunci. Nu e adevărat. Că mi-ai făcut și așa. Crezi că nu te văd? Mă gândesc ce să fac cu trandafirul ăsta, Roberta. Ce poți să faci cu el? Nu știu. E mișto, nu? Îmi stă bine. Ai grijă de tine. Sper să vezi camera asta când o să apară pe post. Nu o să mă uit. De ce? Nu mai pot să mă uit la noi. Păi? Nu mai pot. De ce? Pentru că nu pot. Păi stai așa puțin. De ce? Că mă doare. Păi stai așa, că poate absența mea, poate absența mea... Trebuie să ieșim. Nu cred că poți să ai pretenții la ea. E, păi e cu tine cât îi ții parte. Cât are nevoie, exact. Eu oricum nu am venit să țin partea ceva sau cuiva nimănui, pentru că eu când văd că nu sunt de acord cu o părere, băi, nu sunt de acord. Eu am empatizat cu ea când a făcut-o Sebastian să se simtă prost. Am empatizat cu ea când a plâns și chestii. Acum, pe bune, vii și-o dai în mine că mă caută Sebastian de material și că știi tu mai bine. Iar a lăsat de interpretat că cine știe ce a zis băiatul ăla de it. Da. S-a auzit. Ce? Cu cine ai fost? A, nu v-a arătat. Nu. Și? Păi cu cine puteam să fiu? Mi-a luat trandafirul de la gât. De ce? Nu știu, așa a vrut. Păi cine să o și cheme dacă nu Sebastian? Scuze, i-am întors replica, a zis și așa de mine, că m-a chemat Robi.
După ce ai vorbit cu Denisa? Am văzut că te-ai certat puțin. Bă, lasă-mă, frate, că nu mai vreau să mai vorbesc de asta. Nu mai vrei să mai vorbești cu ea? Păi ce s-a zis? Bă, că mi-a întors spatele când a plecat la cameră. N-a fost, erai la baie. A fost în camera roșie, a început Denisa, se crucea pe acolo, două... Și vorbea cu mine și se uita la cameră. Bogdan mai avea un pic și făcea... Bam, și ce zicea la cameră? Voi vă dați seama cât e ăsta de prost? Bă, frate, am încercat să-i explic situația că am greșit și să-i dau de înțeles de ce m-am luat așa cum m-am luat. Okay. Și nu înțelegea, era pe craca ei. N-ai cum să-i explici de 100.000 de ori. Robi, tu ai gândirea asta lui Patrick, bă, vezi, doamne, să nu o chem pe Alexandra, că să nu îl supăr pe gagea. Cine? Te-ai împăcat? Alo? Cine? Te-ai împăcat? S-a împăcat, mă, uite. Ăla-i de perochie? Ăla e de doliu. De la gât. Că a murit relația, nu? De rămas bun. Nu cred. Minți. Trandafirul ești negru. Ești bun, frate. Ce nu ai? Te mai împași cu ea. Nici n-am atins-o, nici n-am pupat-o, nici măcar nimic. Ce și ăla s-a zburat așa de la ea, de la gât? Nu, am întrebat-o dacă este de la Rocky și dacă vrea să mi-l dea mie. Și mi l-a dat mie. Păi și a fost o discuție frumoasă? Ba da. Am crezut că faci tu casting. Da. Pare a fi... da, asta m-a întrebat. A zis că ce s-a întâmplat? Ai făcut și tu casting ca Bogdan? Da. Vrei să-ți iau Adidas și să-ți pun pe undeva să-ți fac un masaj la degete, ceva? Vezi că trebuie să-ți vezi de treaba ta. Vreau n-ai supărat. Am creierul TDI Alexandru cu motor de 6.000. Să fii cu minte, să nu mai... Deci dacă faci Robi, show... Robi, deci să ne certăm, obi-ubi? Să nu dea tot asta din prima că cheamă pe Alexandra, bă. Cadru. Deci asta o cheamă pe Alexandra. Vrem să vedem. Denuța, te rugăm frumos. Vrem să vedem de ultima cameră. Te rugăm. Deci, să vină Alexandra. Alexandra. Da. Poate a venit. Da, pe Patrick și acum e rog. Nu, ce se vorbesc cu Rubic Alexandra? Păi dacă Julia se dă de gol. Cu ce se dă de gol? Nu mă robie. Sau să fie întors gagea de la spital. Ce faci, mă, Alexandra? Vai, cum a rămas. V-am zis? Mor. V-am zis? Despre nu ce vorbim? Așa ceva. Ce faci? N-am avut timp să-ți iau floare, dar am făcut o improvizație. Dar nu mai fă din alea. Ce faci? Nu doream să fie el. Păi și acum ce vrei să facă? Nu pot să-l aduc, să-l... Am zis că e Robi. Dar de ce Robi? Păi Robi, de când aștepta să facă și el... Ce faci? Cum ești? Nu ești bine deloc. Nu văd că nu ești bine. Dar stai liniște că o să treacă. Ce pui atâta presiune pe tine? Nu înțeleg. Păi nu pun, dar mă simt și vinovată. De ce te simți vinovată? Așa, pentru că te-l pun în situația era. Nu e adevărat. Crede-mă. Băi, uite, îmi pare rău că am fost așa aspru câteodată. Ia. Dar tu vina nu ai în totalitate. Adică eu nu văd că ai o vină. Dar n-am zis că e vina doar la mine, dar am făcut unele chestii care le-am dus într-o altă extremă. Ascultă-mă o secundă. Chestiile alea le-ai făcut pentru că tu le-ai simțit. Vai. Asta care o bubuie toată ziua, auzi că... Te-a luat valul pentru că ai tu... Sunt unele lucruri pe care noi le știm și nu trebuie să le știe nimeni. Ești de acord cu mine, nu? Nu? Da, în orice. Ok. Poate și eu am gânduri și nu vreau să le știe nimeni. Nu pot să... Îți dai sufletul aici în fața la toată lumea. Hai, ce face? Scoate de la ea acum. Încearcă să facă ce are și Patrick. Dar singura greșeală pe care ai făcut-o tu, eu cred eu, că nu ești sinceră cu tine, că nu-i spui. Băi, dar nu uite, simt, este... Dar nu să-i spun ceva dacă eu ce nu simt. Uite, nici acum nu ești sinceră cu tine. Nu, pentru că nu pot să simt. Băi, Alexandra, ascultă-mă o secundă. Ascultă-mă o secundă. Si. Tu ai avut o relație cu băiatul ăsta de
ceva timp. Așa, da. Ei, eu consider că dacă tu ai ajuns în punctul în care să simți o plăcere stând lângă altcineva, nu e pentru tine, frate. Nu știu. Mie gagea nu mi se pare, uite, îmi pare rău, poate zice lumea că n-am suflet sau ceva, nu mi se pare atât de bărbat pentru tine. Eu pe tine te respect dintr-un punct de vedere, ești foarte deșteaptă. Și cred că au observat mai mulți treaba asta. Bă, da, se dă la ea un pic, așa, parcă... Nu? Dar, Robi, din ora așa, bă, eu trebuie acum cum e. Te respect foarte mult pentru asta. Și pentru simplu fapt că știi să te porți și știi să vorbești și știi să dai replică și așa mai departe și tot timpul ai... Nu ești categorică. Dragă Robi, this is for you. Noi ne facem griji. Ce s-a întâmplat cu Robi și cu Patrick? I-am pierdut total, frate. Bine, i-am mai pierdut... Dar poate s-a îndrăgostit și Robi. Vorbi și tu de plictiseală acum. Mie el nu mi se pare un bărbat matur, Gagea. E un băiat bun. Seducător în care. Uitați-vă la Robi. Eu am să-l arăt că Robi mi-a rupt suflet, Alexandra. Eu știu că ieri am zis că... Greșesc? Uită-te la episodul ăsta. Greșesc, am făcut, nu știu, oricum am început. E cu special guest episodul ăsta, e cu... Hai, eu sunt... Costi, Ionita sau cum vreau. Eu sunt Alexandra. Puia. Puia. Deci, Alexandra, mie... Știi că eu, chiar dacă am zis că ce femeie ești, că te-ai urcat aici, că mai face de râs. Și tu mai face de râs dacă eu aș merge undeva și că fostul tău să făcea așa, da? Eu chiar dacă am spus chestiile astea și te-am judecat. Eu te iubesc. Eu te înțeleg. Este perfect normal. Stai. Alexandra, să știi că dacă n-ai umăr pe care să plângi și Patrick are umeri ocupați, al meu este aici. N-am șnururi la pantalon să faci. Deci, Alexandra, e ok? Am exagerat atunci. E foarte emoționat. Nu. Bravo, Alexandra, înțelege, te rog. Am ajuns la hotel. Deci, Alexandra... Nu, Alexandra, te rog. Te rog, înțelege. Eu sunt foarte conștient și cred că și tu, că tu ai venit cu o anumită plăcere vis-a-vis de Patrick. Tu l-ai simpatizat pe Patrick din prima zi. Măi, eu nu pot să neg chestia că nu e un bărbat ok, pentru simplu fapt deștept că tu... Ok, am înțeles, dar pentru simplu fapt că tu ai venit aici și după câteva zile, săptămâni, ai văzut că Gagea e copilăros și că nu-ți oferă ceea ce ți-ar plăcea ție pe viitor, ți-ai dat voie să vezi cu alt ochi și pe altcineva. Poate în afară nu ți-a oferit ocazia asta, nu știu. Eu te-am mai întrebat pe tine de Gagea dacă... Te-am mai întrebat de Gagea dacă s-a purtat cu tine la fel în afară și ai zis că nu, că a fost altul. Dar eu nu cred asta. Eu cred că a fost la fel, doar că nu ai văzut tu altceva. Sau nu ai ieșit și sau asta, nu știu. Efectiv, nici nu mai știu cum să pun cuvintele cap la cap. Nu mai știu ce simt. Nu mai știu nimic. Sunt efectiv bulversată de tot. Nu cred. De ce? Ai un răspuns în capul tău. De ce? Păi știu, că... sigur? Păi sunt sigur pentru că am fost pus în situația asta. Și eu, de mai multe ori. Și noi tot timpul avem răspunsul, doar că ca să nu rănești, nu știi cum să o dai mai frumos ca să pice bine și pentru tine, dar nici să faci partea cealaltă să sufere. Deci nu, înțelege. Eu când am zis că te-ai urcat pe mază și ai face de râs orice bărbat, eu nu am vrut să te rănesc, ok? Eu sunt un bărbat suflet. Înțeleg. Adevărul, dar eu sunt sufletist și eu te pot primi și pe tine. În inima mea. Alexandra, te rog! Vai, ce scenă emoționată! Oare Gagea este ok? Acum că te uiți cu mine! Dar te rog, spune! Ăla nu plânge! Robi, felicitări! Nu ai cum să-l faci pe Gagea să pună stop doar dacă faci lucrurile pe care le-ai făcut, să le continui. Înțelegi? Nu ai cum să-l faci să pună stop. Pentru că faci chestii în favoarea ta, plăcerile tale, dar nici nu renunți la el. Și automat îi dai, îi deschizi tot timpul o chestie și bă, poate se simte mai liberă, poate nu știu. Știi ce zic? Da, mulțumesc pentru sfaturi. Mulțumesc. Mulțumesc. De când te-am văzut,
Ai trezit în mine un spirit animalic. Vai, vedeți ce se întâmplă dacă nu mă duc la întâlnire? Asta eu iau afară tură. Iar pot să zic că lumea că sunt tot nesimțită. Mor, mă, mor. Am creierul TDI. Gata, v-a dat conexiune, cred eu îl văd pe Patrick, îl cunosc după privire. Nu e adevărat. Dar... Păi uite, vezi că nu le vine. Vino și stai aici și uită-te la Sebastian și să te uiți la el când zice nu e adevărat. Nu e adevărat. Băi, frate, stai așa puțin, că nu de fiecare dată le nimerești. Tu acum cum o arzi cu noi? Dacă ți-am zis că n-am... Deci Robert să uită la tine și râde, nu e în primul rând. Bă, n-am avut conexiune, ești nebun că ziceam. Asta urma să te întreb. Cu cine ai fost? Cu Roberta. Robi. Te cred. Robi. Mă crede, mă, el. Băi, dar tu cum ai început, mă, cu trandafirul, mă, că ai vrut să faci o manevră, e dar... supărat, mă. E supărată, frate. Da, ai mers pornit. Dar nu ai luat mers pornit ușor. Cum o să zici că nu a greșit ea în totalitate? Ai mers pe burtă, ai mers. Când ai dat-o la întors. Nu e adevărat, frate, n-a greșit în totalitate când... După nu-i zice la asta, n-a... A, că nu-i zice. Greșește că nu-i zice. Asta i-am zis. Robi, asta după ce a auzit Sebastian ce ai zis acolo, știi ce a zis? Stați convins că Robi stă bine în teren, nu-i problemă. Vai. Mi-a curs o lacrimă. Mi-e mai multe, dar de la râs. Maluma, numai tu ești vinovat când nu mă lași la întâlnit și eu iau... Randeaua. O iau randeaua pe bune. Ce-i? Ce zice, Robi? Da, închide și tu, te rog, că vine aerul condiționat. Ce voia, Robi? Nu voia nimic. Voia doar să-mi zică că și el a trecut de multe ori prin situație și să fiu mai sinceră cu mine vis-a-vis de situație. Nu voia nimic. I-a ajutat pe ei să facă asta. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Este bună ziua? Bună ziua! Nu este. Este cu tensiuni ziua, doamna Andreea. E bună cu tensiuni? Păi e... Sau e rea cu tensiuni? Păi nu e bună, doamna Andreea. Așa, cu tensiuni nu merge. Sunt bune și tensiunile astea, dar... Bună ziua! Doar atunci când trebuie, dacă s-ar putea, dacă există. De fapt, există, da. Poți să iau eu pierna, te rog. Gage, este bine? Nu se mai fac niște analize? Îmi bucur să aud asta. Dar înțelegem că starea lui nu s-a agravat. Ba, din contră, e mai bine. Îmi bucur să aud asta. Ce am înțeles eu este că nu s-a odihnit cum trebuie. Că era foarte, foarte, foarte... Eu am spus de dimineață că mi-am spus chestiile astea și ieri când eram bine în grădină. Că el ar vrea să meargă să-și facă o perfuzie. Deci mi-a spus chestiile astea. Da. Și că nu e ok. N-am mâncat de atâtea zile, iar astăzi când am mâncat, astăzi, ieri, când a și vărsat și, mă rog, bucur că face suferința bine. Din iubire. Ștefania, tu rezici, da? De dor. Ai uitat de ce te întreb? Nu ți-ai dat seama la ce mă referam. Nu mă ascultai, nu ne ascultai. Unde erai? Nu prea ai cu noi, doar mai dă... Chiar ne... Vreau să știu unde erai. În Italia? România? Da. Da. La Timișoara? Am înțeles. E bine. Este totul sub control. N-aș putea să zic același lucru și despre relația fetelor de aici din casă. Ce s-a întâmplat, Julia? M-a jignit? Eu? Cu ce? Spunând că eu sunt bună doar de materiale și... Un la mână, cum să spui asta? Și ulterior, ce a zis? Că am uitat iarăși ce am zis ție. Că te bagi în... A, da, că de fiecare dată când un cuplu se desparte, mă duc eu imediat, fug spre băiatul respectiv. Și cine a început cu jignirea, Julia? Da, stai puțin, unde este jignirea? Pe cum? Că ești bună doar de materiale. E o insinuare. Păi,
Am luat-o ca pe o jignire. Și nu e un lucru bun. Ce înseamnă să faci materiale? Adică, adică oamenii au un interes la tine ca să fac materiale cu tine. Bun. Nu e prima dată, nu e jignirea care nu e prima dată când ea... Roberta, te rog, lasă-mă să... Nu e prima dată când ea vine cu insinuări de genul aici. Am mai spus odată că o să îmbătrânesc pe canapeaua asta, că nu fac nimic altceva, că bla bla, că las o dea din nou în faptul că niciun băiat nu e interesat de mine. Ce aude ea pe live-uri? Și nu mi se pare normal ca ea să facă asta în continuare doar pentru că s-a certat și s-a despărțit de Sebastian. Și nu mi se pare că am făcut vreun gest înspre Sebastian. Ce vrei să spui cu ești bună doar de materiale, Roberta? Cum a mai fost discuția acum ceva timp, când și cu Robi s-a zis același lucru, că și cu el se fac materiale și pur și simplu am zis, da, ok, faci doar materiale, dar nu i-am, în primă fază i-am spus lui Sebastian, nu ei. Ea s-a simțit atacată după ce am spus lui. Eu doar am făcut pe aici că foarte bine că a venit Sebastian să facă materiale. Cu mine vrei să facem materiale? Și după aia mi-a zis că doar de aia sunt bună. Deci tu ai zis că ești bună doar de materiale. Nu, ea a zis. Păi și tu ai zis și tu erai eu pe eu i-am zis hai să facem materiale. A, deci tu te-ai ridicat de la masă și ai început să ții pe aici. Hai, ea a spus că ai venit, te-ai cerut în casa fetelor la Giulia ca să faci materiale cu ea. Ea a zis lui Sebastian, hai să facem materiale și m-am ridicat pe aici și făceam așa, la mișto, ironizam. Și de la asta a pornit. Și ulterior mi-a zis că da, că doar de asta ești bună. Și unde a fost jignirea? Eu nu te-am jignit pe tine. Eu am luat-o ca pe o jignire. Ca când să-mi spui că sunt ultima. Gata. Păi, vezi că ai zis că tu nu te... Cum se zice în română? Nu vine cuvântul. A zis că nu se coboară la, la nivelul meu. Păi și nu m-am dar ce sunt eu, pe sub canapea și ai vreo prințesă pe ledurile astea de sus sau cum? Ce jignire? Mi s-a părut mie atunci pe moment o jignire. Mi s-a părut. Că ești bună doar de materiale. Ce înseamnă? Că nu mă vrea niciun băiat ca să-mi facă o relație. Doamna Andreea, știam foarte bine unde bate și să nu mă mint acum pe față că nu bătea acolo. Eu vreau să înțeleg sigură. Ce ai înțeles tu. Asta și am înțeles. Că și că? Ești bună doar să faci materiale? Doar să mă ia băieții la mișto, mai pe românește. Să se folosească asta? De mine. Dacă auzi asta din gura mea, ok. Eu am spus pur și simplu că ești vorbeam acum din ce am interpretat eu. Dar își permit băieții să facă asta cu tine? Dacă o fac, e să fie la ei acolo. Adică eu nu mă simt folosită. S-a mai întâmplat asta? Nu cred. Și atunci? Că am zis eu că face Robi materiale și chestii, eu ce am, că mă certam cu el, bineînțeles. Dar era o treabă reciprocă. Bun. Deci unde e jignirea? Așa am interpretat-o eu. Ok. Știind la ce se referă, de fapt. Bun. Ești geloasă? Roberta, de ce nu râzi? E vorba de gelozie. Mă deranjează ce face. Ce-a făcut? El sau ea? Ea, Giulia. Acum e despre voi două. I-am spus că s-a cerut la el. Și astăzi, cred că am zis că el, în prima fază, a zis că ea nu ar vrea să fie cu genul lui de bărbat. Și am zis măcar să fie sinceră dacă îl place, pentru că oricum văd în fiecare zi că se cere la el. Și vorbește cu el. Și eu știu ce am mai făcut în trecut, ce încerca ea și cu alți băieți să le bage în cap chestii despre mine. Adică știu că nu am uitat. Și probabil... Cine a mai încercat? Stai puțin. Cu cine a mai încercat? Cu Patrick, cu Robi. Ce îi băga în cap lui Patrick despre tine, Giulia? Vorbeau chestii. Adică ea și când a fost atunci o fază, ea a zis, păi pe mine mă deranjează, tu nu o votezi pe ea, că pe mine mă deranjează ea, tu ai mai votat pe mine. Adică niște chestii care oricum se dea în mine, de fiecare dată a făcut asta ea. Mă rog, și cu Robi la fel. De ce s-a ridicat tonul? Da, pentru că sunt nu mi s-a părut normal că ea își varsă frustrarea sau gelozia ce își varsă pe mine. Deci ea ți-a zis două, trei cuvinte și tu ai început să ridici tonul? Da. Și să jignească. Că ea mi-a zis multe lucruri urâte. Să vii spre ea. Da, bun. Bine, dacă vreți să o luăm așa, o luăm așa. N-am nicio... N-am cum să văd lucrurile altfel decât s-au întâmplat. S-au întâmplat așa? Giulia? Doamna Andreea. Giulia. Deci, vă zic... S-a întâmplat? Vă zic, nu. Eu știu ce vrea ea. Ce vreau eu, Giulia? Și de ce îi oferi?
Pentru că sunt sătulă ca mama să mă sune plângând că o las pe ea să mă jignesc. Cu ce te-am jignit? Bine, cum ea vine aici și se plânge de părinți? Și de ce vede mama aici și de nu știu ce, așa am și eu părinți. Că nu vin aici să mă plâng, că mama mă sună zilnic. Cu ce te-am jignit? Să mă... Oprește-te că vorbesc. Să mă sună zilnic, să-mi spună, nu mai sta acolo, ieși de acolo, nu. Trebuie să taci din gură de fiecare dată în fața lor. Când te jignesc. Și nu, mi se pare normal. Eu... Ea știe foarte bine că eu îmi doresc să plec. De unde se foarte... știu eu? Se puțin că de unde știi toate? De unde până unde o spui acum? Că n-am auzit până acum treaba asta. E foarte bine că eu îmi doresc să plec. Și ea va face orice ca eu să plec. Giulia, ce strategie faci tu acum? Vorbește cu fanbase-urile ei, doamna Andreea, că o să găsesc eu modalitate să plece și Giulia. Poftim? De unde până unde scoți treburile astea? Nici nu vorbesc cu... Am, da, am primit mesaje, dar eu nu le bag în seamă. Că eu niciodată nu vorbesc așa ceva cu nimeni. Nu, mi s-a mai demonstrat. Gata! E frumos să le aduci acum. Gata, nu faci ordine. Nu mi se pare normal. Nici mie, să credeți voi că totul este posibil când vreți voi. Aveți dovezile puneți la dispoziția staff-ului. Bun. Iese răutatea prin tine. Și dacă tu știi asta, te dau afară. Dacă nu te poți abține, te dau afară. E foarte simplu. Dacă tu știi asta sau dacă tu crezi asta sau dacă tu bănuiești asta, de ce faci? Pentru că nu mi se pare corect ce face ea. Repet, putea să se certe cu Sebastian. Deci, nu e corect că ea zice câteva cuvinte, dar e corect ce faci tu? A zis cineva că e corect ce am făcut eu? Eu nu am zis că e corect ce am făcut. Deci ești conștientă că urmează să te pedepsești? Da. Bun. Ți se pare normal să fii aici de atâta timp și să știi că nu ai voie să faci asta și cu toate astea să faci asta? Nu. Pentru ce cuvinte? Pentru că ea nu te-a jignit. Bun. Tu ai jignit. Bine. Prima. Bine. Ce ți-a zis ea, că ai interpretat tu ca o jignire, asta este partea a doua. Dar tu ai jignit-o prima. Ok. Tu ai jignit-o prima, tu te-ai ridicat la ea, tu ai ridicat tonul. Tu ai ridicat tonul, tu te-ai ridicat la ea. Bine. Înțelegi? Mhm. Giulia. Dacă tu ești conștientă de niște lucruri, încearcă să le pui în aplicare, dacă ești conștientă de ele. Ne pierdem cumpătul? Îmi pare rău, dar va trebui să te pedepsesc. Bine. Și aș vrea să te anunț, Roberta, că și instigarea se pedepsește. Ce instigare? Instigarea. Caută în Dex și vei găsi. Pe cine am instigat ce eu? Înseamnă? Ai lovit-o într-un... Doamna Andreea, ce Roberta, ascultă-mă. Dacă vei mai instiga pe viitor vreo fată de aici din casă, vei fi pedepsită dar și nu am instigat-o cu nimic. Dacă stai jos și ai un ton normal și mieros, dar provoci prin cuvintele tale, să știi că se pedepsește tot acolo. Adică dacă tu aduci un om în punctul în care efectiv să o ia razna... Ok, sunt conștientă, am înțeles. Dar eu îți spun că și asta se pedepsește aici. Adică nu se pedepsește doar greșeala în sine, ci și instigarea la acea greșeală. Potoliți-vă și abțineți-vă. Hai să plângem. Păi hai să plângeți amândouă. Cu ce am instigat-o? Pentru că eu am stat jos, i-am spus, era frumos să te dai. Ce înseamnă doar de asta ești bună? Doamna Andreea m-a făcut ultima, mi-a zis că... I-am spus înainte că ce, că e bună de materiale. Doar de asta ești în stare. Dacă eu ți-aș spune ție acum că doar să plângi ești în stare și în rest de nimic altceva, tu ce înțelege? Că sunt bună doar de plâns. Și ce simți? Nu simți nimic? Nu simt să fost jignesc. Nu, dar simți că te provoc? Nu. Dar ce am cu tine? De ce îți spun așa? Da, în fine, nu... Noi, oamenii, doar de un anumit lucru suntem în stare? Doar de un anumit lucru suntem bun? Eu mi-am spus nimic că știam eu că vrea să plece, nici măcar nu am auzit-o până acum, ca ea să-mi spună că eu fac asta special. Denisa știa... Ce? Că vreau să plec? Eu acum am aflat ce-n cu plecat-o, deci nu știu. Eu unde? Cine știa treaba asta?
Ne-a zis în... noi. Ne-a zis în vestiar, dar e nu ok. Nu vestiar, la hotel. A, și la hotel. Păi da. Și eram eu la hotel când ai zis. Erați toate. Nu, mi-amintesc. A stat cu mine la masă, a mâncat cu voi la masă. Când, deci, Julia? Nu am stat hotel. Noi cu tine. Cum că erau, ele empatizau. Noi n-am stat cu tine la masă. Oricum, noi deci nu știu ce încerc să faci acum și cu mesajele, e foarte urât ce faci. Da, e foarte urât, ai făcut și tu la rău. Foarte urât, pentru că aduci niște chestii neadevărate. În fine. Încă nu vorbești cu fanpage-urile tale. Te rog să vii cu dovezi când ai ceva. Sunt tăniște. Care e problema, de fapt, Sebastian? N-am nici... Și dacă nu ai, atunci... Păi, eu cred că am empatizat cu ea când a fost cazul să empatizez cu ea și a fost greșeala la Sebastian. Cred că ieri sau alaltăieri am discutat cu ea destul de civilizat și am explicat unde mi se pare că a greșit și nu a greșit. Cred că am făcut asta, ori am visat, ori nu știu. De ce râzi, Ștefan? Mă gândeam la sceneta care a făcut-o... Ne pare rău. De plictiseală. Măcar... Un pamflet, sper, nu? Măcar să te fie râs. A fost da. Un pamflet? Da. Da. Roberta, dacă era altcineva în locul Giuliei, la fel te-ai fi supărat? La fel ai fi dialogat? Cred că discuția a pornit din momentul în care ea îl întreba pe Sebastian dacă a râs la mine și apoi m-am întrebat pe mine dacă râdeam cu el pe conexiune și am zis nu cred că sunt aici să fiu tras la răspundere de nimeni dacă am râs cu fostul meu pe conexiune. El te-a întrebat, nu eu, deci el... Pentru că tu l-ai întrebat pe el. Și de la asta a pornit. Am afirmat, nu am întrebat. Și de ce, el a fost, și de ce trebuia să afirmi tu? Sau să, ce era greșit în asta? Am observat așa. Pentru că nu e normal că astăzi să arunci cu venin în fostul tău, că numești fostul tău. E fix între noi doi, da. Dacă ar fi ceva. Adevărat, acasă ar trebui să fie fix între voi. Aici suntem cu toții și dacă vedem ceva, spunem. Că știu dacă mă vedeai pe mine că rânjeam cu nu știu cine, întrebai. Păi și tu râzi cu oamenii care te jignești și tu îmi spui mie acum că te jignesc eu pe tine în fiecare zi. Când eu nu te-am jignit pe tine. Mai vedem de... N-are logică, ți-am zis că n-a ținut firul discuții. Cum nu are logică? A zis că și eu râd cu oamenii care mă jignesc. Da, râzi cu oamenii care te-au jignit. Și ea m-a jignit. Păi când? Giulia și-a luat privirea diabolică. Eu nu te-am jignit. Ea nu m-a jignit. Ea a făcut referire la cineva, pentru că tu ai făcut referire la cineva. Exact. Eu am făcut referire la fostul ei. Ea... Și eu la cine? Și ea la un alt băiat. Exact. Păi să zic că la un alt băiat, nu la ea. Fostul altei fete. Deci. La Robi, wow! Dar toate au râs cu Robi după ce le-a jignit. Inclusiv ea? Nu mi-amintesc să fiu virgin. Vezi că în gală era un băiat foarte bun, Robi, și chiar îți părea foarte rău că l-ai criticat. Și ce a fost greșit în asta? Am nimic? Eu l-am iertat. Păi și atunci de ce îmi scoți mie ochii pe un lucru pe care l-ai făcut tu? Eu nu. Tu le vezi doar la alții. De fapt, le văd alții la noi și după aia vii tu să le punctezi. Lasă-o baltă. Mamă, dar ce rea e Giulia câteodată, bă. Roberta, dacă era o altă fată în locul Giuliei, uite, Denisa. Nu m-ar fi deranjat dacă era Denisa. Dar știu că e o persoană care nu mă suportă și el face fix cu persoana respectivă. Măi, moale. Cu ce nu suport eu? Mm-hmm. Eu. Deci de asta s-a jucat și biliard cu Virginia? Da, el probabil le face intenționat. Știind că nu vă înțelegeți? Da. Face intenționat. Cu Rebecca nu poate pentru că e Anthony acolo, nu? Asta da, crezi? Știu. Da, oricum am zis, dar stai o secundă, cu mine Sebastian a jucat biliard când ei încă erau împreună și n-am mai deranjat-o. Când am gătit toți trei și asta mi-a punctat ea acum două zile. Da, când am gătit toți trei, n-am mai deranjat-o. Da, dar acum e altă situație și nu poți să înțelegi. Tot eu nu pot să înțeleg. Nu mă duce capul, mă scuzați. Păi... Giulia, dacă ești asumată și îmi spui că da, îți place omul respectiv și că... Atât, pe mine îmi place. Sunt topită, nu mai pot. Eu, sincer. După Sebastian. Asta cred. Că... Măi, Roberta, da, uită-te la episod de fata mea. Ca să vezi că eu am discutat și cu Sebastian despre lucrul ăsta și cu Patrick am discutat despre dar lucrul ăsta și cu fetele. Știu că și cu Giulia, când eram cu el și la început te duceai la el și îi spuneai chestii despre că mine, cum mă comport. Că merg să discut cu un om nu înseamnă că îmi place.
îi spuneai cum mă comport eu și încercai să îi atragi atenția referitor la mine. Da, pentru că greșeai, în fine, și-a dat și el seama acum și îți zice fix lucrurile pe care le spuneam noi. Îmi place Sebastian. Care-i problema? Mă bucur. Perfect. Asta spun. Ai mințit? Îi spuneam doamnei Andreea ca să știe că am mințit. De ce face n-are asta? Nicio treabă. Da, ea de ce face asta? Mă contrazice pe ce sunt eu și pe... Despre ce vorbim? Cred că de fiecare dată când mi-a plăcut de cineva am spus. Din partea mea e undă verde, crede-mă. Se pare că aș avea nevoie? Doar că săgețile astea și chestiile astea nu ce s-au rost. Ce-am făcut, doamne Andreea, vreau să știu ce-am făcut eu când a venit Sebastian aici. Este pentru că eu vorbeam fix cu el. Și se ia de mine. Să se ia de el. Dar nu m-am luat de tine, eu i-am spus lui, pentru că el a vorbit, vorbea cu mine și cu Alexandra și eu i-am întors-o lui. Și ai simțit tu să te bagi i-ai și te-ai atacat? Prin mine și nu e corect. De ce? Trebuia să-l atași pe el dacă era nu pe Giulia. Păi... Dacă ești înșelat, tu te iei de femeia care te înșală sau de bărbat? Dacă femeia cu care te înșală știe că erai și tu acolo... Ok, intrăm... Scuze... Ei, de amândoi, nu știu... Păi da, dar acum nu-i cazul. Ok. Acum nu e cazul, pentru că ei s-au despărțit. Și oricum te-ai atacat-o pe Giulia cu o chestie care știi că o deranjează, că s-a certat aici în casă de nu știu câte ori pe subiectul ăsta, că au zis mai multe persoane, că ai dar pentru materiale, e rău tăcios ce ai făcut. Da, da, de ce să te atace dacă ea știe că e altfel? Tu de ce te-ai atacat când te-a jignit Robi, când ți-a zis ce ți-a zis Robi? De ce te-ai atacat dacă știai că nu e așa? Roberta... Pentru că nu accept să fiu jignită de un bărbat. E diferență. Păi și după stai la mască. Tu îmi dai niște exemple care n-au nicio treabă aici. Tu mi-ai zis acum să nu mă atac dacă știu că nu e adevărat. Tu dacă știi că anumite lucruri nu sunt adevărate, de ce te atași pe ele? Vreau că nu s-a atacat numai la jignit. Deci... N-am primit înghețată după gală. Și... De-aia. Da. Vedeți? Dar promit să mă ocup personal de acest lucru. Mă așteptam să se întâmple, dar nu s-a întâmplat. Okay. Ceea ce înseamnă că mă voi ocupa personal, promit. Ok, am încercat să le zic să vorbească pe rând și să vorbesc și eu pe rând. Observat. Poate mai primim. Primiți garantat. Vreau listă cu... Să faceți listă cu aromele. Cu caramel. Nu. Hai să facem conexiune, vă rog. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua. Totul bine la voi? Da... Vă place ce vedeți? Păi, poate... Nu. Cum rezolvăm? Păi, Sebastian, crezi că Giulia te place? Dacă cred că Giulia mă place? Da. Nu știu dacă mă place în sensul ăla, dar mă place așa ca om. Adică am interacționat, am râs, am glumit, am alea. Nu pot să zic că mă place... În modul ăla de iubit, iubită, dragoste, amor și așa mai departe. Crezi că... Dacă iubită, nu cred. Crezi că își caută materiale cu tine? Aici nu vreau să fiu răutăcios. Roberta, într-adevăr, că am greșit cu treaba asta, că nu am venit acolo să-mi caut materiale. Nu este adevărat, da? Dacă ea asta a simțit să zică, asta a spus. Adică tu îți cauți materiale cu ea? Cu cine? Cu Giulia? Cu Giulia. Nu e adevărat. Dar ea cu tine? Giulia cu mine? Da. Asta nu știu, întrebați-o pe ea. Tu ce crezi? El crede că da. Nu știu. Asta crezi tu, Robi? Nu. Ești în mintea lui, în creierul lui? Nu, da, vorbea pentru el. Sebastian, ce crezi? Tu ce crezi? Nu cred nimic, doamna Andreea. Nu știu cum să vă explic. Nu știu dacă Giulia caută ea materiale cu mine sau eu dacă caut cu ea. Clar nu. Adică a venit... Vă face plăcere să stați unul în prezența celuilalt? Plăcere e mult spus. Plăcere la modul că interacționăm, păi, drag, și socializăm ca doi oameni normali. Ce vreți să fac? De ce nu interacționezi și cu Denisa? Poftim? De ce nu interacționezi cu Denisa așa? De ce nu interacționez cu Denisa așa? Vai, dacă mai repeți încă o dată întrebarea pe care ți-o adresez. Nu știu, nu știu de ce, nu simt că sunt pe aceeași lungime de undă cu ea. Adică nu, ce să vorbesc cu ea, că nu știu. Am înțeles, deci simți că rezonez cu Giulia. De rezonat rezonez cu majoritatea fetelor, doamna Andreea. Mai puțin cu Denisa. Fai, mamă. Cu Ștefania.
Cu Ștefania nu știu dacă am avut vreodată vreo discuție încă de când am intrat în casă. Doar așa, salut Big Boss. Mi-a dat azi un sandwich și ăla pe jumate. M-a înjurat când mi l-a dat. Nu e adevărat. Glumesc, Ștefania. Cu Rebecca? Cu Rebecca? Nu mai am treabă. Am avut așa niște conflicte pe la început, dar nu știu, doamna Andreea, mă înțeleg cu toate, mă înțeleg. Ce vreți să vă zic mai mult? Dar cu, nu cu Denisa. De ce nu cu Denisa? Păi tu ai zis. În momentul de față, țin să cred că nu mă mai pot înțelege cu ea, pentru că a avut o cameră roșie cu Bogdan și a specificat acolo niște treburi care m-au cam deranjat. Că s-a luat de Bogdan, cum ești? Nu, s-a luat de Bogdan în același timp și separat de toată treaba asta, a dat și puțin în Roberta. Și eu pe Roberta nu o văd să vorbească și să spună niște întrebări unui om neadevărate. Adică, Roberta, ca să înțelegi, Denisa i-a spus lui Bogdan în camera roșie că nu este nevoie să se bage Roberta și cumva a dat-o că ceea ce ai spus tu astăzi despre Bogdan, ea și Bogdan, nu este adevărat. Adică ați avut o discuție la hotel jos. Eu am spus că nu este nevoie. Tu ai înțeles de la Denisa ca și cum că îți place de Bogdan. Ei, tu ai spus treaba asta astăzi pe conexiune și el a spus altceva. El a spus că a crezut că eu am spus. Acum de ce nu mă lași să vorbesc? Păi are dreptate Denisa. Păi asta este adevărul. Și el i-a zis altceva. Nu, după aia am înțeles că a zis Roberta și am spus, păi nu era nevoie pentru că și eu am gură să vin să spun. Tu trebuie să asculți ce zic și eu. Și m-a pus într-o postură foarte urâtă pe mine, Sebastian. Este adevărat întrebarea pe care i-a pus-o Roberta lui Bogdan? Care întrebare? O întrebare, că a zis... Că așteaptă să fac pași în continuare spre Denisa. Dar n-a zis Roberta? Place... Dar nu a spus chestia asta. Că-ți place de Bogdan? Nu a spus asta. N-a spus nu asta. A spus că la hotel... Roberta, nu i-ai spus treaba asta lui Bogdan astăzi am pe conexiune? Am spus că la hotel eram eu, Julie și ea și noi am zis că ea s-ar potrivi cu Bogdan și ea a început să zâmbească, să râdă. Adică ți-a dat de înțeles că da, îi place de Bogdan, nu? Care un drag de el, că e normal, am, nu pare. Dar treaba asta este adevărată. Denisa a venit în camera roșie cu Bogdan și a zis că nu este adevărat ceea ce spune. Nu este adevărat, Sebastian, să-ți povestească Bogdan versiunea mai bine. Nu e în regulă, Bogdan, ceea ce faci. Păi ce am făcut eu? Că eu am avut conexiune. Hai, Denisa, am avut conexiune. Ok. Și în afară, ce s-a zis în conexiunea aia? Ce am greșit eu și ce am spus eu? Spune-mi și mie, te rog frumos. Acum spune-mi. Să știu. Liniștește-te puțin. Păi nu, că mă băieții au văzut. Mă pune într-o prostură. Fii atentă că eu urmează să dau o pedeapsă pentru o ridicare de ton. Să nu dau două. Potelește-te puțin, te rog, și ascultă-i până la capăt ca să înțelegi. Nu Bogdan a coborât din camera roșie și a zis, băieți, hai să vă zic ceva. Nu. Și fetele și băieții, atât fetele cât și băieții, au urmărit camera voastră, o parte din camera voastră. O parte, doamna Andreea. Exact bucata asta. Păi, o parte, dar bucata am mai vorbit, asta. Am vorbit 5 minute. Eu știu, sunt conștientă, am văzut și eu, dar așa a înțeles Sebastian. Bine, îmi place de Bogdan. Nu, a înțeles că ai dat în Roberta. Ea nu a vrut să dea Roberta, a vrut Denisa, tu nu înțelegi ceea ce am încercat eu să-ți explic acum. Am zis că ai dat-o urât față de... Cum ai ajuns să rămân la camera asta? Am zis că ai dat-o puțin urât față de Roberta. Sebastian, ai vrut să scapi tu de subiect? Da. Și te-ai mutat subiectul în altă parte? Nu, doamna Andreea, sunați-mă și spuneți-mi că vrem să vorbim despre altceva mai frumos. Poți să te întrebi ceva? Am primit un trandafir negru în camera roșie. Nu ai primit, l-ai cerut. L-am Sebastian. Cerut, da. Vezi că te întreabă Roberta ceva. Ce e Roberta? Deci tu vrei să spui acum că nu ai vrea să vorbești cu Denisa pentru că a făcut treaba asta? Gen că nu-ți convine, că a dat în mine? Și nu am dat. Nu am zis că nu pot să mai vorbesc cu ea din cauza că a dat puțin în tine. Am zis că nu prea suntem pe aceeași lungime de undă și sincer bun. Am avut acum, o singură dată o discuție cu ea. Ceva. Ce? Dar, Giulia, că m-aș jigni de față cu tine... Giulia, ia spune, te rog frumos, de câte ori ți-am zis la masă să te oprești și să nu mai vorbești așa? Mi-a zis. Se vede mai departe dacă o să mai rezonezi cu ea. Să nu mai vorbești cu mine. Păi nu, dar asta te-ai înțeles să-mi spui că ea a dat în mine, dar Giulia m-a jignit de față cu tine. Și m-a jignit foarte urât. Probabil foarte el urât. S-a gândit că Denisa ți este prietenă și fix prietena ta...
pare în ochii lui că, nu știu, cumva... Roberta, nu... ți-am zis și camera roșie că nu știu dacă a fost cazul să spui tocmai ce ai spus când am fost în Casa Fetelor, că am venit acolo să-mi caut material cu Giulia. Giulia de aia s-a aprins. Giulia de aia s-a aprins, pentru că tu ai dat curs. Da, da, a fost între noi doi, că tu mi-ai spus mie că eu cu Alexandra jucăm teatru sau ceva. Asta mi-am asumat și ți-am... Ce? Și eu ți-am întors o ție, că și tu ai venit aici pentru materiale cu Giulia. Ok, dar stai așa puțin, că eu am venit... Eu ceea ce ți-am zis ție am băgat de la mine, ca să văd ce spui. Păi eu mi-am dat seama după treaba asta, dar oricum a fost urât. N-aveai de ce să spui. Ce a fost urât? Ce am spus? Că o montezi bine pe Alexandra? Da, a fost urât. Ce vezi tu urât în lucrul ăsta, că nu te înțeleg? Păi... Foarte urât, nu urât. Eu... Ai vreo frică tu cumva? Eu? Da, tu. Că? Ce frică să am? Ce frică? Nu știu. Că ar putea să, că ai putea să faci un cuplu cu o altă fată aici în casă? Din partea mea foarte mult la momentul actual. Dar cu cine? Cu Giulia, cu Virginia, cu Alexandra? Eu am zis, doamna Andreea, i-am zis Robertei când am ajuns în casă, am zis că, Roberta, de ce ai zis Alexandrei că dacă vine Sebastian aici în casă să nu-l bagi în seamă? Treaba asta eu am băgat-o de la mine ca să scot niște reacții de la ele și amândouă au sărit, o, stai, domnule, că nu păi vezi, ai vrut să vezi reacții și uite că ai avut. Oricum, în momentul în care am venit și m-am pus acolo unde e Virginia și discutam cu Alexandra, la mine nu te uitai, dar te uitai așa, bă, te cunosc prea mult, Roberta, și știu tot ce-ți convine și ce nu-ți convine. Și treaba cu materialul, cu Giulia, la fel. Ești deranjată, foarte deranjată să mă vezi în prezent altei femei pe aici. Dacă nu ești asumată să recunoști treaba asta, noi doi aici în casă nu mai vorbim nici măcar ca prieteni niciodată vreau în viața vreau asta. Vreau să mă ascult și am de zis acum. Recunoști că le-am sau nu? Aștept să spun ce nu, mai întâi îmi răspunzi la ceea ce te-am întrebat eu. Acum și după păi vorbesc. Păi îți răspund, dar ești deranjată dacă mă vezi în prezența altor femei? Dacă te văd în prezența unei femei cu care eu nu mă înțeleg, dar mă deranjează. A, deci e bine, prietenele ei, poți să te înțelegi tu foarte bine cu ele. Cu toate că... Dar dacă eu te-aș vedea acum împreună cu o altă fată, nu aș putea să accept. Îți dai seama că n-aș putea să te văd cu o altă fată momentan. Nu mi-ar fi ușor. Dar să-l vezi cu una cu care nu te înțelegi împreună. Poftim? N-am înțeles, Robert. Să-l vezi împreună cu una cu care nu te înțelegi. Tot n-am înțeles ce a zis. Să mă vezi împreună, împreună cu una din fete care nu te înțelegi. Vai, aruncă loc. Nu poți mai bine. E teroarea mea. Împreună? E teroare. Să nu mai dăm materiale în gală? Că a făcut la materiale în două zile. Păi? Bă, Adele. Dați-le. Cine e Sebastian? Alo? Sebastian, da. Ești pe speaker. Lasă că poate să fac și eu. Măcar nu. Cu cine? Cine? Se găsește. Oh. Poate mâine mă cer și eu în casa băieților și găsesc cu cine să fac cu materiale. Ai unde verde. La cine? Ai undă verde, fata mea. Oleu. Păi, tu ai zis. La balon? Cu cine? Ce, vin doar să vorbesc. Da, la balon. Auzi, la Robert, ce prost e. Tocmai, Robert, te auzi. La balon. La balon. Eu nu știu, Roberta, ce este în capul tău. Nimic. Când eu conștientizez destul de clar că dacă tu ai veni aici și ai face treburi de genul, eu știu să mă împac cu gândul că le faci intenționat și eu nu pot reacționa cum ai reacționat tu. Dar și eu știu că tu le faci intenționat. Păi n-am făcut nimic intenționat. N-am făcut nimic intenționat. Am venit în Casa Fetelor că așa m-am cerut. Nu m-am cerut la cineva anume. Am venit și m-am pus la masă. Sebastian, dar tu ai auzit că ar practic îți recunosc că o să se răzbune pe tine venind să facă chestii cu Albert în fața ta. Oftim? N-are nicio treabă. De ce punctezi tu așa ceva? De ce vrei să-i subliniezi și să-l influențezi pe Sebastian? Oprește-te! Îmi pare rău, Sebastian, uite ce zici. Păi tocmai am zis mai devreme că dacă ea ar veni să facă așa ceva aici, eu sunt mult prea conștient ca să mă deranjeze treburile astea, pentru că știu că o face intenționat. Eu zic să facă bilețele și să extragă. Ce să mai la bine! Cine, la cine. Cred că așa o să fac, doamna Andreea. O să fac un bilețel și care îmi pică mă duc să fac material cu el. Păi trebuie să vrea și... Serios? Asta e ideea. Problema e că tu, cu cine să facă.
Problema este că tu vrei să faci materialul, dar băieții nu știu dacă vor să facă acel material fără nicio răutate, fără nicio răutate. N-ai cu cine. Eu zic mai bine să nu încerci, că s-ar putea băiatul la care te duci să nu vrea și să încerci degeaba. Hai. Pentru că tu ești ciudat. Deci voi trei sunteți toți băieții. Iertați-ne. Cu Bogdan n-ar fi materiale, Patrick, aleluia. Putem să luăm pe fiecare în parte și fiecare cred că are. Și dacă mă duc la Robert și vorbesc cu Robert, nu pot să fac în material cu Robert? În principiu. Materialul trebuie să deranjeze. Și dacă ar fi un băiat interesat, nu cred că i-ar da curs din moment ce Robert a recunoscut că vine aici decât să facă materiale. S-ar folosi. Eu nu cred că Robert ți-ar permite. Nu, păi stai, nu modul ăla, că n-am spus. Păi asta vreau să zic. Stai, nu mă las să termin. Am să zic că Robert nu ți-ar permite să faci un material care ar putea să-l deranjeze pe Sebastian. Dar eu nu am spus că mă duc să vorbesc cu vreun băiat să-l deranjeze. Pur și simplu doar să vorbim. Cum și el a zis doar că... Nu? Ai auzit ce am zis mai devreme, Roberta? Nu, Robert. Balou nu faci materiale. Cum? Cum, Robert? Cine e balonul? Balonul, ți-amintești, Robert? Da, între ce vorbim? I-a zis Roberta lui Robi într-o zi balon întors și... E o vorbă mare, ia o vorbă, ei a inventat-o. Cum era, Denisa? Nu mai știu. Nu mai zic, las acum. Doamna Andreea, a venit într-o zi Roberta la noi în casă și nu i-a zis pe numele lui Robi, i-a zis nu știu cum balon întors cu el. Și acum i-am reamintit că vii să faci materiale cu balonul. Da, nu prea e... Ar fi o variantă. Da. 100%. Da. Da. 100% e variantă. Hai, Robi, fă-i la ea, nu la mine. Ia să extragă. Nu prea amuză. Hai, amestecă-le și extrage un bilețel și dă-mi-l mie. Ce să fac. Vreau eu să văd pe cine extras. Liniște! E și Sebastian acolo. Dacă pe Robert, trebuie să stai o zi întreagă ca să faci un material. E și Sebastian acolo. Să găsească ceva și să-mi convină. E și Sebastian în bilețele? Nu, evident. No. L-am pus pe gagea. Balonul. Da. I-ai pus pe toți? Da. Dar nu vreau să tragă nimeni cu ochiul. Nimeni? Din fete, Denisa, retrage-te. Nu mă uit, doamna, nu mă uit. Chiar mă uit. Super. Ce? Mâine. Cum mâine? Păi ce, doar nu vrei asta? Haide, doamna Andreea! Nu există așa ceva. Bine, dau eu. Nu există așa ceva. Nu ne spuneți acum. Nu îi le schimb, uite. Oricum, Antonin, îmi pare rău cu Bastian. Ok. Ce e bine? Că tu nu faci. Îmi pare rău. Tu nu faci. De ce să vă pară rău? Uite așa. Că o să te supăr. Vrei să faci material? Că am să mă supăr? Da. De ce să mă supăr? Uite așa. O să vezi. Doamna Andreea, le arunc eu pe acelea. Te supărași? Nu, le așez așa. Și Rebecca. Te supărași? Nu, de ce? N-am auzit ce ai zis. Zic că oricum tu nu faci. Da. Normal. În altă ordine de idei. Bogdan. Știi că le super pe fete? Poftim? Știi că le super pe fete? Păi, de cu ce le super? Le superi. Ai devenit cum, Virginia? Ei, tu peist. Nu, da, nu mai știu cum am zis. Am zis fiecare câte ceva. Da. Eu am zis cu tupeu, cred. A prins tupeu. Așa a zis aici la masă, că a prins tupeu. Eu am zis că s-a schimbat și că nu mai e cum mi-amintam eu. A zis Ștefania un cuvânt ce ăla era. În puține trebuie să fie. Mă știu. Ieri, acolo la foto. Mai știu. Și cu tine, Bogdan? Absolut nimic. Cum așa? Patrick, pare. Și-a luat un cap. Cine a zis că mi-am luat un cap? Ștefania. Iulia. Nu. Dar toți m-au zis numai pe mine. Păi tu ești cu replicile astea. E, ce? Ți-a luat un cap, e replica mea. Replicile dure. Cum? Ți-a luat un cap, e replica mea. Dar n-am folosit-o eu. Nu, am crezut că a zis Giulia ceva. Nu știu ce este cum e doamna Andreea, nu este nimic. Pur și simplu, așa m-am manifestat eu astăzi. Am înțeles. Denisa te-a deranjat cu ceva astăzi? M-a deranjat că nu a înțeles ce am vrut să-i explic. Și acum a înțeles? Nici acum nu cred că a înțeles ce
ce a vorbit pe la camera roșie. Pe scurt, Denis, ai înțeles ce a vrut să-ți explice. Ah, asta e... Eu nu înțeleg. Nu? Ba da, doamna Andreea, am înțeles, dar el oare a înțeles ce am vrut eu să zic? Ai înțeles, Bogdan? Obraznic. Obraznic. Și ți-am zis după câteva zile. Bătrânețe, să o aduceți. Ca să veniți mai târziu. Nu știu la ce se referă Denis în momentul de față. Bun, hai, zi-mi tu ce ai înțeles și apoi zice și el ce a înțeles, dar pe scurt. Eu am, deci noi am vorbit și stabilisem că vorbim prietenește. Atât. Bun. Și astăzi nu știu ce a înțeles, ca și cum eu aș aștepta pași din partea lui sau ceva. Eu am văzut pur și simplu un comentariu și atât. Nici măcar nu am dat like la comentariile pe care le-am primit la poze, ca și cum mi-ar sta bine cu el. Eu am spus, da, ne înțelegem bine, comunicăm, suntem prieteni, colegi, punct. Nimic mai mult. Nu am spus, aștept pași din partea lui Bogdan, am crezut că poate fi o prietenie, dar dacă nu poate fi, asta este. Păi nu poate fi, că mi-ai întors spatele pe final când ai plecat din camera roșie. Nu am înțeles. Vrei să stai cu fața? Cum vrei să pleci din camera roșie? Păi a plecat așa, nervoasă. Păi, Bogdan, ce ai înțeles? Eu am înțeles că așteaptă pași din partea mea, dar din câte am înțeles nu ar fi spus ea treaba aceasta. Și eram supărat și deranjat că eu i-am explicat că nu poate fi ceva mai mult între noi doi și că nu simt treaba asta. Și nu am vrut oarecum să-i dau de înțeles că interacțiunea dintre noi doi pot duce într-un anumit punct. Eu nu am înțeles niciodată chestia asta, nu m-am zis niciodată chestia asta și i-am și spus în grădină că și el mi-a zis mie și eu lui, el așteaptă fată nouă, eu băiat nou și că doar comunicăm prietenește și că dacă eu nu o să am cunoaștere sau ceva, că pot pleca fără nicio problemă sau dacă nu o să intre băiat nou. Punct. De unde ai dedus tu că eu aș aștepta pași din partea ta? Da, măi, de pe conexiunea asta am vrut să zic, am înțeles eu greșit și te-am chemat la camera roșie ca să lămurim. Și de la Roberta cumva? Ok. Am crezut că Roberta a zis, dar din câte a zis adineaur că nu a spus ea. Ok. Nu știu de la cine, dar s-a auzit. Ce ți-a spus ție, ne-a spus și nouă ieri la masă, în același timp în care, de fapt, după ce noi am spus că i-ar sta bine cu tine. Deci a fost o neînțelegere. Da. 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 O mică neînțelegere, da. Dar cumva m-a pus și într-o postură nașoară. Ce postură proastă te-am pus, Denis? Hai, gata. Din țânțar armosar. Ce n-ai înțeles? Nu mai am nimic de spus. Păi eu am înțeles, dar nu vezi că se supără aici. Păi ție normal să se supere. Frate, ai pus-o în spune? Da, l-a trezit. Bună dimineața, îl așteptăm și pe Patrick. Doamna Andreea, am picat pe gânduri. De ce? Da, da. Așa, cu toată săptămâna. Se gândește la astre, la astea. Am văzut că le-ai ținut piept fetelor destul de greu, în special Giuliei. De ce? Eu nu te crede nimeni? Da. De ce oare? Nici nu mi se pare că am făcut niște declarații super, super mari ca să fie da, așa, de ce nu se uit? Situația. Dacă vorbesc, eu dacă... Dar poți să te uiți și tu la noi când ei, vorbești? Dacă te uiți, mai somnul numai când îl văd. Haideți, îl fac acum. Hai, ia. Hai, acum. Hai, repet. Patrick, răspuns. Eu consider că n-am făcut niște declarații atât de mari ca să nu mă creadă fetele. Nu știu ce am spus atât de mare încât par de necrezut. Am spus doar că sunt interesat să o cunosc. Atât. Înseamnă că noi nu te mai cunoaștem. Înseamnă Patrick. Că tu ești înseamnă al Patrick. Că eu nu mai sunt expert. Nu-ți mai face cunoaștem. Eu nu mai fac asta. Cred că fetele vor să spună că nu ar crede că Alexandra e genul tău. Canapa de stânga, nu e de acord. Cred că mai ești pe dreapta. Deci voi credeți că Alexandra nu este genul meu? Nu. Patrick. Da. Da. Dar nici nu contează. Ce credeți? Da, asta primești un date cu Alexandra? Poftim? Ai vrea să primești un date cu Alexandra? Crezi că ar accepta Alexandra? De două zile. Doamna Andreea, 100% n-ar accepta Alexandra. Păi eu cred că ar accepta un date. Nu, cred. El poate zice că 100% n-ar accepta ca să o facă să n-accepte. Un date de o zi. 100% 100% nu ar accepta pentru că Alexandra pentru că nici tu n-ar accepta. Foarte empatică cu Gagea. Nu cred că ai merge la un date acum cu mine. Păi ce îți mai zic acum că da? După discursul tău. Despre ce vorbim? Păi da. Cred că pur și simplu este vorba despre Gagea acum, în acest moment. Da, păi după discursul primitor al Patrick. Alexandra, ai putea să zici da? Hai, dar nu vă prind eu pe voi.
Hai că dacă mai trageți un bilețel ceva, poate, poate o schimbați cumva. Vreți să trage... Am un date. Vreți să extrag eu bilețele cine cu cine să meargă la date? Da. Da. Dintr-un bol fetele, fata, dintr-un bol băiatul. Da. Oh, lo, păi cine? Vreți? Da. Ce și ce combinație da, facem, doamna Andreea? Nu vreți! Nu. Vreți? Da. Nu. Da, la domnul să pici. Nu. Mă duc cu toate la date. Oh. În afară de mine. Și de mine. Tocmai cu voi vreau să merg. Vreți sau nu vreți? Nu! No. Hai măcar să ne jucăm să vedem cine ar pica cu cine. Bine, hai, ia-o fain. Joacă din joacă de bine. Stefania s-a apucat de scris. Mai scrie Sebastian. Doamna Andreea, dar noi n-am văzut un date ca să trece la altul. Este doar un exercițiu de imaginație. E un joc, dar mai este un joc cu bilețele. În caz că nu mai vedem, puteți să ne lăsați pustic? Hai, taci o leacă, Antoni. Ce vrei, mă? Da, Antoni, taci puțin, mă, frate. Am mai spart capul astăzi. Ce vrei, mă? Tu ai vorbit toată ziua și tu ce vrei? Că tu ai dormit până acum, te-ai trezit și tu. El e odihnit acum. Hai, la. Nu înțeleg de ce băieții vor să se joace și fetele nu. A, cine se joacă? Mișcăm. Sunul la mentalitate. Poate pică, cine, poate pică cineva la fete cu care și-ar dori, dar nu pot și sunt dezamăgite. Nu, pentru că mi-este frică. Nu mai erau scrie, Ștefanie. Da. Iartă-mă! Da, scrii să... Așa, nu, dar dacă o să pice, nu știu, habar, nu vreau să mai stric nimic. Și așa sunt. Antoni cu Ștefania? Da, în sperietură. Doamne ferește, și ce s-ar... De ce, Doamne ferește, v-ați opune sorții? Da. Dar după aia ce se întâmplă aici? Doamna, alo, doamna Andreea. Da. Robi, domnul liderul casei mă cam deranjează. Dinița. Am observat. Îl pedepsesc și pe el. Trimiteți-mă la un date. Robi, va trebui să te descurci singur, să inviți tu o fată la date dacă vrei, pentru că deocamdată nu-mi place cum se întâmplă lucrurile aici în casă și cine știe ce bilețele extragem și cine știe cine cu cine merge. Și mă duc cu Alexandra la mare. Mai bine să nu ne jucăm. Andreea, ați auzit? Alexandra acum. El deja... Mă duc cu Alexandra la mare. El deja și-a făcut un film. Nu știu dacă ați auzit, doamna Andreea. Am un lucru important de anunțat. Nu știu dacă știți de discuția fetelor de mai devreme de aici din casă. Nu. Era aici. Julia și Roberta au avut un schimb de replici. Amândouă au insinuat lucruri, amândouă și-au spus lucruri. Julia a fost cea care a jignit prima, Julia este cea care s-a ridicat într-un mod agresiv, cumva înțelegem, spre Roberta. Deci Julia... Și Julia este cea dintre cele două care nu a băgat în seamă cartonul de pe televizor cu atenție la ton. Nu ai băgat în seamă nimic, niciun sunet, niciun mesaj, nimic. Drept urmare, mă văd nevoită să te pedepsesc, Julia. O lună de zile nu ai voie la imunitate. Te pot vota băieții dacă vor, ca lider, dar imunitatea nu o vei avea. O lună de zile. Bine. Exact cum a avut și Robi. Îmi pare rău. Roberta, ai primit un avertisment fără instigare. Sper să fiți martori și să înțelegeți ceva din asta și să nu se mai întâmple. E urât să se întâmple aici, în casa fetelor. Bine, e urât să se întâmple și în casa băieților. Da. Nu se întâmple deloc. Vă rog. Îmi pare rău că încheiem așa în nota asta tristă, dar potoliți-vă. Dar mâine este o nouă zi, poate o să avem o energie mai bună. O să 100%. Mai... O să fim mai relaxați, o să fim mai ok, mai zâmbitori. Bine? Da. Bine. Tot n-am văzut date-ul și zise Antoni de dimineață. Dar cu siguranță, pe liniște, cu siguranță o să-l vedem de mâine acolo. Și Antoni. Răspoi mâine. Răspoi mâine. Mai bine nu mai zice. Săptămâna viitoare. Cu siguranță. Nu. Mâine, poi mâine, răspoi mâine. După săptămâna viitoare. O să-l vedem. Seară liniștită. Ne vedem mâine de la 10 și apoi de la 4 și jumătate. Pa! Ți-ai făcut unghiile? Da. Când? Ce fain. Nu mai contează. Nu. Sau erau și astea făcute, dar nu le-am observat. Păi tu nu le observi, las că le observ alții. Cine, Patrick?
Tu strici situația. Nu eu. Dar cu ce am stricat situația? Tot tu ești de vină, Gagea. Hei, baby, ce faci? Mă bagi în seamă și pe... Dar ce te enervezi? Alo, centrala? Taci! Ce faci? Stai bun, ce tai? Dar vin să stau cu tine, să-mi fac și o ziua mai bună. Bine, lasă-mă! Vezi cum mă enervezi, te oprești? Gata, gata. Am prea multă energie, scuze. Păi, dar lasă-mă! Poate mă enervezi! Mă, Gagea, tu dai mai cum cu buta mă! Ce am spus? Dar nu mai fac glume, mai Gagea, fii mai serios! Dar ce-a zis? Se ceartă Virginia în partea cealaltă. Cu cine? O auziți până, nu știu. Mă enervezi! Toate se întâmplă din cauza ta! 15! Ok, dragă, dacă așa mi-am venit, așa am simțit. Toate se întâmplă din cauza ta. Te rog frumos, nu mai fă glume! Mă, Gagea, tu chiar nu înțelegi cu glumele, nu să mai suport! Bine, frate, gata. Plec? O să plec? Dar nu înțeleg, frate, am venit aici cu... Păi, dar dacă eu zic să încetezi odată cu glume, tu continui! Mamă, vă pun arbitru. Și eu de, mă rog de tine să te ridici de 1000 de ori, să te iau în brațe, tu continui? Pentru că deja m-ai enervat! Păi și tu m-ai enervat, na.